astăzi este o zi specială, deoarece astăzi mi-am achiziționat o chestie super, super mișto. Vreau să vă duc acolo să vedeți și ce puteam să fac eu astăzi decât să mă costumez din nou, mama strictă, să-l trolez pe Darcel și fiți atenți când ajungem acolo, vreau să-l trolez și mai rău, vreau să-i fac când mai multe troluri. Este 8 dimineața, ceasul, am întârziat o oră puțin, că știți că de obicei ne trezeam și noi pe la 7 și astea, dar da, astăzi o să fie ceva super spertare, o să-l trolez foarte rău pe Darcel, nu v-ați imaginat așa ceva niciodată, nici nu mi-am, bine, eu de fapt mi-am imaginat că de-aia o să-l trolez așa cum am eu așa în mintea mea, practic, dar nu vă mai zic prea multe, mă costumez acum mama strictă și o să vedeți cum o să fie, o să fie super tare, abia aștept și eu sincer cum o să iasă totul, pentru că am așa în plan niște chestii super, super tare pe care vreau să le fac astăzi cu Darcel. Mă costumez mama lui și revenim, ne ducem direct acolo să vedem prima oară să-l luăm pe Darcel, că nu știu ce face, poate nu vrea să vină, poate oricum îl convinge că până la urmă suntem ca mama strictă, ci drept de-aia ne îmbrăcăm ca mama strictă, ca să aibă frică de ea și să vină după ea. Hai să nu mai stăm la vorbă, să începem, ne costumăm și mergem direct la Darcel să vedem cum o să decurgă ziua aceasta. Bun, gata, suntem costumați, ne-am pus și voce foarte frumos. Hai să mergem la Darcel să vedem ce face. Na 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 na, Darcel. Alo, ce crezi că faci tu așa? Bă, dai și drumul la asta, mă, Darcel. Ce faci, mă, omule, Darcel? Doamne, Darcel, oprește, oprește asta. Așa, gata, Darcel. Mă cheamă Darcel. Darcel, gata. Darcel, îl chem pe tec, Darcel, nu mă faci să-l chem pe tec. Ce mă faci așa de la prima oră, Darcel, de la 8 dimineața, tu începi să cânti pe aici, ce te apucă? Păi fii antenă, mami, eu cum crezi mare, vreau să fiu cântător. Vrei să fii cântărez, Darcel, nu cântător, doamne, Darcel, când te faci cântăre. Mă cheamă Darcel. Gata, Darcel, fii atent, Darcel, astăzi, Darcel, stai, ho, Darcel, fii atent că am descoperit ceva ce are prietenul tău, Rafael, Darcel, am descoperit o chestie interesantă, un loc secret unde Rafael își petrece timpul. Vrei să-ți arăt? Vrei să mergi cu mine ca să-ți arăt? Da, mama mea, ia arată ce are Rafael! Bă, ce vorbești, mă, doamne, Darcel, mă enervez, mă, am înțeles că încep să cânt, și ți-ai pus la gură de să te auzi așa. Vorbește, omule, normal, fii normal, hai, vină după mine, Darcel, că trebuie. Hai! Și mă cheamă Darcel, sincer, mai știu mecherel. Ok, doamne, ce mă enervează ăsta, deja iar începe. Adică practic e o obișnuință, nu înțeleg de ce mă mai deranjează pe mine, că practic sunt obișnuit cu chestia asta. Darcel! Darcel, unde te-ai dus, mamă, Darcel? Unde te-ai dus? Hai să mâncăm, dacă tot ai aici. Darcel, ești la masă, Darcel? Ok, lasă că mă pune aici să mănânc, chiar și niște burgeri. Așa mănânc foarte frumos în partea asta. Să vedem cum e. Darcel, ia mă, vină și mănâncă, știi tu, Darcel, că trebuie să mergem acum. Vrei sau nu vrei să mergem? Că dacă nu mă duc singură. Hai să mergem, hai, te luți să te mari. Hai să mergem să ne jucăm, ho-ho. Da, bă, deci n-ai mă ce să mai zici copilul ăsta, chiar mami, hai, Darcel, până, hai, gata, Darcel, hai, da, unde te duci, mă, pe aici, aolo, pă, dar, tu unde, ok, nu mai zic nimic, Darcel, dar lasă pe mine să conduc, omule, dacă tot așa, că eu știu unde e, bine, hai, dar nu că trebuie să mergem cu elicopterul, Darcel, acolo, nu e așa, hai, lasă asta, Darcel, vină repede, hai să luăm elicopterul din față de acolo, că știu că ai venit tu cu elicopterul, l-ai lăsat pe acolo, prin față, bă, dar pe unde mă pui, Darcel, de ce mai pus să ieși pe aici, puteam să ieșim până la noi pe acolo, doamne, Darcel, gata, nu te mai suport, hai. Bine, mă, gata, Darcel, gata, termină, mă, copile, termină, gata, aolo, băi, ai probleme, mă, copile, pe hai, urcă, Darcel, urcă, repede, hai, urcă, Darcel. Mami, dar noi unde suntem, mami, uite, și suntem aici pe o insulă, uite, aici, în Grecia, uite, bun venit, Rafael, grâmă, pe insula ta, dar cum adică, mami, ce înseamnă? Cum adică, Darcel, ce înseamnă? Ți-am zis că mergem la o insulă la Rafael, și am găsit ceva și și-a făcut Rafael și asta am găsit, toate, mă, ce sta? Ok, Darcel, și fii atent, asta este insula, bă, tu vezi că Rafael, da, ți-a spus Rafael, da, așa ceva, mă, ce scrie acolo, Darcel, alo, mamă, Darcel, ce, bun venit la insula lui, bun venit, bă, Darcel, tu chiar trebuie să mergi la școală, mă, du-te, mă, aici. Că ești prea fraier, bă, Darcel, adică pe bune, mă, mă, și nimic, adică, ia, Darcel, ia stai puțin, ia, uite-te încolo, așa, uite-te, așa, stai, uite-te, și fii atent, numără până la 3, ok, numără până la 3, 1, 2, 3, și... Mami, unde ești, mami? Mami! Mami, te-am pierdut! Așa, fie de la acum că mama mi-a plecat. Stai. Ok, full box, Andrei, full box. Bun, hai că am ajuns și eu la insula mea. Bun venit la insula lui. Mă, ce se întâmplă, mă, aici? Mă, cine a fost, mă, la... Bă, ce-i ăsta? Alo? Bă, cine ești? Mă, că... Rafael, ce faci, mă, Rafael? Ce faci? Bă, ce cauți? Bă, cum a...
dar să, bă, visez? Mă, ce să, bă, eu visez aici? Mă, ce să, bă, cum ai ieșit? Dar să le poți să-mi spui și mie cum ai ajuns aici? Bă, Rafael, dar fii atent! Da, mami, unde e, mami? Mami, unde ești, mami? Bă, dar să le, eu vorbesc cu tine, vino aici. Mă, ce faci? Cum ai ajuns la mine pe insulă, întrebarea mea? Cum ai ajuns? De unde ai descoperit tu insula asta, dar să le, că nu te înțeleg. Nu știu, bă, Rafael, dar mi-e frică, bă, mami, unde ești, mami? Bă, rămâi, mă, aici stau și în calul meu, bă, ce se fac, mă, bă, vorbește, mă, omule, mami, că, dar, ok, bă, da, ce să-i fac, adică, pe bune, uitați, mă, dar să le, poți să vorbești și cu mine puțin, dar, bă, dar să le, bagă-mă în seamă, ce cauți aici la mine pe insulă, cum ai ajuns, de ce tot o strici pe maică ta, că nu te înțeleg? Fii antenă, bă, Rafael, mama mea a aflat că ta ai insulă pe Skyblock, uite, picea și, da, fac insulă ta, cum ai fi insula mea, așa că, bă, n-am înțeles absolut nimic din ce ai vorbit, dar să le, poți să vorbești și tu ca lumea, că nu te înțeleg, mă, copilă, bă, tu ai ceva în capul, ai ceva în creierul ăla, dar să le demonstrezi și nouă ceva, sau ești cu capul, că nu te înțeleg. Ia să văd. Nu, ok, dar să le, băi, chiar normal că n-ai nimic. Ai bine, doar să le, da, bă, cum ai ajuns aici, e întrebarea mea. Și vorbești clar ca lumea, dar să te auzi, eu nu mai vorbi așa în continuu, la, că n-au, nu înțeleg nimic din ce vorbești. Păi fii atent, bă, Rafael, mie, mama mea, arată că tu ai ajuns aici, fii atent, eu cu mama mea. Ce, mă, vorbește mai încet, dar să le mai încet, tu, unii, nu mai se pare așa că nu înțeleg, tu cu mama ta, ce? Păi fii atent, bă, Rafael, mama mea a descoperit că tu ai ajuns pe. A descoperit că ce, mă, dar să le poți să zici, dar nu o să înțelegi cum zici insulă, nu știi să vorbești, dar să le, Doamne, iartă-mă, cu burgerie de la burgerie, ce să mai știi tu să vorbești, că vorbești numai în limba, a, acum mănânci de ăștia, că aici n-ai burger, ce bine, dar să le, wow, hai mă, vorbește-mă, deci a descoperit tu insula asta cu mama ta, de unde știi mai cât de insula asta, e întrebarea mea. Ia, ce scrie acolo, dar să le, bă, ce acolo? Tu, bă, dar să le, trebuie să descifrezi, mă, trebuie să descifrezi, cum să, sau, a, bă, nu, a, trebuie să scrii, bă, dar să le, dar nu, că trebuie să scrii cu litere mari, mă, nu cu astea, mamă, dar să le, ai cash black, bă, cu litere mari, dar să le, gata, ia uite, am primit $500 în contul meu, dar să le, acum, eu sunt ca lumea, cu coin-uri, cu d-astea, dar să le, tu n-ai nimic, că ești fraier, dacă nu știi, dar să le, să scrii cu litere mari, tu nu vezi? Da, bă, dar fii între mie, nu meriți, fii bă, Rafael, vreau ca tu să vezi pe insula mea, că acum este insula mea. Nu e insula ta, dar nu mai țipa așa, dar să le, când țip, încep să țip și după te aud foarte urât, dar să le, prima oară te aud urât, după te aud bine, cine dai, bă, doamne, să ce-ai făcut, mă? A, mă, dar să le, deși, atent, ai venit pe insula mea, ok, ai schimbat și să, de ce ai scris, că era frumos, să vedea frumos scris cu culori, cu de-astea, la, acum l-ai șters tu, a, mă, că deja mă enervez, dar să le, ia, mă, și ce știi tu așa, dar să le, da, ai descoperit insula mea de Skyblock, de aici, de pe server, de pe mk.crowned.ro, dar să le, ce părere ai tu, ce știi tu așa de Skyblock, dacă tot ai venit aici? Aolo, dar să le, ce te auzi așa, doamne, bă, uitați-vă puțin, dar să le-și bate, ce, bă, bune, doamne, iartă-mă, mă, dar să, dar, a, uite, te mai fost dat afară, dacă e fraier, dar să le, doamne, bă, n-am cu cine să mă joc, mă, n-am cu cine să mă joc, bă, bune, uitați-vă cum s-au deși, dar să le, suntem aici, am intrat și noi pe un server super tare, unde o să ne jucăm noi aici, să facem Skyblock și astea, și dar să le-și bate joc, frate, pula urmă, nu înțeleg care e faza cu el, dar mă enervează. Hai, mă, dar să le, gata, nu mai sări de aici, de pe insulă, că ai văzut că te scoate afară, dar să le, hai, fii atent, ce faci tu așa pe insulă de Skyblock pentru prima oară? Dar să le, întrebarea mea. Iau lavă și iau gheață. Stai, iau gheață. Și fii-am pierdut, fii-am pierdut. Așa, și, bă, dar să le, bă, sigur știi să faci cobblestone generatorul ăsta, dar să le, generator, bă, oh, dar să le, să sperăm că tot știi. Ia să vedem, Doamne ajută să știi. Ia, oh, știi, mă, dar să le, mamă, bravo, mă, dar să le, știi. Ia să vedem, ne punem în partea asta frumos și fii atent că aici te, ar trebui să te pui. Stai puțin, mă, dar să le, da. Ce să dureze, dar să le, ia, uite, e frumos, te pui în partea aia, dar aici trebuie să punem și noi cu niște slaburi, cu niște dar să le, să stăm parcă cu slab. Bă, dar asta mi, bă, pleacă, mă, dar, nu pot să dau în tine, ce păcat, dar să le, că nu pot să dau în tine, așa, ok, deci stăm aici la generator, ne facem aici, bă, da, nu le dă și nouă altceva, dar să le, poți să mă, așa, bravo, bravo, dacă ești prost, bravo, bravo, dar să le, wow, să vedem. Da, wow. Ok, dar să le, da, și ți-ai pierdut toate astea acum, bravo, mă, că ești prost, dar să le, bravo, wow, cât de amuzant ești tu, ai, mă, și iată, mamă, avem pe aici și ăsta, dar n-avem sand, cum putem să facem noi sand, dar să le, din sticlă, parcă se face, sau, nu, sticla să facem din sand, bă, dar de unde luăm sand, dar să le, dacă avem cactus aici, cred că trebuie să mergem pe shop astea, nu, ia să vedem aici, de fapt avem aici, să abțin, avem meniuri aici, panel, insule, recompense, shop, quest-uri, job-uri, ce fermi? Nu, uite, $40. Cumpără o uniță magică, de aici poți cumpăra o uniță magică și poți face bani, chei și XP-uri mai multe. Mamă, dar să le, fii atent că am dat ok de vote key-uri, dar să le, ia să mă duc puțin la warp crates în partea asta, mi se pare că trebuie să mă duc, ia mă, să dau și eu aici, cam două keys din acestea, să vedem ce putem să, opa, am primit două shulker box-uri, a, pe doar două shulker box-uri, a, credeam că mai primești altceva, probabil că primești, dar n-am avut eu norocul ăsta, asta, ei, intrați și voi aici pe server, nu spuneți dacă aveți noroc să vă pice ceva șmecher, intrăm acum, dar să le, dar să le, cum ajung, de fapt, TP Rafael, dar să le, 2012, am ajuns la șelecer. Rafael, scrie slash is.
ce, da, a, Isus, da, dar înțeleg, dar ce, mă, ce să-i făcu, mă, dar înțeleg, ți-ai bătut joc de ăsta, doamne, dar înțeleg, te auzi ca din pungă, dar înțeleg, stai cu punga la gură, ce faci tu, dar înțeleg? Nu, bă, Rafale, așa-i conexiunea, Aolo, dar însele, doamne, hai că nu, deja, mă, deja mă enervez. Ia, mă, că iau și eu aici, fac aici lejer în partea asta, să ne ocupăm și noi de ferma asta, extindem și noi ferma, ne luăm aici mai multe chestii ca să putem să facem și noi frumos, dar însele, eu zic să faci, fă și tu un furnal, că tu cred că ai cobblestone și din asta, dar însele, ar fi o idee să putem să facem și noi un furnal, să ne întreținem pe aici. Eu ar trebui să mai umplu și eu insula asta, să fac puțin mai mare, dar însele, bă, dar chiar vreau să facem aici o insulă mare, dar însele, nu știu. Ce mă întreb pe mine unde e maică ta, dar înțeleg, am venit, dar să... Am mâncat-o câinii! Dar să lăsai puțin, dar tu cum ai ajuns aici? Câte ori am înțeles cum ai ajuns aici? Pe fiertul după Rafale pe mine, mama mea m-a adus aici! Cum te-a adus, mă, maică ta? De unde știe maică ta de locul meu? Nu știu! Ah, ok, dar înțeleg, am înțeles, ia mă și mă duc în partea asta, ia stai să-mi pun și eu armura asta, că dacă stai să mă gândesc să am și eu protecție aici, că poate mă lupt și eu cu ceva, cu măștri pe aici, pe seară sau chestii de genul, dar înțeleg, și nu o să am protecție, ia, punem pe aici, bă, dar înțeleg, doamne, iar tu mă, ce faci, mă, aici, strici tot locul ăsta, mă, dar, bă, dar chiar nu te des... dar să-l trebuie să punem. Ok, gata, hai că l-am pus eu. Dar nu ne mai pică și altceva că e picase cobblestone mai devreme parcă, nu? Adică de la cum se numește căul. Bă, Rafeta, fii atent. Mie îmi place locul ăsta așa, mie, bă, mi-mi place așa de mult încât eu m-am supărat pe tine că tu nu mergi Bă, ești prost rău, dar să le nu înțeleg absolut nimic din ce vorbești. Ce spui acolo? Ce limba aia, dar să le vrei să vorbesc eu pe limba ta? De unde te aștepți tu ca eu să cunosc limba care rusească? Dar să le, că nu te înțeleg. Ok, dar să le avem aici un dosar, dar nu știu de unde ai făcut ăsta. Păi stai puțin. Bă, dar să le, dar nu prea. De fapt, hai, ok, hai, ok. Ia că iau și eu astea de aici, să facem și noi aici cu pacul ăsta mai mare, dar să le poate ne pică și nouă chestii mai interesante. Vreau și să punem așa în partea asta ca să-l acoperim cum ar veni. Ia stai că e bucata asta de aici din partea asta și punem aici să fie acoperit să nu cadă astea în lavă, practic. Și vreau să fac, dar să le, aș vrea să fac cât mai frumos aici, dar trebuie să ne pice sapling-uri, nu? Da. Ok, dar să le. Da, ok. Deci eu mă ocup, fii atent. Iau ăsta. Ia fii atent, dar să le iau astea, ok, deci vreau acolo. Bă, dar să le, ce faci, mă? Fă acolo, nu mai vorbi cu oamenii, că trebuie să faci tu astea pe aici, frumos, dar să le. Acolo se ocupă alți oameni de treaba altora cum ar fi. Adică dacă mai intră cineva de aici care se uită la videoclip, poate să intre aici, să joacă și cu noi, să joacă și cu oamenii și să fie mai frumos. Da, a plecat, dar să le, am înțeles. Sau rămas aici singur. Bă, da, uitați, bine că nu și-a dat, adică nu știu, de fapt n-am ce să mai comentez. Da, e cam fraier, bă, dar să nu știu ce a făcut, mă, de tot să aude așa. Habar n-am care e faza cu el. Da, e cam nesimțit, sincer. Ia să mă uit eu pe aici. Ce mai avem? Trebuie să stau să mă gândesc. Nu cred că mai e nicio bucată de lemn pe aici. Poți să, dar trebuie să se tea ăsta jos. Trebuie să luăm astea, să luăm, bă, dar să le, să scrie GRASUS, nu GRES. Doamne, dar nu să le. Bă, da, deștept ești, mă, omule. Bun, vedem că mi-a pic. Cât ai zis că mă plătești? Mă, ce fă? Mama vorbește, dar nu se la afaceri pe acolo. Doamne, ok. Deci mi-aș aici niște sticuri niște din acest 50 de ca. Mamă, că-s banii de lu, dar să-l, mamă, face afaceri, dar să-l, să știe, mă, cu afacerile, dar să-l. Poate face și voi afaceri aici, dacă intrăm, faceți afaceri cu dar să-l, să-l păcălezi, păi voi, pe dar să-l, că a zis dar să-l, că mai vrea să mai intre aici, păi insula. Ba, da, ba, da. Nu, de fapt n-am zis nimic, dar să nu mai auzi, nu mai auzi. Bă, cum aude, mă, ăsta că e plecat, ok? Deci, cred că ne-a picat un sampling, hai că e bine că ne pică și sampling-uri ca să putem să maxăm ăsta, să-l facem cât mai mare. Vreau să facem insula asta super mare și nu știu în timp cum am putea noi să ne extindim insula aceasta, pentru că vedeți că e cam mică, de fapt, oare dar trebuie să pot, dar cred că trebuie să fac XP și chestii de genul, dar în timp o să reușim să facem, o să fie foarte, foarte bine și aș vrea să fac un episod în care voi, dacă vă jucați aici pe server, dacă intrați, să intrați pe server să vă jucați, ok, deci dar să le vedem că vrea să-și facă prieten, da, puteți să vă faceți și voi prieteni aici, vedeți cum își face și dar să le puteți și voi să vă faceți și este bine, dacă intrați voi aici pe server, aș vrea să fac un episod în care o să reacționez la insulele voastre și o zic că ar fi super, super tare dacă puteți să uitați-vă la dar să-ți fericite, tocmai și-a făcut un prieten dar să la aici, ok, pot să vă reacționez practic la insulele voastre, să vă dau note, vă dă și dar să la acolo și chiar aș fi curios ce creativitate aveți voi dacă vă descurcați aici la Skyblock și la chestii de genul, eu zic că ar fi super tare. Acum hai să ne mai luăm și noi niște chestii pe aici, punem sapling-ul ăsta, hai să-l punem pe undeva pe aici, cred că o să-l pun și poți stai că-l punem tot în partea asta, hai că am sărit și eu direct pe asta, hai că e bine, lasă să vedem în partea asta așa, bun, punem florecica asta pe aici și acum trebuie să facem, dar cum facem și noi roz de gres, e întrebarea mea, cred că trebuie să cumpărăm gres sau ceva de genul, că pe aici nu putem să facem, dar cred că o să facem din cobblestone, știi ceva, cred că o să facem din cobblestone, trebuie să stăm aici să farmăm, să facem cobblestone ca lumea și cam asta e, dar nu știu, nu înțeleg de ce parcă pică greu, azi, cred că pică cam greu. Ok, am avansat în misiunea săptămâna unui miner. Ok, interesant, pe și oare dacă avansez așa în mult timp cum ar veni, să avansez așa cât mai mult în astea, oare o să pice de astea mai șmechere, că văd că a picat
acolo singura dată în realitate, văd că pică numai Cobblestone sau nu știu care a fost faza cu ăsta. Dar nu știu. Vreau să scriu acolo în comentarii că dacă o să vă jucați și poate vă jucați mai mult decât mine pe server, ar fi super tare. Ok, mamă, deci Darusel, vedem că încheie cu afacerile pe acolo. Nu știu care e faza cu Darusel, dar în fine, vedem în partea asta. Ia, mă, ce am eu pe aici? Ok, deci avem șulcările astea, doar în șulcările astea. S-ar afla ceva, e întrebarea mea. De fapt, nu cred că se află, că altfel ar fi scris. Da, nu s-a aflat, ar fi scris aici. Darusel afaceristul, vedem că scrie Darusel pe acolo. Hai că ne punem șulcările astea aici. Deci Darusel a rămas acolo, nu mai vine să mă ajute și pe mine. Ar fi ok să mă ajute și pe mine cu greț. Da, na, în fine. Am zis că vine aici cu Darusel, facem treabă. Darusel, vedem că a plecat după afaceri și a făcut alt prieten. Darusel practic ne-a abandonat. În loc să-l abandoneze Mike-sa pe insulă, practic de fapt l-a abandonat Mike-sa și Darusel pe mine m-a abandonat. A făcut aceeași monedă, incredibil așa ceva. Deci chiar nu mai am cuvinte, sincer. Wow, Darusel, în sfârșit ai venit și tu, s-a făcut și seară, bă, Darusel. Uite că am reușit și eu să fac aici. M-am desurcat și singur cât de cât, Darusel. Uite că au crescut și ăștia, trebuie să-i spar. Și tot ai făcut atâta, Darusel. Cât ai stat acolo să faci tu afaceri? Tu stai 7000 de ore? Eu am nevoie de ajutorul tău, deci chiar te-n hai la insulă și vreau să facem nu slapină cu greș, ca să-l ajutăm. Și chiar dacă se mintea bani, să facem 50-50, adică eu să am 25 ca și tu tot 25 ca ei. Ce să fac, mă, Darusel? Vrei să ajutăm pe băiatul ăla? Păi stai puțin, dacă vrei să-l ajutăm, stai că mă pun și eu cu invizibil, mă fac invizibil. Acum tu nu mă mai vezi, mă mai vezi, mă, Darusel, unde sunt, Darusel? Ia, unde sunt, Darusel? Nu te mai stai. Ok, gata. Și vrei să mergem la cine? La Ice Peak, la OK, TP, Rafael. Ok, ok, deci vedem că e aici. Și ce trebuie să-i facă, nu te înțeleg. Se umplu partea asta, bă, Darusel, hai mă, că facem o faptă. Facem o faptă bună. Vino. Ești antenă pe Rafael, uite, de aici. Unde ești, bă? Alo, unde-i dus, alo? Mamă, dar și are... Stai puțin, că acum a avut... Mamă, ce chestii șmechile și-a făcut băiatul ăsta pe aici. Câte ferme și-a făcut, chiar sunt curios. Bă, deci băiatul ăsta chiar se joacă. Mare respect pentru el că își face aici numai ferme mișto. Uite că funcționează toate fermele astea. Bă, dar tu unde ești, mă? TP, Rafael, Darusel, ia, mă, unde-i dus? Ce cauți aici? Și ce vrei să fac? Până nu știu. Ok, deci întrerupe roleplay-ul, Darusel, și-a stricat microfonul. Bă, Darusel, ți-ai stricat microfonul, mă, ce te auzi așa, că mă enervezi, adică cu toată te auzi urât, cu toată te auzi bine, mă, Darusel, vrei? Deci vrei să-i facem, hai să-i facem aici o faptă bună, deci Darusel, vrea? Până așa! Bine, gata, îi facem o faptă, astăzi suntem aici pe acest server și o să facem o faptă bună pentru că Darusel a decis, Darusel, să facem o faptă bună unui om, așa că o să-i facem, suntem aici pe secțiunea de Skyblock, poate o să o fac și vouă, Darusel, scrie acolo că bravo, mă, Darusel, în sfârșit, punem în partea asta, pun așa frumos și punem aici cu greș și practic am ajutat omul acel, bă, Darusel! Nu, greș bloc! Bă, greș bloc, bă, Darusel, mă pui, Darusel, am stricat, Darusel, am stricat la om aici, incredibil. Gata. Dar să sperăm că n-ai stricat, de fapt nu s-a stricat sinii, bă, Darusel, stricam la om aici, ok, deci practic ieșea foarte nașpa, am rezolvat aici, poate vă fac și vouă surprize pe server, vă așteptăm aici pe server, intrați aici, o să vreau să văd și ceea ce construiți voi, să vin să vă dau note, eu cu Darusel să vă dau note la fiecare în parte, să fie totul frumos, vă așteptăm pe server. Gata, mă, Darusel, am făcut și o faptă bună, acum hai să ne ocupăm de insula asta. Ce vrei tu să construim pe insulă, bă, Darusel, așa te întreb eu pe tine, ce vrei tu să construiești pe insula asta, ce viziune ai tu? Bine, și atunci, bă, Rafale, vreau să facem ferme, vreau să facem casa mea, casa ta, casa mamei mele, mă, Darusel, dar tu de ce? Bă, de unde ai, Darusel, tu trișezi cumva, bă, tu de unde ai voie să folosești astea aici, mă, Darusel, doamne, hai, mă, că... Stai, mă, că tu, gen, e comandă fly, mă, da, ai primit-o la vot, key, am uitat, mă, Darusel, ai timp de o oră, pentru că ai votat acolo și e pentru o oră, tu ai, ok, Darusel, și acum vedem, dar de unde ai tu gres, ai gresul de la ăla, sau de unde ai, mă, tu gresul, Darusel, da, chiar? Mama! Ok, Darusel, am înțeles, da, Darusel, eu cred că o să părăsesc insula asta, Darusel, mă duc acasă, vreau și eu, vreau să fiu și eu puțin mai liniștit, Darusel, bă, dar tu de ce nu mai vii acasă până noi, Darusel, tu rămâi la maică ta? Da, papa, fraiere! Ok, Darusel, hai că te las aici, pe insulă faci tu ce vrei, acum noi ne întoarcem acasă foarte frumos, dar ce să mai zic, frate, ia, fiți atenți, hai să mă transform acum repede maică sa să vedem ce reacție are, Darusel, chiar sunt curios, hai să ne transformăm acum, vedem ce reacție are când eu am zis că o să plec și o să vină maică sa fix acum, să vedem ce face. Bun, hai că am venit direct acasă, mă, costumul ăștia, te așteptăm pe Darusel aici acasă, n-am mai stat acolo pe insulă, că deja mi se lasă, sincer, pe insulă să mai stau, mă pun și acum liniștit în pas și toate, mă, ce sunt, bă, avita, bă, cum a fi mă ăsta, așa de repede s-a picat și mama, ăla ce mă enervează copilul, să ia, mă, să-l ia puțin la mine. Mami, mami, unde ești, mami? Darusel, înapoi, alo, copile, unde ești, mami? Mai, acum, bă, Darusel, uite, Darusel, vino, Darusel, vino, mă, odată, ce vrei, ia, de ce mă strigi, de ce mă strigi? M-a supărat pe tine, tu, nu, lasă-mă, mică, fii între mami, tu, de ce m-a lăsat pe insulacolo? Ia, zic, o venit și Rafael, m-a oprit, mă, ce-ți-a sunat de mine și acum dimineața, Rafael s-a supărat pe mine.
mine. Ce, a venit la fel pe insula cu lumea dar să le ia, păi, da, stau, dar să le ia, că, bă, era insula, te-am făcut, ce, dar să le ia, numai tu să-mi faci farsele și dansele, dar să le ia, nu-ți ajut, te-am abandonat acolo pe insula, practic, te-am lăsat acolo, ce, nu, a, da? Da, mami, bine, mami, n-am voie, dar să le ia, uitat că, de fapt, nu mai zic nimic, câte mi-ai făcut, dar să le ia, câte să mai îndurșă, dar să le ia, dar să-l treci la tine în cameră, dar să-l treci la tine în cameră, Mă, dar să le ia loc aici, nu, de fapt, sau care era, dar să le, ăsta-i locul tău, în partea asta, în dreapta, ia loc aici, că ăsta-i locul meu, dacă ții tu bine minte, dar să le ți-am repetat de atâtea ori, hai, pune-te acolo ca să-ți fac de mâncare acolo, dar să le, du-te acolo, dar să le... Nu, mami, fii atâta, mami, eu vreau ca tu! Nu, lasă-mă, du-te acolo și stai acolo, eu mă duc, doamne, ce mă enervează copilul ăsta, mă, frate, ia, mă, să văd ce avem aici de mâncare, să pregătim și noi de mâncare în partea asta, ce aș putea să pregătesc și eu de mâncare, ia să vedem, deci, ou, așa, bă, cred că Dar să le spart, uite ce ai făcut, ai dat mine și s-a spart peretele în spate, numai că deja mă enervezi, copile, ești de belea, ești prea nebun, gata, termină, ce vrei, de ce ai venit aici, de ce, nu mă lași să faci de mâncare, că deja, mai tapă stricam, nu, zi-o dată, copile, hai. Acum eu să fac de mâncare, ok? A, dar, Darcel, faci tu de mâncare, doamne, doamne, băi, e bine, mă, că faci de mâncare, nu mai stai eu, Darcel, dar știi să faci de mâncare bine sau nu știi? Da, pleacă! Dar ce să vină ție, Darcel, să fii tu bucătar astăzi? Gata, hai! Ce gata, mă, ce, ia și ce de mâncare, burger, nu-i așa, ia să văd, ce de mâncare? A, normal, burger și zahăr! Burger și zahăr, bă, cum adică și, doamne, Darcel, ia zahărul ăsta înapoi, mă, Darcel, ce să vină, mă, ție să faci de mâncare? Bine, nici n-ai făcut de mâncare, că e la practic din frigider, că erau deja făcut burgerii. Mami, eu vreau să fiu mama strictă și tu să fii copilul Darcel. Yay! Că fie atent, mami, eu vreau ca tu și eu să facem schimb de viață de 24 de ore, adică eu să fiu mama ta și tu să fii copilul meu. A, dar să crezi că mi-ar de mie de prostiile tale? Cum adică, mă, Darcel, eu sunt maică ta și tu trebuie să faci ceea ce zic eu, Darcel, ai înțeles? Nu, dar tu ai înțeles azi, ai înțeles? Bine, mă, gata, mă, ia, mă, să vedem ce poate ți-e. Ia, mă, să văd, Darcel, dacă tu te îmbracă și tu o să știi să fii un okay. Părinte bun, Darcel, chiar sunt curând. Okay. Ia burgerul ăsta, de fapt, lasă că le mănânc eu, Darcel. Chiar sunt curând. Ia, mă, și cum adică, mă, să stai puțin? Cum adică tu să fii eu și eu să fiu? Darcel, vreau ca tu să te duci să-ți faci temele. Hai, mai repede, du-te! Ok, mami, așa ar trebui să zic. Gata, dar nu am teme, dar nu am teme, mă, Darcel, dar tu știi cum să te compăt? Darcel, eu sunt așa rău cu tine. Bine, și acum ce fac? Mersi, Darcel. Stau aici în cameră, stau, mă, un șoc când vorbesc cu ce vorbesc tu pe aici. Copilul ăsta cineva din copilul ăsta, cred că o să te dă la adopție. Ok, deci doar să le joacă rolul de părinte, am întâlnit. Deci doar să-l practic vrea să facă schimb de vieți. Ha, mă, chiar sunt curios, cum o să fie schimb de vieți? Dar în sens să fie mama strictă și eu să fiu Darcel. Chiar sunt curios cum o să fie... Șarpele! Ok, stai puțin, că am ceva de discutat. Darcel, ia vină! Șarpele, stai puțin, stop joc. Vreau să zic ceva. Tu faci mișto de mine, nu? Da, asta te-ai ales ca tu să fii acum mama strictă, să faci mișto de mine, că mie mi-e frică de șerp. Dar ție de ce ți-e frică, Darcel? Ție nu ți-e frică de ceva, Darcel? Aaaa, șerp! Darcel, ajutor, Darcel! Ok, Darcel, ok, Darcel, Darcel, mai ții minte bățul ăsta de când erai tu mic, Darcel? Și mai ții minte și pe taică-tă, Darcel? Mai ții minte și pe taică-tă? Ia spune mie. Dar tu și pe taică-tă, ia și pe taică-tă. Bă, copil, Darcel, n-ai zis să mai mine, bă, Darcel, ok, gata, hai mă că facem ce ai zis tu, Darcel, așa, și ce trebuie să fac acum, că nu te însune, bă, ce, doamne, mamă, mă enervez de tot, copile. Să te duci în cameră să-ți faci temele. Așa, le-am făcut temele și acum ce vrei să fac? Nu știu, du-te la școală. Aolo, bă, tu o să fii un părinte, vai de capul tău, nu știu să te cumpărți, bă, Darcel, chiar n-ai, bă, copile, chiar nu, ce-i tu, minte? Darcel, hai cu mine, Darcel, hai cu mine, Darcel. Ok, du-te cu tine, du-te cu tine. Hai, mami, și ce vrei să facem? Ia, unde mergem acum? Ia, să vedem, bă, dar să stai puțin, hai, mami, că vrei să zici ce faci, cum că-i... Hai, Darcel, mai repede, Darcel, hai!
Stai puțin, vrei să mergem, tu vrei să mă duci la școală acum? Nu! Da, unde vrei să mă duci? Nu știu, dar stai, dar stai că mă sună fetele. Da, fata, ce faci? Da, uite aici cu copilul meu, e bine și e bun. Da, fata, da, hai, hai la mol, hai la mol. Da, ok, dar să, deci tu-ți bagi jo de mine acum, tu faci mișto de mine, că știi ce mă, dar să, eu măcar am prietenul ca tine. Da, tu n-ai niciun prieten, dar să, ai înțeles, tu n-ai niciun prieten, nici pe Rafael nu mai vreau Rafael să mă stai cu tine. Mă sună Ion! Și cine, bă, dar să-l dai, nu-ți cunosc prietenii ăștia, de unde vrei să știu de viața ta? Dar o să-l, dar o să-l mai repede, că dacă nu, o să-l pun contactul pe tine, aia mai repede. Ok, mamă, ce s-a întâmplat, mă, aici? Doamne, ia cu molul ăsta, ce se mai află pe aici niște... Ok, mami, ia cumpărăm și mie un... De fapt, nu, stai puțin. Hai, gata, uite, cumpără ăsta. Acum ce mai faci? Ce mai vrei să mai faci? Ok, deci tu faci tot de mine. Bine, Larise, lasă să vezi tu ziua următoare, să vezi tu. Acum ia-mă să mă cumpăr și o cașcă. Mami, așteaptă, mami, mă uitam pe drum, ce fai, mami? Doamnă... Așa, deci Andra, Larisele, noi să mergem la parc. Hai la parc, Larisele. Da, yeah, mergem la parcul de distracții să ne jucăm, da, mami, Hai, pleacă. Ok, da, ok, mamă, ce mă nervează ăsta, bă, frate. Vreau el să fie cum ar veni, să vadă cum e pentru o zi, să fie el părintele cum ar veni. El să fie mama strictă, să dă el și mechira să suc. Dar Rusel, mai repede. Eu să vii mai repede sau tu să vii mai repede? Chiar uite unde sunt eu, am ajuns deja, ia, deci cam aici. Vezi că eu pun pe tine, înțeles? Ok, bine, așa vorbim, ok, am înțeles, chiar, ia, flor, da, aici. Fata, cum să nu, uite, ești frumoasă, nu? Ce vreau, mă, pleacă nici, copile, pleacă nici! Da, uite, floarea, da, ce? Ce? Dar Rusin? Am rupt ea fentele, ai mușchi, Rusin, ai mușchi? Da, 100%, ia uite, am mușchi. Fiantele, au, unghiile mele, m-a rupit la unghi. Mamă, ce mă enervează, bă, copilul ăsta, uite, acum stau să mă gândesc, uite, ce mișto e facil de maică-sa, mă, deci dacă chiar era maică-sa și nu eram eu transformat în maică-sa, dacă chiar era maică-sa aici, dacă nu era plecată și nu știu unde a plecat, că vedem că nu se mai întoarce, chiar n-am nicio idee. Scrieți-mi voi acolo în comentarii ce credeți voi că s-a întâmplat cu maica sau unde o fi. Bă, deci dacă maica sa chiar era aici, cred că făcea urât rău de tot dacă se întâmpla asta. De fapt, chiar nici nu accepta faptul ca Darusel să fie practic pentru o zi, să fie ea și ea să fie Darusel. Bă, dar mă enervează pe mine. Da, cum ar fi enervat-o pe ea, sincer. Acum nu mai am ce să zic. Uitați-vă, ce face, mă, ăla acolo? Doamne, uitați-vă la... Deci, am... Uite frumos ești, ești foarte frumos. Da, uite. Să-l stai puțin. Când vrei? Mami, ăsta asta dar Rusele. Stai puțin aici. Stai puțin, stop joc, dar Rusele. Bă, Rusele, tu ești dement, tu ești dement la cap, tu acum. Stai puțin, ascultă puțin. Tu, n-am făcut schimb de haine sau de ceva, dar Rusele, să vede că tu ești băiat. Tu poate dai las băieți. Tu ce crezi că zic ăștia? Că ăștia nu știu că tu ești acum practic, ești v-ar veni că am făcut schimb de vieți. Dar Rusele, bă, tu că prost e copilul ăsta, bă, dar nu gândește absolut deloc, sincer, chiar nu gândește. Am vrut să-i zic atunci când zicea el că vrea să meargă la școală, să ducă pe Maxa, cum ar fi la școală, că și că îi ziceam atunci, bă, dar n-ai cum, că practic nu e schimb de vieți și profesorii n-ar accepta așa ceva, că nu și-ar, n-ar fi ok, sincer. Și acum și cu asta, bă, frate, dar, mai... Darusel, stai puțin, hai să facem o regulă. Bă, asta e doar între noi, că n-ai cum să vezi cu oamenii, că oamenii nu te văd cum ar veni. Nu e diferit. Bă, ceva mă dai peste oameni cu mașina. Bă, o, bă, Darusel, tu vrei să nu mai vadă oamenii chiar deloc? Darusel, stai și sunt la școală. Ok, bă, ok, stai puțin. Și cu școala, stai puțin să rezolvăm cumva. Să de fapt, hai să mergem. Fii să simți ce să fac eu lui Darusel acum, că tu. Bă, ce faci? Bă, să intră cumva. Mami, stai puțin, poți să nu parchezi mașina aici. Ia, vino, ia-mă să mă fac acum, că încă sunt copil. Ia să vedem. Așa, hai cu mine, mami. Mami, hai cu mine ca să vorbești tu cu Dumnezeu. Hai, hai, hai. Ok, așa, bun, hai, sus, așa, hai, sus. Hai, intră, pleacă, pa, pa. Hai sus, vino.
lasă că vă, vine cu mine, mami, că vreau să... Puteți să spuneți și mie mai multe detalii despre ce a făcut Darusel, cum s-a descurcă el la școală? Deci el ia 2, ia 2, nu? Ok, o să merg eu să vorbesc cu el. Deci el ia 2, ia numai chestii de genul, așa de fraier, ok. Ia să mă duc, la revedere. Darusel, de ce nu mai doi? Ia zi, fiantină, pentru asta, pentru asta, da, profesorul, pentru asta o să se bat cu bățul, cu bățul. Vino după mine, că am ceva să spun. Vino după mine, că am ceva. Bă, tu gândești că oamenii nu ne percep așa? Asta e doar între noi, asta e o joacă doar între noi. Tu dacă faci așa, înseamnă că tu ești fraier și o să ai probleme tu altodată. Oamenii te percep. Bă, nu, dar mă fugaș! Dar să-l termină, dar să-l, nu mai da. Aolo, bă, Darusel, bă, ai probleme cu capul, ai acasă, ai acasă, Darusel, că termin. Aolo, bă, frate, nu mai zbor. Darusel, acum, bă, oamenii nu te percep ca și cum că tu ești, că am zis că facem noi între noi. Ok, deci bună ziua, domnule Fiantena, vreau să cumpărați așa, mulțumesc. Hai, Fiantena, de 100% vorbește mai cât cu Fiantena, am înțeles, Darusel, bă, lasă-o pe mine, ia-mi, părând, acum, tot rândul meu, ai răbdare, că avem 2 lovituri fiecare, ai răbdare, bine. Ok, auzi, mami, că tot așa, ai zis că trebuie cum ar veni să fim invers. Hai să jucăm ca lumea. Mami, dar și rândul meu și vreau să le vrea să joace. Bine! Easy shit, am copii, lasă de fauna de Minecraft, de Roblox, de Roblox, de Roblox. Ia stai puțin, nu parcă e rema strict acum, iară dai în Darusel. Easy pantof, Gata, că e nebunși pe toată lumea. Hai mă să ne jucăm aici frumos bowling. 3, 2, 1, fiecare pe rând avem câte 2 lovituri fiecare. Lasă mingea așa să vedem. Darusel, le-am dat pe toate. Ia să te văd pe tine cum o să încerci, că n-ai nicio șansă asupra mea. Fiantină, pe felie, Darusel, nu-mi 12. Asta, easy. Rândul meu, fiantină, o să facem. Ok, o să lăsăm pe ăsta aici, o să lăsăm pe aici și plecăm. Bă, frate, deja mă enervează copilul ăsta. Uitați-vă pe bune, el vrea. Aolo, mamă, nici mai pot, cred că mor cu copilul ăsta aici, Doamne. Deci vreau să spun în felul următor. Ia mă, ce face, mă, vine. Darusel, hai că asta că m-am supărat pe tine. Bă, trebuie să înțelegi un lucru, să clarificăm un lucru, Darusel. Darusel, stai puțin, deci tu ești mama strict, am înțeles. Darusel, stai și gură. Dar oamenii nu te văd așa, doar noi, între noi știm treaba asta. Am înțeles. Și acum ce faci? Unde vrei să ne duci? Să mă duci, mami, cum ar veni? Nu știi să cum? Darusel, stai singură. Ok, o să acum o să ajungem acasă și tu ne vei
stai. Ok, pe da, ce crezi că eu stăteam să mă joc pe calculator ca în mod normal? Nu, deci nu-mi faci nimic, mă. Bă, doamne, bă, dar e prost rău de tot copilul ăsta. Deci chiar nu mai am cuvinte. Adică, stai în camera ta. Stai în camera ta. Ai mai repede sus. Unde sus? A, sus în camera. Ok, da. Da, du-te tu jos aici. Ia, ok, pa mami. Așa, ia. Pentru că m-ai enervat. Nu, gata. Ai. Ok, nu, cred că nici că nu faci ascunsele. Asta vrea să facem acum, vrea să facem față ascunsele. Dar să unde e dar să le? Ok, chiar sunt curios dacă mă găsiște aici. Chiar sunt curios, chiar să vedem, deci vine el în partea asta. Uitați-vă cum vine. Deci, nu mai venit, sau? Ia, nu mai vine. Uitați-vă cât de prost e. Dar se, mami, aici sunt. Am plecat, am fugit, pa. Bă, dar cât de prost e copilul ăsta, cât de prost e copilul ăsta. Uitați-vă la el cât de prost e. Bă, nu-mi vezi. Stai puțin, stop joc, gata, nu se mai poate. Dar în sel tu, vezi ce ai făcut aici? Ai spart geamul ăsta, chiar așa? Băi, ești nesimțit pe bune, nu, dar în sel? Uite-te puțin, am telefonul ăsta, știi ce păcerea mea în contact? Uite-te, vorbește cu mine, îl am în contact pe tatăl tău. Chiar vrei să-l sun acum pe taică tău să vină aici să-ți dau mamă de bă... Taie! Pot să stau și acum liniștit aici pe șezlong, niciun stres, mă, ce cauți, mă, darusele aici, omule? Mă, darusele, fii atât, darusele, vraca, tu să treci în camera asta, pentru că ești pedepsit, nu fii atât, mami, top joc, mami, gata, joc cu fii atât, mami, ca să fiu o mamă, ești așa de urât, adică, na, ești și mă, darusele, nu, bă, ce, mă, poți să vorbești, mă, ca lumea, omule, să te înțeleagă și pe tine, omul ăla, odată, un om, să te înțeleagă și pe tine, ce mamă ești acolo, că nu înțeleg absolut deloc. Bine, papa. Nu mai vrei să mai fim, gata, ți-a ajuns toată ziua? Mi-a ajuns, espera! Ok, ce bine că ți-a ajuns acum, treci de la tine în cameră, dar să le du-te acum repede, ți-am zis, dar să le du-te, fugi, du-te la tine în cameră, nu mai voi! Stai! M-am blocat. Ok, gata, darusele, gata, știi ceva? Hai, lasă-mă în pace, wow, mă pun și eu aici liniștit. Deja nu mai pot cu copilul ăsta, sincer, frate, nu înțeleg. Bă, darusele, dar ți-ai să pleci odată, pleacă de aici, omule, du-te la tine în cameră. Bă, darusele, chiar, tu chiar vrei, lăsați-mi, darusele, tu chiar vrei să-l chem pe taică-tă, nu? Tu chiar vrei, spune. Nu, fiantă, mami, mami, mami. Uite-te puțin în spate, uite, gata. Darusel. Ce? Darusel. Nu, stai, nu, gata. Tu chiar vrei să-l chem pe taică-tă? Nu, zi pe bune. Ia, reamintește-mi și mie de taică-tă. Ce făcea ție taică-tă? Că nu mai știu, dar să-mi... Cum era relația ta dintre tine și taică-tă? Mai reamintește-mi și mie puțin. Ești așa mare, mamă, din lume. M-a săturat de tine. Ok, deci... Am înțeles, bă, la plângerea. Ok, deci am înțeles. Am aflat încă o chestie și mai... Bine, practic știam într-un fel, dar vedem că am aflat puțin mai mult. Pentru că, vedeți cât are când am zis de relația cu taică, s-a început să plângă acum, să-i zbucnească în plâns. Bă, nu știu care e faza, cred că nu avea o relație așa chiar bună. Dar știți că atunci zicea când se juca cu taică, s-a zis de genul, dar lumea chiar nu știu ce să cred. Nu știu, e foarte ciudat ceea ce se întâmplă, dar da, deja nu mai știu să mai vorbesc, bă, frate. Deja nu mai supăr pe copilul ăsta, a fost o zi horror rău de tot. Ați văzut, cum se comporta Darusel, făceam iute cum ar veni de maică-sa strictă. Bine, măcar că nu sunt, că dacă chiar era maică-sa aici și nu era lui Rafael costumat și transformat în maică sa, chiar nu știu unde s-a ajungea. Nu știu dacă accepta în primul rând maică sa și dacă accepta chestia asta după ce a făcut Darusel de râdea de ea, cum ar veni că cu prietenii ei, cu toate chestiile astea, chiar era foarte horror. Dana, n-am ce să mai zic, cam atât a fost ziua aceasta. Vedem ce mai facem și de mâine încolo, dacă vine maică sau dacă nu vine, nu știu care e faza cu maică sau unde a ajuns, habar n-am, sincer, nu știu, eu nu mai știu ce să mai cred. Acum mă duc și eu frumos repede în cameră, trebuie să-mi revin. Aolo, m-a luat și răceala, sincer, nu știu dacă se poate observa, chiar m-a luat cât de cât răceala cu copilul. Mami, fiantă, mami, eu o să mă răva și m-am supărat, m-am supărat tine, vreau să zic că eu sunt Darusel și cel mai șmecherer și gata, m-am supărat tine, mami, cum pot să vă uite așa, copilul. Bă, și întrebarea mea e, oare ce-și putea eu să fac cu toate astea, că mi le-a dat Darusel ieri când era practic el transformat, când Darusel, Darusel a zis că el vrea să fie mama strictă și eu să fiu Darusel pentru o zi. Ce-aș putea eu să fac eu cu astea pentru că mi le-a cumpărat? Ok, apreciez astea, dar a cheltuit niște bani, practic chiar irosit degeaba și așa. Bă, ce, bă,
ce cald aici. Mami, m-a supărat. Vai, vai, ce-am făcut? Nu, nu. Ce-ai făcut, mă, dar tu crezi că sunt proastă. Chiar crezi că sunt proastă, dar să deci tu crezi că sunt proastă. Nu, dar să le uite că știu că e asta, dar să le n-ai făcut nimic. Eu repede că am ceva să zic, dar să le vreau să mă lămuresc cu o chestie, că deja nu mai suport, dar să nu mai înțeleg absolut nimic. Bă, vino mă încoace, dar să le odată, vin odată, dar să gata, gata, dar să dacă așa. Fii atent, ce aș spune și mie, ce aș putea eu să fac cu asta acum, în momentul de față, dar să le. Bă, ce fai, mă? Bă, alo, de ce le iei? Alo? Iar când l-am cumpărat, l-am cumpărat pentru farul, adică pentru mine, că era fost schimb, adică tu erai fost dar și tu, eu era fost mama sectă. Așa că fii atent, l-am cumpărat pentru farul, adică pentru mine. Bă, n-am înțeles nimic, bă, dar să le, stai puțin, mamă, dar să le, mami, treci încoace, stai pe loc, dar stai pe loc, bă, să vorbim ceva, dar să le, stai pe loc, să vorbim ceva, am zis, dar să de ce mă faci să te alerg, dar să le, gata, dar să le, vină aici, vină că vreau să-mi spun, deci fii atent, tu, practic, asta le-ai luat ieri, că, practic, Jackie, erai costumat în maică ta și cum ar veni că erai tu, maică mea, gen, că era schimbul nostru de vieți și tu le-ai cumpărat pentru tine, practic, nu? Da. Freiro. Ok, ești amuzant tu, Darusele, ești amuzant, foarte amuzant ești, Darusele, așa, mă, și acum, deja, de ce mă pun să te alerg, Darusele, doamne, mă-i nervel! Darusele, nu facem curs aici, nu facem întrecere, de ce nu ne jucăm hai dansi, că că știu că ești aici. Darusele, gata, termină, Darusele, termină-te, dată, copilă, termină, Darusele, stai pe loc, că vreau să mai vorbim ceva, fii atent, așa, Darusele, și tu unde vrei să spui tu ala, că tu ai deja calculator și de-astea? Darusele, mă bagi în seamă? Darusele! Aolo, bă, cu cine am venit? Aolo, nu-l mai supăr pe copilul ăsta, Darusele, nu te mai supăr! Mă, ce-ai, mă, omule? Mă, chiar așa mă pui să te alerg, Darusele? Nu pot să vorbesc, da. Ce-ai? Ce da, faci? Da, fraieru, ok, și am tine, aici ăsta! Hai, că ești prost deja, Darusele, gata, deja mai sunt, mai mă sătura de tine. Fii antrenat, stop, Darusele, ce pătai că tot, Darusele, ce ai de face? Ia du-te, mă, tu de aici, du-te de aici, resimțitule, du-te de aici, că deja nu te mai supor, copil prost ce ești. Mamă, vină jos, mami, hai jos, că vreau să zic ceva. Ce, mă, Darusele, hai, mă pui să vin și jos, hai răbdare, domne, uitați-vă la asta, stați, mă, că trebuie să le iau eu de aici, bă, dar e prea da, prost, copil, nu le lua, nu că nu le ia, Darusele, nici limba română, ți-am zis, bă, copile, unde ești, bă, Darusele, ți-am zis, trebuie să mergi la școală, de ce nu mergi la școală, tu nu vezi că nu știi să vorbești, iale, Darusele, că mă enervez la față și tu să vorbești, omule, și ce, de ce mai pus să vin jos, Darusele, că ai venit tu la mine, cum, adică, vină jos, mami, dar tu ai venit la mine, ce înseamnă asta, Darusele, dar, iar nu-mi bai, Darusele, ireal, Darusele, mami, vină, unde să vin, omule, dar ai răbdare, doamne, Darusele, ești, omule, bă, ce, așa, ce vrei? Vreau să merg cu tine la un joc care am și cu Rafael, la fie antenă, cu tine o să merg într-un loc diferit, cât ești mai special, adică ești pe urte și ești pe mea la gură. Fie antenă, vreau să merg la Lagi Vlog. Ce? Aolo, bă, Darusele, mă disperi, omule, bă, copile, ce ești așa de nebun, bă, Darusele, dă, ai probleme, Darusele, calmează-te, Darusele, ușor, că mă nebunești de tot, vorbește clar, unde vrei să mergi cu mine? Mami, vreau să mergem la un joc în care am fost și cu Rafael, o să mergem în alt loc, pentru că tu ești mai special, adică tu ai suiul la gură, ești fai de mama ta, și fii atână, bă, mami, ce, mă, doamne, Darusele, da, eu nu înțeleg pe copilul ăsta, bă, e prea prost, ok, Darusele, și unde tot vrei să mergi? Aolo, bă, ăsta mă pune să-l alerg, mă, frate, nu mai suport, bă, deloc pe copilul ăsta, ce, mă, Darus, ia, spune-mi, ce-i Darus, unde vrei să merg, că nu te înțeleg, Darusele, mai făcut babă, ok, Darusele, lasă că vezi tu, deja nu te mai supăr, copile, nu te mai suport, o să vezi tu ce să pățiști, Darusele, gata, m-am săturat de tine, ești prea nesimțit, copile, ești prea nesimțit, nu te mai suport, ok, nu te mai suport deloc, Darusele. Mă, ce, da, mamă, Darusele, what? Cum ai adus? Mamă, cât de tare e aici, bă, Darusele, mamă, Darusele, asta a făcut vara dintr-o dată, unde am ajuns, Darusele, în ce țară suntem, unde suntem aici, mamă, cât de tare, Darusele, cu piscina asta naturală, bă, Darusele, e prea tare, bă, copilule, mă-ți mulțumesc, Darusele, chiar îmi place aici, dar ce, mă, ce e acolo, Darusele, sunt o bogane, ce sunt astea? Vamos a la plaja, gata, că acum când tu, Darusele, nici Dumnezeu nu vrea să te audă cântând și te mai oprește din când în când. Bă,
Ok, dar Sele, ești cam ciudat de fel, dar hai să vedem. Bună ziua. Să alegem dintre două culori. Bă, ce culoare? Dar Sele, ce culoare îți place? Albastru sau ce culoare? Verde! Dacă stai să mă uit la mine, mie îmi place galbenul. A, păi da, neam. Bă, ce e aici? Șapte, dar Sele, ce sunt astea, Sele? Dar Sele, dă-te, dă-te să poartă cealaltă, copilă, trebuie să urlu după tine, doamne. Tarsel, ce s-a zis? Mami, sparge, mami! Am primit un arc, dar n-am săgeți. Oh, mami, ce sunt astea, Tarsel? Unde suntem? Ce aici, Tarsel? Alo, mami! Ce faci acolo, puiule, Tarsel? Vino cu acei, Tarsel! Nu! Dar ce e aici, Tarsel? Tarsel, nu înțeleg, Tarsel, mă auzi? Mami, pași încura, mami, eu sunt la Lucky Block și fiatră, mami! O să ne facem de-astea, o să ne facem plin! Ce fac, Tarsel? Păi da, ce trebuie să fac aici? Am dat astea. Ei, Tarsel! Ajutor! A scăpat. Au picat niște d-astea urâte, Tarsel. Tarsel, ajutor! Tarsel, ce e aici, Tarsel? Alo? Tarsel? Tarsel, de ce n-ai după mine? Dar cine te, Tarsel? Ce se întâmplă aici, Tarsel? Tarsel, ce se întâmplă? Unde suntem, Tarsel? Mami, nu știu, mami, dar nu mai se fac că îmi dai omorul din cauza asta, bătrână! Să-mi știu să fac, o să pierzi meciul ăsta! E foarte slabă! Ce meci, Tarsel? Adică, cum adică să pierzi meciul ăsta? Ce e aici, Tarsel? Mă, Tarsel, ce se întâmplă aici? Poți să-mi spui și mie că nu înțeleg? Păi suntem la meci și facem un avion cu Lucky Blocker și fie Tarsel, la ce suntem? La Lucky Blocker! O să te batem cu Lucky Blockerle! Da, și ce? Adică, cum adică ne batem cu Lucky Blockerle? Ce sunt alea, Tarsel? Ce sunt alea, Tarsel? Fă-mă să înțeleg, eu sunt bătrână, mai că eu nu știu toate prostiile astea ale voastre, Tarsel, am crezut că mergem și noi la plajă, acolo și tot ce e aici, Tarsel, trebuie să dau după tine, ce trebuie să fac? Tarsel, ce e ăsta? E joc? Ce joc mai e mă ăsta, Tarsel? Ce joc e ăsta, Tarsel, că nu înțeleg, e ciudat jocul ăsta, nu-mi place, Tarsel, nu-mi place, Tarsel, să știi că nu-mi place jocul ăsta, nu știu ce e cu jocul ăsta. Dar mie nu-mi place, Tarsel, jocul ăsta. Ce cu jocul ăsta? Ce proastă ești, mami! Mă, Tarsel, du-te de aici, că mi-am pierdut toate alea, mă, le-am recuperat, Tarsel, le-am recuperat. Ce, crezi că eram eu așa fraieră să-mi pierd toate astea, Tarsel, niciodată? Mă, și ce asta? Hai că, noi ce facem aici, Tarsel, ok, înțeleg că trebuie să te îmbraci, să nu știu ce să faci, Tarsel, dar să ai puțin, să ai asta, păi și ce trebuie să facem, trebuie să ne batem noi între noi de la distanță, Tarsel, sau care e faza? Ce aici, Tarsel? Nu, mami, noi trebuie să ne pregătim, că după o să ne batem, o să facem 1v1, mami. 1v1, doamne, Tarsel, Tarsel, e labirint aici, aolo, Tarsel, mie mi-e frică de așa ceva, am fobie, Tarsel, am scăpat, ușor. Ei, calul, am cal, am căluță, fericitul. Dar nu pot să merg pe el, e păcat, nu prea merge, Tarsel, dar ce? Opa, am primit o sabie, ce sabie interesantă e asta, îmi place, dar auzi, Tarsel, poți să-mi spui și mie, adică, ce, nu înțeleg, dar de ce dai după mine? Ce s-am făcut eu ție, Tarsel? Pentru ce merit eu asta? Eu sunt mama ta, te-am crescut, Tarsel, ți-am dat de mâncare, ți-am dat de îmbrăcat, Tarsel, ți-am făcut de toate, tu chiar așa vrei să dai după mine, mamă? Dar ce ai? Dar ce ai pățit? Mamă, cât de frumos e pe aici! Tarsel, dar ce ai? Ce ai? Poți să-mi spui și mie că nu înțeleg? Tarsel, eu vreau să te înțeleg, copii. Ce nu înțelegi? Eu vreau să înțeleg ce. Mamă, dacă de tare e pe aici. Bă! Am pierdut tot. Fraiere, râdeai de mine, râdeai de mine. Ia uite că ai murit și tu fix în același. No, mă, dacă de tare arată arena asta și acolo. Păi și ce acolo la final, Tarsel? Pe via antenă, mami, la final o să fie o arenă în care o să ne batem 1v1 și o să te bat, o să dau Easy Shotron. Și o să fie o arenă, bă, ce? Aolo, mamă, Tarsele, mamă, ce e aici? Tarsel, ajutor, aolo, mi-e frică, mamă, am căzut, mamă, Tarsel. Mamă, ești proastă, mamă. Aolo, Tarsel, dar nu mai vorbi așa, mamă, mi-a picat iar altă de asta, a dat în mine, Tarsel, aolo, Tarsel, omoară aia, că nu mai vreau să mai văd așa ceva, mi-e frică, Tarsel, nu mai pot, Tarsel, mi-e frică. Seamănă cu tine! Da, cu mine, seamănă, Tarsel, că tu mănânci numai burger în continuu, Tarsel, nu seamănă cu mine, dar ce ai? Deci, aolo, mi-e frică, opa, no, mamă, Tarsel, unde mă duci tu pe mine? Da, Tarsel, mă aștept, unde mă aștept? Nu mă mai aștept nicăieri, deja mi s-a luat, nu mai suport, iar am căzut. Atac
ești fraieră, mami, sunte-mă fraieră. Alo, mamă, Darusel, am ajuns. Sunt aici, Darusel, am ajuns. Ah, și tu ești aici, sus, interesant. Darusel, alo, Darusel. Ce faci acolo? Darusel? Bea apă, unde? Bea apă! Bea apă, Darusel, bea apă, stai acolo pe loc, e bine, poți să bea apă, Darusel, e liniștitor, Darusel, să bea apă, încearcă să... Păi, da, măcar merg asta, Darusel, tu zici că mergem aici la ceva, dar nici nu merg asta, Darusel. Băi, nu merg, fraiero, și acum tu ți-ai pierdut din sfârșit. Da, și tu ți-ai pierdut, Darusel, că și tu ai dat după mine, ai uitat copiile sau nu? Băi, nu, mamă, că fii antenă, eu am 17, să zici, tu ai 4. Am 6, aproape ai fost, bravo, mă, Darusel, ia, ce puțiune asta, Darusel, am viteză, Darusel, opa, ce viteză, man, sunt eu, tu ești fraier, Darusel, eu am viteză, tu nu ai. What? Ce s-a întâmplat? Ah, mi-a picat de-aia. Ia, mă, Darusel, să vedem. Ce tu cauți acolo? Bă, dar chiar nu merge să dau așa după tine, mă, Darusel. Ok, deci... ce mai ce la final și eu nu prea am chestii. Asta e chestia nașpa. Eu nu prea am chestii. Ah, uite că-mi pică și mie ceva. Nu. Asta. Ok. Și ce s-a întâmplat? Darusel, ajutor? Darusel, am și eu niște tactici de dobândit. Și trebuie să le batem acum. Hai, mă, Darusel, că deja m-ai enervat. Mi-ai făcut toți nervii, acum trebuie să mă descarc, Darusel. Toți nervii ăștia trebuie să mi descarc, Darusel. Nu te mai suport, gata. Te-am bătat. Nu, există tot fi antenă. Poate, mă, Darusel, sunt cele mai șmecherele. Am banii în buzunar, tu ai banii. Păi, jos, ia că i-ai pentru tine. Ok, ești foarte fraier, Darusel, să vede după tine. Așa, și acum nu, eu vreau revanșa, Darusel, nu se mai poate. Vreau revanșa de data asta, vreau să mă pun pe albastru. Hai să fii mai aproape, Darusel, că poate merg și gingețile alea. Cine știe dacă suntem așa mai aproape? Unde ești? Bă, te duci pe roșu, albastru și roșu. Scrieți în comentarii cu cine ține. Ulu, mă, stați puțin să nu ne audă, Darusel, că nu cred că știe ce. Ok, Darusel, gata, a început, mami. Darusel, mamă, a început. Hai, 3, 2, 1. Bă, dar e mai urât aici. Uite ce te-a urât de pică, mă. Cred că trebuia să rămân acolo, Darusel. Nu cred că trebuia. Mami, ia te și am eu, uite. Eu încă mai te-am legat la nu cream. Da, uite, de ce le ai? Nu, nu cred, Darusel, nevoie să te joci cu ele, nevoie. Ba da! Ia altă rundă, dacă nu ne certăm, Darusel, să știi că ne certăm foarte rău, groaznic ne certăm. Nu mai, te rog, Darusel, joacă. Nu, fraieră, ești o fraieră. Da? Dar, Darusel, bine, lasă că vezi tu, nesimțitule, lasă că vezi tu ce o să pățești, deja nu te mai suport. Aia, te-am lăsat o rundă, Darusel, și tu acum îți faci de cap, te crești mecher, mamă, da. Așa te crești, mamă, bine, mamă, o să vezi tu, ce o să bățești, nu te mai suport, bine, ai înțeles, nu te mai suport, deja mi s-a luat de timp, mi s-a luat până în cap, nu te mai suport deloc. Mami, dar tu ai cap sau nu? Foarte amuzant, Darusel, lasă că vezi tu. Darusel, dar vezi că tu ai lăsat un câine pe acolo prin spate, mamă, așa te-am învățat eu să lași câine prin spate, Darusel, ok, înțeleg, da. Înțeleg că și tu ești cățel, Darusel, dar nu trebuie să... Mami, da, tu ești câine. Prinde, mami, prinde. Și mie mi-a picat un câine, dar n-am oase ca să-l fac să fie de-al meu, Darusel. Dar de ce nu e de-al meu dacă îmi pică? Nu știu, mami, e vina ta. Da, tot vina mea. Și tu de ce? Darusel, am omorât un cal. Sper că e ok, sper că nu e ceva rău, nu? Darusel, e bine sau nu e bine? Că nu știu, Darusel, am omorât un căluț. Încă nu fericit am omorât. Fii antenă, mami, fartele, că fii antenă, eu să te banez. Ce, doamne, Darusele, ok. Iar un cățel, Darusele, dar n-am ce să-i fac, mami, Darusele. Nu ești un cățel. Ok, Darusele, foarte amuzant ești tu, lasă că o să vezi tu ce se întâmplă. Bă, dar nu mai împică și mie odată de-aia, bă, Darusele, că deja nu mai suport. Vreau și eu un arc, asta cer și eu de la viață. Nu poți să primești și eu un arc, atâta cer și eu de la viață. Atâta îmi doresc un arc, gata, am primit arcul. Că m-a zânceapă din stradă. Nu cred că... Bă, dar chiar... Darusel, chiar nu merge să ne batem aici. Păi vezi, mami, dai, dacă ești proastă. Ok, Darusel, eu o să iau aceeași rută pe care am luat-o și mai devreme și cred că o să ajung la final. Ia să vedem, ne începem partea asta. Da, mă, da, a fost ușor. Ia, mă, dacă dă după... Darusel! Dar vezi că... Vezi... Da, nu merge, chiar nu merge. Nu trebuie să mai încercăm, că nu merge. Trebuie să ne batem doar la final și așa mi se pare și normal, Darusele, că tu tot încercai să dai după mine, dar trebuie să ne batem la final, Darusele. Nu așa, chiar așa nu se poate, Darusele. Nu e, chiar nu se poate. Opa, ia uite ce chestie mișto am primit, Darusele. Tu n-ai așa ceva. Eu pot să zbor și să nu-mi iau de-asta, pot să cad jos frumos. Cățel micuț, Darusel! Poți să-l crezi, poți să-l... Degeaba-l crezi, că nu pot să-l fac de-al meu. I-am dat mâncare să mănânce sărăcuț.
dar nu pot să-l fac de al meu, din păcate. Da, în fine, dar răsele, oricum am, oricum am deja un cățel, oricum deja te-am pe tine, dar răsele, adică e ok. Mă, dar ce ca, dar ce ca pe verde, m-am dus pe verde, pe ungeretul, dar lasă că e bine, că am astea date la o bărtă așa deschise și totul perfect, dar răsele, dar nu înțeleg de ce au rămas astea, dar în fine, ia că mă duc în partea asta și după aceea trebuie să urc prin partea mea, dar nu cred, aolo, dar răsele, nu mai pot să mai ajung pe la mine, aia, lasă că rămân aici pe verde, am fost fraieră, nu mai pot să, dar nu mai e nimic aici, dar răsele, da, astea n-au fost luate de aici, de ce n-au fost luate? N-am intrat în alte echipe, în alt meci? Nu știu, nu pasă, papa, fraieră. Da, dar răsele, de-aia te auzi așa urățel, că ești tu. Mama mea, eu fraieră. Eu sunt mare Darcel. Da, ești foarte ciudat, dar răsele, asta e ideea, că te ești foarte ciudat, copilă, și nu înțeleg cum. Mami, hai mai repede. Mami, hai mai repede. Dar poți să mă faci pe mine să pricep cum naiba de tu ești copilul meu, dar să le că ești foarte ciudat, mă, băiete. Păi nu știu mai, că fie în pin, așa copil, așa mamă. Nu, tu, nu mai cu taică tot semeni, nu cum, ai, că am dat și eu aia într-o parte, l-o să o arunc pe mine. Am terminat, mami, eu am terminat. N-ai terminat, dar să le mai e, că trebuie să mai te duci, bă, dar acum pică numai arcuri, mai devreme când ceream nu-mi pica, dar oricum n-aveam nevoie, acum mă iau așa în partea asta, ce fai mă, dar să le acolo, cu ce te bază, lasă-mă și pe mine să ajung la final, să văd cu ce să mănâncă toată treaba asta, să văd care e faza, că eu n-am văzut, de fapt, ceva, dar să le, nu mai am nevoie de nimic altceva, eu mă duc acum direct la final, uite mă, și nu cred că pot să dau în tine, da, nu merge, dar să le, hai la final, hai să vedem, să ne batem, dar să le, acum, da, trebuie să le dau pe toate astea, sau care e faza, cum ne batem, dar să le? Că tu ai ajuns la final mai devreme. Da, le-am luat pe toate și acum pot să ajung la final. A, deci chiar trebuie să le iei pe toate ca să pot să ajung. Da, nu merge, dar ser, cum? Mami, strica jocul, mami, strica jocul. Păi înseamnă că nu le-am luat pe toate. Tu cum le-ai luat, dar să le iei? Du-te în față, du-te tu în față. Păi acum, mami, tu nu le-ai luat, că tu nu-ți lași altă parte. Dar să-l dau, nu, cred că trebuia, dar deja jucasem primul aia atunci, mai devreme. Cred că de-aia nu mai merge. Mami, vina ta, bă, mi-ai stricat tot. Hai deja, dar să le, că deja mă iervi. Hai că tu mă chinui aici la toate prostiile tale și tot vina mea e. Da, o treacă, mami. Casca e de-abia să vede casca. Ce cască? Ce treabă are? A, abia văd, băi, zic eu te văd foarte bine, dar să le, adică lăsă tine, de cum să văd în față de fraier cu o ai tu, dar să le, așa cum îmi scurci și toate balele astea, că eu nu înțeleg cum de ești așa copil, adică vezi tu la mine, tu nu vezi cât de aranjat arăt, zici, dacă îmi dau toate astea, cât de bine arăt, dar să le, pe lângă tine. Chiar mi-e rușine cu tine să prezint la lume că tu ești copilul meu, chiar mi-a fost rușine întotdeauna. Ok, și ceva? Nu mai supăr pe copilul ăsta, sincer. M-a adus aici, uitați-vă la ce chestie m-a adus. Eu îl aduceam undeva bine și m-a aduceam aici unde nu e. Dar Sel, da, dar Sel, da. Mami, hai înapoi, mami, hai înapoi, ca să nu mole, hai rapid. Da, hai că mergem înapoi, mă duc direct acasă, că nu mai supăr pe copilul ăsta, am plecat deja, nu mai supăr pe bune, gata, atât mi-a fost de ajuns. Ha, mă, dar să le mama acasă, că n-ai văzut, mai dus la niște prostii, nici nu mergeau alea, acum mergem acasă, ce naiba, dar să le, mă duc la toate porcările, eu chiar așa trebuie să mai am încredere în tine, să stau pe plac, să merg în fiecare loc, ok, ești băiatul meu, dar oriunde mai dus, nu mi-a plăcut absolut deloc, dar să le, asta este adevărul, pe bune, nu mi-a plăcut deloc. Mami, dar de ce? Mami, hai, mami, hai. Mami, dar de ce, mami, mai avea un lucky block? De ce nu le-a dat? Trebuie să zici, hai acasă, mami. Trebuie, a fost doar un meci. Al doilea l-am făcut degeaba. Am ajuns până la final degeaba, pentru că trebuia să se reseteze și nu s-a resetat. N-ai văzut că alea de mai devreme rămăsesere așa, dar răsele n-avea cum bine, să rămână mami, așa. Bine, mami, hai, hai, că m-ai mai supărat. Nu, mami, stai, mami, așteaptă, mami. Ce să aștept? La sunt aștept, aștept ca să ce? Că vreau să văd ceva, fie antenă, așteaptă acolo, așa, bravo. Păi aici, doamne, bă, dar e prost copilul ăsta, pe bune, bă, e chiar, nu, ia mă că mă duc acum după, ia. Ia, mă, dar ce vrei, ce să-mi dai, ce-mi dai, mă, ce-mi dai, fie antenă, pentru că ai pierdut, o să dau Silvie, hai, pa. Mulțumesc, Darusel, mulțumesc, foarte frumos, Darusele, iar ai pus șlepi în cameră, nu te mai supor, copile, gata, Darusele, nu mai, că acum vin, Darusele, te omor, nesimțitule, du-te, mă, de aici, de nesimțiți, Darusele, gata, nu te, Darusele, te abandonez, nu, ok, nu, o să-i fac eu o farsă, o să vedeți, în curând o să-i fac cea mai mare farsă, ca să creadă că nu. Mami, hai să ne batem, 3, 2, 1, hai! Gata, copile, gata! Ia uite, mami, ce avem aici? Noi avem aici un dispenser care o să ne dea o culoare și antenă. Ce culoare o să spică cu aia? Aia o să conștiți, adică dacă eu sunt... Bă, dar stai puțin, ce culoare o să spică? Bă, băiatule, ți-a mai zis? Du-te la școală, copile, du-te la școală! Ce nu știi să vorbești, dar să le... Mi-a dus aici un dispenser, ce culoare pică? Cum adică ce culoare? Ia, sunt două culoare... Și ce vă să fac cu culorile astea? Ce culoare pic? Deci, astăzi, tu trebuie să spui tu mie că pe mine mai dus la un concurs de construit și trebuie să aleg o culoare cu care să ce? Să construiești! Să construiesc, da, dar vorbește mai ca lumea și ce să construiesc? Cum adică cum adică să construiesc doar cu culoarea aia? Nu, mă, fie antenă, o să construiesc, dar o să folosești mai mult doar culoarea. Adică dacă, uite, dacă e cel să e ro-
roșu. Ce ciudat, în sensul roșu, că aici e negru și cu alb. Hai, lasă, deci practic tu vei să zici că culoarea principală pe care să o văd și mai ales ar trebui să fie una din astea. Ok, dau și ce mi-a picat? Mi-a picat negru, dar răsele. Culoarea mea principală, practic cea mai bună, o să fie negru. Păi ce trebuie să construiesc, dar răsele, că nu înțeleg. Păi fie, au, vilu, uite, aici așa, uite, bam, 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 după mai bam, bam, dar răsele, bam, dar răsele, mă ter, bă, dar răsele, m-ai adus la concurs de construire sau cel mai, la ce m-ai adus, dar răsele, că, păi hai să facem, deci vrei să facem o vilă, asta ai zis, da? Ba, bine, hai să, hai, păi da, păi da, alb, dar răsele, că ai rămas cu alb, hai să mergem, bine, mă, gata, copile, gata, ouă, ce mă enervează ăsta, mă, ce-mi scrie, mama urâtă, dar răsele, ce ai scris acolo, ia vină puțin, ia vină puțin, vină puțin, citește ce scrie, dar răsele, dar răsele, a plecat, ok, ok, lasă, ok, Darusel, vin aici, vin puțin, ai tu pe, de ce nu vrei să vii, Darusel, ce, ai făcut ceva tu rău, Darusele, ai făcut ceva rău, ia citește, ce scrie aici, Darusel? Mama, stai, așa, du-te mă de aici, Darusele, gata, că mama superbă de urât, ok, ok, bine, Darusel, lasă că vezi tu, ok, astăzi construim o vilă, bine, Darusele, gata, ok, gata, Darusele, la final o să ne întâlnim aici la jumătate, da, Darusele? Hai pa, aolo ce bine frate, deja o să scap de ăsta și acum pot să folosesc și eu vocea mea normală că nu mă aud de aici. Deja nu-l mai supăr frate, hai că ne facem acum vocea lasă normală să-l mai auziți pe Rafael. Că mai mult ați auzit-o pe mama strictă cum ar fi. Hai că o să-l auziți pe mine și când o să mergem să vedem ce note o să dea Darusel la construcții. Și la astea când ne întâlnim cu Darusel vorbim înapoi ca mama strictă și o să fie mai bine așa. Dar trebuie să construim o casă cu culoare neagră. Chiar sunt curios, nu știu să văd ce mă duce pe mine capul astăzi. Bun, acum ar trebui să mă auziți cu vocea mea normală și să vedem ceea ce putem să construim noi astăzi. Pentru că facem un concurs de construit cu Darusel, trebuie să facem o vilă. Deci mama lui strictă practic și cu Darusel trebuie să fac o vilă. Hai să vedem. Deci culoarea mea principală ar trebui să fie negru. Hai să vedem ce chestii mai avem pe aici negre. Putem să folosim chestii din acesta, de exemplu asta, sticla aceasta de care chiar cred că o să ne putem ajuta. Luăm și astea pe aici, vreau să iau și astea. Și aș vrea să iau un ăsta practic cum ar veni să pun ca pereți în înconjur pe acolo pereții. Și vreau să folosesc totuși și alb, că eu zic că alb ar trebui să mă ajute enorm. Așa că luăm quartz, cred că luăm quartz. De fapt ia să luăm, de care? Ia să mă duc eu la concret, cred că iau tot alb din acesta. Uitați-l ăsta care este pe jos pe aici și o să vedem cum o să facem. Vreau să facem ceva mai special să arate cât de cât mai ok. Hai să încercăm aici să facem o formă. Chiar sunt curios ce formă am putea să-i dăm. Aș vrea să-i fac o formă ceva de genul, dar nu știu cum o să arate. Ok, deci este o vilă, trebuie să fie ceva cât mai modern, să arate cât mai bine și înainte. Adică când o să ajungem noi la final, vreau să vă spun de pe acum că vreau să ne scrie, să scrieți acolo în comentarii cine a construit mai frumos. Vreau să scrieți dacă mama lui Darusel, adică eu practic, pentru că maica sa nu știu unde e și acum practic facem noi partea asta în care noi suntem practic maica sa, că maica sa e plecată în vacanță sau nu știu unde e, nu știu dacă mai vine maica sa, care e faza cu ea, dar în fine. Începem aici, facem o casă frumoasă în partea asta și ne luăm și o de asta, cum se numește, o ușă. Trebuie să ne luăm o ușă să vedem dark door din aceasta, cred că luăm. Asta este cea mai perfectă și unde să punem ușa? Să punem aici? Cred că zic că ar fi o idee să putem să facem aici. Fiți atenți când vreau eu să gândesc pe chestia asta. Vreau să pun aici, după aș vrea să fac ăsta ceva de genul așa, chiar dacă nu ar da el cel mai bine, pentru că nu vreau la asta modern să folosesc neapărat scările. Dar aici uitați-vă cum o să folosesc asta și eu zic că așa ar arăta mult, mult mai bine. Eu zic că e mult mai frumos. Și în părțile astea ar trebui să umplem noi așa cu alb. Nu știu dacă aici ar trebui, cred că ar trebui totuși să pun fix aici, uitați așa, dar punem de astea fix așa, de astea mici, nu le punem pe astea mari, sau dacă punem de astea mari, să vedem cum arată. Nu, punem de astea mici, arată mult mai bine așa. Eu zic că e ok și chiar sunt curios cum o să se descurce și Darusel astăzi. Să vedem cum o să încerce să impresioneze pe maica sa. Asta este cel mai interesant. Punem partea asta și facem un fel de design din acesta. Eu zic că arată ok, chiar îmi place cum arată, sincer, dar în partea asta cred că ar trebui să o ducem tot așa ca să arate mult mai bine. Dar de fapt nu, că aici practic eu deja am făcut intrarea asta și pe aici n-ar mai fi o intrare. Uitați, ne ducem ăsta mamă și vedeți că arată fix perfect, la fix l-am făcut. Dacă intrăm acum prin interior, eu zic că arată ok. Trebuie să mai punem și niște lanterne pe aici să arate totul foarte, foarte bine. Nu mai avem nevoie de ușile alea. Punem o lanternă undeva pe aici. De fapt cred că da, nu putem să punem acolo din păcate. Punem pe aici. Ia aici, nici aici nu putem să punem. De fapt, ia mă că fac eu aici o chestie. Punem fix așa, arată mai ok. Și da, trebuie să scrieți în comentarii ce note îi dați la construcția mea și ce note îi dați la construcția lui Darusel. Cine a câștigat astăzi? Dar vreau să scrieți în comentarii construcția mamei strictă, pentru că așa ar arăta mai bine, pentru că practic asta e tematica. Eu astăzi sunt mama strictă, costumată mama strictă și așa ar trebui să scrieți voi în comentarii cine a făcut mai frumos dintre el și mama strictă. Acum pentru că am zis eu, stați puțin,
chiar am zis o chestie, am zis că vreau să pun aici, ca și cum astea sunt, ăștia sunt pereții cum ar veni. Ok, pun peretele în partea asta, pun în partea asta tot la fel peretele și în partea asta tot la fel, o să le fac ceva de genul, o să termin forma asta, după ce termin forma, vreau puțin, de fapt nici nu cred că pot să vorbesc cu Darusel, că nu mi-a dat căscuță din acea. Bă, ce face? Uitați, ok, deci Darusel se uită. Deci Darusel se uită la maică, să am înțeles. Deci dacă Darusel a făcut ceva asemănător, știți de unde, știți cum a făcut. Am văzut, suntem martori cu toții. Bun, momentan am făcut așa, cam așa arată modelul. Eu zic că arată chiar interesant, chiar îmi place cum arată, sincer, chiar este un model super tare. Vreau să-mi spuneți acolo părerea voastră în comentarii despre acest model. Mie chiar, vreau să spun, chiar sunt așa surprins, adică mie chiar îmi place, chiar îmi place, știți ceva, chiar îmi place, super interesant. Și acum să vedem cum să putem să facem. Vreau să fac, am o viziune, dar ar trebui să stau puțin să mă gândesc. Deși cred că o să lăsăm să vedeți puțin mai târziu, o să încerc aici să mă gândesc cum. Am o viziune ca și cum să sucă cumva aici puțin mai în sus, să fie ceva de genul cum vedeți cum e aici, să fie, de fapt, nici nu știu, vreau să, ok, o să încerc să fac și o să vă zic la final dacă a fost ceea ce am avut eu în viziunea mea, practic, dacă am făcut fix cum mi-am dorit sau dacă a ieșit altceva, să sperăm totuși că o să iasă ceva bine, asta e cel mai important. Ceea ce vreau să vă spun e că sunt mulțumit de rezultat, cred că asta era ce aveam eu în viziune, așa în plan, chiar îmi place cum arată, vreau să scriți voi acolo în comentarii ce părere aveți de casa aceasta, este o casă cu culoarea principală negru, ceea ce și-a dorit Darusel, el face cu alb și bă, chiar îmi place cum arată aici, chiar sunt curios ce părere o să aibă, pentru că eu sunt transformat în mama lui strictă, chiar sunt curios ce părere o să aibă acesta când o să vadă ceea ce a construit practic mama lui, dar de fapt teoretic mama lui, că practic sunt eu până la urmă costumat în mama lui strictă și transformat și vorbesc și cu vocea, dar acum e bine că pot să vorbesc și eu normal, să-mi iau eu și eu așa suflu și toate astea, cam așa arată prin interior casa aceasta, mie îmi place cum arată, acum trebuie să mă ocup de interior, vedem, poate să facem multe. Ce faci, mă, ăla? Bă, de ce s-a uitit? Mă, e pe aici, pe undeva, dar, mă, unde-i, mă, ăla? E acolo, mă? Ia să mă uit pe partea asta. Da, mamă, ce face Darusel acolo? Nu-mi vine să cred, nu o să aibă absolut nicio șansă, pe bune, frate, nu o să aibă absolut chiar nicio șansă. Acum, hai să ne apucăm de interior să vedem ce o să facem. Deci, în primul rând, într-un interior din acesta, ar trebui să facem și noi un pat. O să punem un pat din acesta, bă, arată genial, că practic e culoarea negru. Hai să ținem și aici să arate totul negru, practic să arate tot așa mai special, să fie negru în prim plan. Eu zic că îmi place super mult, chiar arată super tare. Acum hai să ne facem un calculator. Trebuie să ne luăm și un scaun, deci trebuie să ne luăm și scaun. Dar fiți atent, vreau să-mi iau un scaun de ăsta de office, nu vreau să-mi iau de gaming. Ar arăta mai interesant în partea asta. Unde să-mi pun eu calculatorul? Hai că mi-l pun fix aici. Eu zic că arată că e un loc ok, e un loc decent. Pune și scaunul ăsta acesta fix aici. După ce trebuie să iau ăsta, pentru că nu vreau să fie negru. Stai puțin că nu cred că am luat ăsta. Ăsta era, ok. Vreau să-l împost aici foarte frumos în partea asta. Îl facem negru, scaunul acesta. Ăsta îl facem și pe el cumva de genul, cred că fix așa. Așa arată cel mai bine. Îmi place cum arată așa. Păi ok, momentan chiar e ok. Sunt mulțumit de ceea ce am făcut eu aici. Îmi place extrem, îmi place enorm, sincer. Dar nu știu ce să mai fac acum. Hai că mai punem și un de ăsta aici. Să punem, de fapt, hai că-l punem tot aici. De fapt, mă, ce e ăsta? Ah, nu e ce credeam eu că e, dar ia mă că-l punem și pe ăsta. Să fie așa, dă decor aici, practic să fie. Mamă, vedeți că arată genial ăsta. Și acum că tot am pus ăsta, hai să punem și un televizor, dar unde să-l punem? Hai să punem de ăsta de perete, care să stea pe perete. Dar unde să-l punem? Îl punem în partea asta, frate, televizorul ăsta, dar totuși nu prea ar fi trebuit să fie el aici, dar mă rog, pentru că practic nu prea s-ar vedea, dar trebuie să stau eu așa, stau eu, mă uit dintr-o parte, stau așa. Ăsta, de fapt, nu, hai mă că lasă așa, e ok. Eu zic e ok. Mamă, hai că l-am dat și eu pe ăsta. Deci îl punem în partea asta și acum trebuie să facem ceva de genul. No, că deja m-am zăpăcit de tot, sincer, cu el. L-am întors cu spatele. Mă, ce fac mă la televizorul ăsta? Ok, calm. No, bă, deci dacă ok, calm, încă o dată și încă o dată și acum ultima oară. Ok, acum hai să de fapt nu, încă o dată. Ok, gata, te rog, gata. Acum hai să vedem. Deci punem direct pe. Hai să punem ceva tot așa. Hai să punem ăsta, să fie puțin așa și lumină, să nu fie chiar așa vibe-ul ăsta totul negru așa, să fie vibe mai luminos, oarecum că nu e chiar tot, dar să fie oarecum mai luminos. Hai să vedem ce mai putem să mai punem dintre toate lucrurile ce mai avem noi pe aici. Ce am putea să punem noi într-o casă? Ia să mă gândesc, chiar că punem un ăsta ar fi genial, eu zic că arată ok și îl punem undeva fix aici. E ok, chiar ok. Ăsta mi se pare că e doar culoarea asta și oricum e ok cu. Ah, și pe negru. De fapt, hai că îl punem așa. Deși nu cred că arată ăsta cel mai bine, dar că îl punem așa să nu folosim chiar numai negru în continuu, mai folosim și alte culori. Acum, ia să punem și elefantul ăsta ca ornament. Eu zic că arată ok. Hai să-l punem pe ăsta, îl punem nu culoarea asta, îl punem griu
acesta. Nu, hai că îl punem culoarea aceasta, arată mai ok. Și să vedem ce să mai putem să mai punem, că avem foarte multe lucruri aici, dar nu știu exact ce aș putea să mai pun, sincer. Punem un frigider, că ăsta eu zic că ne-ar ajuta, îl punem fix în partea asta. Arată ok culoarea. Și trebuie să facem aici, să punem și niște d-astea cum ar veni, să avem și noi de mâncare, să preparăm mâncare. Dacă am pus frigiderul aici, punem ăsta, că îl punem în partea asta, să fie puțin mai la distanță și de calculator, să astea să nu prindă mirosul și astea la calculator. Ok, punem în partea asta, mai punem ceva așa și aici trebuie să punem plate din acela, dar nu mai știu cum se numea, cu cuțitul ăla. Mamă, nu mai știu cum se mai numește. Ah, ok, de fapt hai că îl punem pe acesta. Nu-l căutam exact pe ăsta, dar e ok și ăsta arată ok. Nu știu, mai pun aici câteva chestii, după aceea cred că o să fie gata. Vă prezint, o să vedeți cum arată, după aceea ne ducem la Darusel, de fapt ne punem vocea înapoi de mama strictă, ne ducem la Darusel să vedem ce a făcut și el și să vedem ce note ne dăm noi între noi, ce note dă Darusel mamelui, că poate îi dă note mai mari, pentru că știți că cu mine nu dădea notele exacte, nu dădea ceea ce era adevărat. Oricum, decizia finală rămâne la voi acolo în comentarii. Vreau să scrieți mama strictă sau Darusel ce a câștigat acest meci de astăzi. Gata, în sfârșit am terminat și interiorul, venim din partea asta frumos, intrăm în casă, cam așa arată. Păi eu zic e ok, n-am umplut cu foarte multe lucruri, am umplut cu esențial, cu chestii ca lumea. Bine, aici nu poți să faci nevoile, te duci direct acolo la apă, practic direct aici am oceanul frumos. Și da, cam așa arată în partea asta, este scaunul cu calculatorul. Eu zic că arată mișto scaunul acesta, dacă se folosesc cu un de gaming, mi se pare genial acesta. Aici este partea asta de frigider, aici o ciocolată de asta curgătoare, cum ar veni fântână, aici avem ceas, avem toate astea, vedeți și o tarantulă aici, o statuie, niște chestii foarte frumos, arată genial aici cu oglinda asta, mie mi se pare genială combinația asta cum am pus o asta și cu oglinda asta, dacă să pun oglinda asta în față, mi se pare genială asta mare așa. Și acum ne ducem frumos afară și vreau să mai facem ultimele chestii și anume, deci cam așa arată casa, ok? Acum vreau să fac, de fapt hai să-l facem în spate, să arate mai din spate, vreau să fac fix aici, vreau să facem aici o mare din acesta, un copac super, super gigant, un fel de palmier din acesta, vreau să facem așa frumos, o să arate genial palmierul și vreau să facem și un fel de apă ceva pe aici, eu zic că de fapt trebuie să-l țin puțin mai în sus ca să arate din spate, să se vadă totul bine, știți ce zic, să arate bine din spate, eu zic ok, uite aici este rădăcina, trebuie să facem puțin așa mai mare pentru că până la urmă edita mai palmierul, trebuie să lungim și în partea asta să-l facem grosimea asta așa și în partea asta la fel, palmierul acesta arată ok, hai să-i dăm acum cu frunzele să vedem cum arată, eu zic că și frunzele astea, mie chiar îmi place să fac palmier, mie un lucru în Minecraft, ce-mi place mie să construiesc sunt palmierii, frate, să fac niște palmieri dintre aceștia, copaci ăștia mie mi se par chiar super genial și sunt chiar ușor de făcut și uitați-vă cât de genial puteți să-i faceți din niște forme din acestea, dacă nu știați cu formele acestea, e bine ați învățat acum de la mine și mie chiar îmi plac chestiile astea, arată super geniale chestiile astea, dacă vă duceți la concursul de astea de construit și așa, eu zic că cu asta nu puteți să dați greș, pentru că arată super genial, chiar îmi place super mult, uitați-vă pe bune, bine, nu chiar, adică în momentul ăsta nu prea arată el genial, trebuia să-i mai retușez eu, să-i fac mai multe chestii aici, dar o să arate într-un final genial. După aceea cred că vreau să mai pun aici, hai să punem cum ar veni cum curge apă pe undeva pe aici și vreau să ducem așa să nu curgă asta apa. Ok, de fiecare dată că arată genial, mie chiar îmi place cum arată, cum am făcut apa asta curgătoare direct din ăsta și arată aici, cam atât o să fie. Copacul ăsta ia să vedem, bă, arată ok, dar cred că se merită mult mai bine, ia dacă mă uit din spate, bă, de fapt să puțin că nu prea se vede din spate, sau de fapt dacă vii de aici se vede, dar oricum nu e important asta, ne ducem acolo în spate, pentru că o să fie un secret de care Darusel nu știe și o să-l vadă pe urmă. După cum puteți observa, mi-am pus vocea mamei stricte și să înceapă concursul. L-am terminat aici, să înceapă distracția, am făcut și ăsta arată genial, chiar îmi place super mult ceea ce am construit astăzi, este una dintre construcțiile mele preferate pe care le-am făcut, dar teoretic, de fapt, practic, sunt ca mama strictă costuma, practic, gen, într-un fel, mama strictă l-a făcut, dar de fapt nu l-a făcut. Și da, bă, mie chiar îmi place rezultatul. Acum hai să mergem peste, dar să deja mă duc direct aici, nu mă interesează, gata, mă enervează, dar se, mă, ce, mamă, Darusel, ce-i ăsta? Bună, mami, ce faci? Iată-mă așa, cât am făcut o vilă, uite, e vilă șmecheră, uite, așa, uite, mare ca mine, uite, mă numi Darusel, am fost șmecheră, da, am fost voi. Da, Darusel, foarte șmecherești tu, Darusel, am prezentat și mie, ce-i făcut, mamă, Darusel, bă, vezi că arată interesant oarecum, Darusel, dar hai să vedem și pe interior, ok, pun niște signer pe aici, mă, ce e asta, copile? Vreau să zic că, Ia stai puțin, Darusel, ia vine puțin afară, că avem ceva de discutat, Darusel, mi-am adus aminte de ceva. Ok, ai pus tu brazii ăștia de zăpadă, Darusel, vine repede, dacă, Darusel, de fapt nu, Darusel, fii atent. Stai puțin, Darusel, stai puțin. De ce, de Crăciun, n-ai venit la mine, la mama ta?
Dar, Carusel, spune, ieși afară, ieși afară în momentul ăsta, spune, de Crăciun, de ce n-ai dat pe la mine, Darusele? Îți era așa de greu, măcar un telefon să-mi dai, îți era așa de greu, Darusele? Îți era așa de greu? Da! Ah, ok, ce să spun? Asta ai făcut tu, vrei să-mi spui tu mie, pentru asta m-ai chemat să faci porcăria asta, Darusele, n-ai făcut nimic pe interior, nu? Dar mie îmi place, ce frumos, când aduce pe exterior, nu pe interior. Oh, Darusele, e invers, mor. Oh, la totul e invers, da, oh, bă, dar, bă, Darusele, tu ești un ciudat, ok? Ești un ciudat, ce rău să-i dau? Bă, arată ok, dacă, din, fiate, Darusele, din față, arată ok, îmi place din față, din spate, din laterale, nu-mi place absolut deloc și din interior, groaznic, Darusele, dar din față, bă, pentru față, îți dau nota 8-9, care arată un fel de palat, de ăsta, palatul parlamentului, ceva de genul, palatul regal, casa albă, ceva de casa albă, ceva de genul, dar, nu ai nota 10, ai nota 5, Darusele, 5! Ce naiba? Nu, 6, dar îți dau 6, îți dau 6. Acum hai la mine să vezi cu adevărat ce înseamnă să faci o casă. Deci mama ta a făcut o casă cu adevărat. Trebuie să-i lecții, dar să-i... Ia uite cât de frumos arată. Ce părere ai? Wow, mami, ce frumos e, ma! Mamă, o căpăcele, căpăcele, căcățele, mă chemă, dar să-i... Mami, hai, arată-mi, arată-mi! Ok, Darusele, hai să-ți prezint. De ce ai văzut cum arată Darusele din jur împrejur? Acum, interiorul acesta este casa mea, Darusele, cea mai șmecheră casă, tu n-ai... Darusele, mă, nu te mai bate cu ușa asta, uite, în partea asta cum arată totul, Darusele, bă, genială casa asta, uite, aici ai baie, ai toate astea, aici, uite, uite cât de frumos stai aici la scaun, la calculator, să te joci calculator, frumos, ce spa, ce pat, genial, Darusele, Darusele, alo, ridicarea, spune-mi, ce părere tu? Asta. Darusel, ești un nesimțit, Darusel. S-ai bătut joc de... S-ai bătut joc de tot, Darusel. Darusel, s-ai bătut joc de tot. Deci tu mă chemi, mi-ai stricat toată munca. Tu m-ai chemat aici, mi-ai stricat toată munca. Serios, Darusel. Darusel, chiar mi-ai stricat toată munca, Darusel. Darusel, chiar mi-ai stricat toată munca. S-ai bătut joc. S-ai bătut... Darusel. Da, mami. Darusel, de ce faci... Darusel, de ce s-ai bătut... De ce s-ai bătut joc de asta, Darusel? Da, mami. Darusel, nu mai, e ajuns, nu te mai supăr pe bune, gata, ai încheiat-o cu mine, ești un nesimțit, Darusel. Darusel, mă închinui să fac toată asta, adică vorbesc la modul cel mai serios, acum ai stricat-o de tot? Da, mami, fii atent, fac să facă bum! Bum! Fraieră, și fii atent, mami, fii atent, a? Băi, acum fără glumă, frate, casa aia chiar îmi plăcea foarte mult. Mi-a distrus tot, chiar, chiar sunt supărat pe bune. Casa aia chiar am stat mult să fac și mi-a plăcut enorm. Nu cred că aș putea să mai reproduc o astfel de casă. Chiar arăta genial casa asta, bă, mi-a stricat-o. Măcar o am salvată pe videoclip, dar atâta, altceva n-am ce să mai spun. Dar chiar, bă, chiar îmi plăcea casa aia, chiar, nu știu, mă atașasem așa de ea. Bă, era mișto rău de tot casa aia, dar mi-a distrus-o, măcar scrie acolo ce notă merita casa mea și ce notă merită ce a făcut Darusel. După ce a făcut o porcărie, a mai făcut o porcărie că mi-a distrus mie casa, practic. Bine, da, într-un fel, da, îl trolez eu că sunt costumată mama lui strictă și el nu știe, asta e așa, da, da, deci chiar nu mai am ce să spun, atâta aveam de spus, atâta, nu mai supăr, pe bune, gata, mi s-a luat. Era așa de frumoasă casa. Ceea ce mi-a făcut Darusele, bine, astăzi o să primească supă. Ceea ce mi-a făcut ieri, deja nu mai știu să mai suport de sumă, deci nu mai suport deloc. Darusel, ce, da, ești foarte amuzant, du-te, Darusele, pune-te la masă, pune-te la locul tău, Darusel. Nu, pune-te la locul tău, Darusel, nu, gata, că m-ai supărat extrem de rău ieri, Darusel, gata, pe bune, pune-te aici, Darusel. Mami, fii antenă, eu am înțeles pe zi, da? Vreau ca tu să spui mereu, da, 24 de ore, așa că fii antenă, mami. Să spune ție, 24 de ore, să spune ție, 24 de ore, Darusel, în primul rând, mănâncă supă, că n-am făcut-o degeaba, mănâncă și tu am mâncat, nu, Darusele, nu, mă, deja, nu te mai suporta, gata, mă, Darusele, gata, mă, Darusele, spune și mie, ce ai avut tu ieri, de ce ai făcut aia ieri, Darusele, de ce ar trebui să faci lucrul acela, de ce? Ești mai chiar ce sunt, așa că fie antenă, mami, dacă mă enervez, o să dau foc la casă. Bine, Darusele.
gata. Deci, nu mai. Nu te mai. Și ce vrei să faci? Vrei să spun da azi, 24 de ore, ție. Vrei să spuneți ție da, nu? Da, dă-mă și antenă, mami. Eu vreau să stau în locul ăsta, e ok, nu? Bine, da, ai voie să stai în locul ăla. Așa, ce mai vrei, doamne? Mami. Normal că eu îți fac pe plac în continuu, că eu sunt mama ta și tu nu ești recunoscător pentru asta, dar în serio, ești tu mare nesimțit, pe bune. Și antenă, tu ai voie să zici nu de 3 ori, asta de 3 ori. Poți să spui și nu doar de 3 ori? Bine, mai e bine așa. Și acum ce vrei? Fii antenă, mami, vreau să te iau să-mi cumperi un calculator. Păi da, ți-ai cumpărat calculator, dar înseamnă... Mai vreau unul! Ți-ai cumpărat două calculatoare deja, mi-ai cumpărat unul acum recent. Mai vreau unul! Nu, eu zic nu, lasă, chiar zic nu. De ce să dăm atâția bani, dar înseamnă, gata, pe bune. Gândește și tu economic, omule, gândește cu casa, nu mai gândi așa. Bine, vrei, okay. Vrei, după ce cai din mami, casa, mami, înseamnă, chiar nici recunoscător, vrei să rămâne fără casă? Mami, ești fraieră? Ce nesimțit ești tu, doar să și aici, acum trebuie să spun nu, nu? Și după mai am o singură de asta, nu? Da, deci ești fraieră? Nu sunt fraieră, cum să fiu, doar să le ești nesimțită, îți bani jocă mine chiar așa? Eu sunt copilul tău favorit, nu? Păi da, e singur copil, cum adică copilul favorit? E singur copil, da, ești copilul meu favorit, logic, dacă e singurul copil. Și mă iubești? Da, omule, dacă ești copilul meu, nu e logic. Și îmi dai 20 de lei? Da, îți dau 20 de lei. Doamne. Cea mai bună, mamă! Da, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ia mă de aici câți vrei, dar răsule că deja mă enervez, gata, ia să te saturi, că ești nesimțit, acum ce mai vrei, gata. Mami, fii antenă, mami, eu zic să mergem la pizzerie. Uite-te, pizzerule, uite-te în dreapta, uite-te în stânga ta, de fapt, uite-te acolo, așa, ia și pe aia. Ce mă, vrei la pizzerie, nu ți-a zis burgerii? Vreau la pizzerie și după mai vreau să mergem în trei locuri, așa ca să mergem, dar, unde se află pizzerie, că eu n-am habar, e aici la apropiere sau unde e pizzeria, unde mergem? Da, e în apropiere, nu, hai cu motocicleta. Bine, dar însă, hai cu motocicleta, cum spui tu, așa, hai copiile, hai odată, dar însă, și te pomeni. Păi ți-am dat banii cu aia, cumperi, nu? Nu, cu banii tăi, nu-i așa, mami? Păi da, aia sunt banii mei, exact, ți-am dat bani de pizza. Păi nu, mami, tu să cumperi cu alți bani a tine, nu-i așa, mami? Bine, mă, dar însă, hai că-ți cumpăr, normal, nu trebuie să-ți cumpăr, dar însă, ce faci, dar să vezi pe unde merge, omule. Vezi pe unde mergi, că poate se activează barajul ăsta, dar să le și murim pe aici, dar să le. Bă, fiu. Dar să le, dar tu chiar nu prețuiești viața asta, n-ai grijă deloc de viața ta? Pe mami, eu sunt mare și mică, mă cheamă Darsel. Darsel, dar pe lângă că viața ta, dar mai și pă, cum e? Ok, nu mai rind documente. Așa, și acum Ieși! Ok, dar să le băiești, da, trebuie să ai grijă de viața ta, trebuie să ai grijă de viața altea, că mai ești cu altcineva, nu ești doar cu tine singur, dar să le. Și acum unde vrei să mergi, că nu te înțeleg, ce pizzerie e? Unde e pizzeria? Cum mă duci la benzinărie, unde mă duci aici? Bine, wow, mami, ce e asta, mami? Ce să fie, e un teren de fotbal aici, e un loc cu teren de fotbal, ce așteaptă aici, mă, bă, știi măcar unde e pizzeria, dar să le? Da, uite aici! Ce e aici, omule, că nu e nimic aici, e un hotel ăsta, doamne, dar să le, puteai și da, mă, copile, bă, ai probleme, mă, dar să le, trend basket, interesant. Hai să mișcăm basket! Da, hai că spun da, asta da, e interesant, că mie îmi plăcea, adică e ok, basket, ia mă, dar stai puțin, dar, tu vrei să dai acolo, vrei să dai acolo, Darsel, lasă-mă, Darsel, ce, așa, bravo, fraiere, bravo că ești, bă, dar nu mai la, n-ai voie să o furi, Darsel, nu se joacă așa basket, Darsel, nu se joacă așa basket, mă, dă-te de aici, Darsel, gata, hai să mergem, hai să te duc la pizzerie odată, te duc eu, Darsel, că e cu capul rădătul copil, hai, mă, Darsel, hai să te duc eu la pizzerie, hai, urcă, așa, și te duc eu la pizzerie, că nici tu nu știi, Darsel, tu nu știi unde e pizzeria, mamă, du-ți la chinezis, Darsel, ce pe aici, mi-ai venit atât pe aici? Hai să mergem, ciom, uite, food, mâncare, da. Mâncare, de fapt, Chinese food se numește aici. Ia să vedem. Mami, lasă-mă pe mine, hai cu Chinese, după toată ok, dar să legat, dar puțin, dar să-l dar unde să comandă, bă, nu e nimeni aici, dar să-l sau ia ce să fie. Nici, ce să fie, păi da, astea nu sunt chestii de chinez, dar să le, what, ce e mă ăsta? Mami, hai cu Chinese, ta hiu, ta bine, dar să legat, ai învățat-o chineză, că te uiți la desene alea. Da, bună ziua, dă-te, dar să le, dar aici și ce se poate la, ciocomochi, mamă, vezi că sunt chestii mișto, dar să le aici, mamă, dar să le țeau, bă, câte vrei, țeau, da, păi nu mai vrei, lasă că le mănânc eu, dar să le mănânc eu, blejer, le mănânc eu frumos, bă, ce faci, dar să le,
ce o să faci, Darcel? Ce o să mai faci? Ce mai faci acum, Darcel? Ce mai faci? Da, stai, mami, că prima oară trebuie să urcăm sus. Așa, urcăm sus. Doamne, Darcel, nu știi să mergi, Darcel. Normal că urci sus, Darcel. Unde ai vrea să urci? Jos. Doamne, iartă-mă, Darcel. Bă, dar chiar trebuie să te duci la școală, copile, și nu e de glumă. Nu mai vorbesc serios, Darcel. Chiar trebuie să te duci la școală, copile. Nu e de glumă. Dar nu e de glumă, Darcel. Unde vrei să mai mergi acum? Sus. Unde sus? Ce aici? Oh, ce tare e asta? Oh, dar Da, vin. Ce mai vrei, Darcel? Ia, unde mergem aici, Darcel? Ce e aici? E o casă, Darcel, pe munte, are cineva casă. Bă, ce... Ce-i aici? Ce-i aici? Darcel, ai urcat mai devreme! Păi, urcăm mai sus! Și ce faci mai sus? Stai, mami! Spargete! Asta e când m-am nervat! Hai, așa! Cred că mami! Mami! Hai, mă, lasă-mă, că deja nu te mai suport, Darcel! Mami, da vin! Mami! Hai că vin acum! Ce mai vrei? Hai, mă, urcă tu, ial tu! Dar știi și tu să urci pe undeva, Darcel! Hai, urcă! Hai, odată, că deja mă enervez, copile! Bă, gata! Bă, Darcel, bă, dar chiar așa trebuie să fii de nebun! Bă, Darcel, ce ai de la un timp de ieri? Ai tot înnebunit, dar bă, ești rău de tot! O să vezi, mami, de ce? Ce o să văd? Că nu te înțeleg. Ce? Da, ok, Darcel, da! Așa trebuia să urc în spatele tău ca tu să tragi un pârț direct în fața mea, Darcel! Mersi! Da, ok, așa cum ce faci? Ia, te duci pe aici... Mă, dar ce? Ok, mamă, ce mișto e locul ăsta. Mami, urcă! Da, urc. Și ce e aici? Să cineva, ce se întâmplă? Mami, scapă fie antenă. 3, 3, 2, 1, și urcăm și mai sus. Bă, Darcel, gata, nu ești amuzant deloc. Ha, mă, ce mai vrei să mai... Bă, Darcel, putem să ajungem acasă, adică pe bune, gata, Darcel, gata. Ok, mami, dar fie antenă, noi să mergem acasă, dar mâine am o surpriză pentru cine. Adică, accept surpriză. Care să facă mâine? Ce surpriză am pentru mine mâine? Bă, Darcel, mă enervez când vorbești, Darcel, nici nu vreau să te mai aud. Ce surpriză mai ai pentru mine mâine? Ce surpriză mai ai, omule, vorbești? Ha! Darcel, pa, wow, ești misterios acum, să înțeleg, nu? Ești foarte misterios, Darcel, de fel, nu? Da, ești foarte misterios, ce să spun, Darcel, wow, foarte amuzant. Nu mai pot de fericire, Darcel, abia aștept, nici de curiozitate, nu mai pot de sunt foarte curioasă, Darcel, mamă, nu mai pot, deci gata. Hai, mă, Darcel, bă, n-am ce să mai comentez, chiar ești nesimțit. Ok, mami, fie antenă, mami, ne am ajuns acasă. Și fie antenă, mami, surpriza o să ai, nu știu când, pa. Gata, atât a fost, Darcel, gata. Nu, mami, fie antenă, mami, tu să te duci să te culci. Și fie antenă, mami, o să vezi ultima surpriză. Stai puțin, Darcel, vine înapoi, mamă, Darcel, stai puțin. Avem ceva de discutat. Ce? Păi, gata, atât a fost cum spusul, da, atât a fost gata, nu mai e nimic de spus, atâta? Vrei să știi surpriza care ți-o fac? Zi surpriza, Darcel, dar mai, eu te întreb, lasă surpriza o doua parte, Darcel, zi, mai spui da sau am terminat toată ziua, pot să stau liniștit acum? Fii antenă, mami, pentru acum da, dar pentru mâine nu. Cum adică, doamne, ok, Darcel, ești foarte citat, hai că mă duc la mine în cameră, de fac cameră. La, mă cheamă, Darcel, mamă, ce mă nervează copilul ăsta, frate, ok, mă, zici, deci, bă, ce surpriză are, mă, ăsta, că eu nu înțeleg, și acum ce să fac, să mă duc la, mă, ce ziceam ăla, să mă duc la sosă, toate astea, în fine, da, hai că n-am ce să mai spun, frate, sincer, adică, da, cred că ar fi o idee să mă balasăm, deja a fost o zi extenuantă, așa, foarte obositoare, foarte ciudată, dacă mă întrebați pe mine, vreau să-mi spuneți voi acolo în comentarii ce părere ați avut de ziua asta, și acum mă pun direct la somnic, așa frumos, eu să-mi fac picioare, mă, ce, bă, ce faci, bă, alo, cum ai apărut? Mami, noapte bună! Da, noapte bună, Darcel, în fine, ok, deja am înțeles, ok, deci vedem că Darcel a venit aici în cameră. Să mă bag și eu la somn așa foarte frumos, să fie totul foarte bine. Aolo, s-a făcut și dimineața, acum, mă, ce, bă, e noapte, bă, și ce căutai? Unde sunt, bă, unde mergi? Bă, asta era surpriză, de zicea Darcel, doamne, cât de amuzant e copilul, uitați-vă dacă, bă! Mami, ce faci, mami? Unde ești? Bă, Darcel, unde ești? Darcel, cum am ajuns aici? Darcel, bă, alo, unde ești, Darcel? Mami! Mă,
ce... Mami! Mami! Mami, unde ești? Dar înseamnă, la unde s-aș putea să fiu eu? Tu ce cauți aici? Bă, dar înseamnă, ce... Doamne, iartă-mă, m-ai adus aici, cum ai aruncat aici, în primul rând? Dar înseamnă, spune și mie ce... Bă, ce fa... Ce fa... Bă, ce... Ok, dar să și că asta era surpriza ta și ce e cu surpriza asta, că nu te înțeleg. Fii antenă, mami, cum s-a zis ziua că nu s-a terminat, că fii antenă, auzi că pentru mâine, așa că fii antenă, mami, trebuie să te arunci de aici. Cum adică să mă arunc de aici, bă, tu ai nebunit, dar să le tu cu că asta e zi? Da sau nu, da sau nu? Păi nu s-a terminat ziua, n-ai zis că terminăm ziua, că gata? Încă nu s-a terminat. Ok, și acum ce trebuie să mă arunc de aici? Trebuie să mă arunc de aici? Da. Cum adică să mă arunc de aici, bă, dar să te ai nebunit la capăt, tu gândești. Mami, da sigură! Zi, mami, da sau nu? Da! Ok, mami, dar fii antre, mami! Tu puteai să zici nu că tu mai aveai unul! Glume! Ei bine, nu știu câți dintre voi știți, dar eu am făcut o piesă pentru Darusel 2012 pe care am pus-o atât de 1 aprilie, ziua păcălelii, pentru că este o piesă la troll, nu este o piesă ceva serioasă, am făcut-o dintr-o singură încercare pentru prima oară în viață, am făcut-o și bă, am zis că a ieșit ok, mi-a plăcut-o foarte, foarte mult partea aia cu Darusel 2012, în fine, nu mai știu exact cum era, dar era ceva de genul, nu o reproduc eu acum, dar da, vă las pe voi să urmăriți acolo, să-mi spuneți părerea voastră în comentarii, dacă n-ați văzut-o până acum, vreau să-mi spuneți ce părere aveți și dacă vreți să fac o piesă pe bune, dar acum, după cum puteți vedea, am ajuns aici și mă aflu practic ca Rafael. Nu m-am costumat în mama lui Darusel, în mama lui strictă, cum ar veni și acum, hai să mergem la Darusel în cameră să vedem ce face el, pentru că vreau să-l duc într-un loc ca să reacționeze la piesă. Astăzi ăsta este scopul meu, Darusel, Darusel, unde mă, ăsta-i la calculator, Doamne, iartă-mă, deci astăzi vreau eu să-l fac pe Darusel să reacționeze la piesă, să vedem ce reacție să aibă și toate astea. Chiar sunt curios dacă să-i placă piesa, pentru că, bă, eu zic că e o piesă ok, mai ales așa și pentru Darusel, chiar sunt curios ce reacție. Bine, bă, bine, bă, Ioane, bă, fii antene, bă, Ioane, yeah, mănâncă un burger, sunt cel mai șmecher, Dar să și aici te joci cu Ion, mă? Da! Ok, bă, da, tu chiar așa vrei să nu mai vii deloc pe acasă? Eu am zis că ai făcut o muzică, eu nu mai vii la tine pentru asta, că... Mă, ce am făcut o muzică, melodie, bă, n-am făcut o muzică, bă, dar să le melodie se numește muzică. M-am făcut de râs, bă, Rafale, da, jur, că fie antena, bă, tot m-am făcut de râs. De ce te-am făcut, mă, de râs, dar să le-ai văzut piesa? Mamă, stai două secunde, și antena, bă, Rafale. Ce te-așa rezultat, bă, vorbește-mă cum trebuie să te aud normal, dar să le vorbește cum trebuie, că mă speri, ce ești așa revoltat? Nu știu, bă, Rafale, bă, dar mie nu-mi place pe asta, că fie antena, m-am mutat două secunde, îmi vinea să mor, burgerii mei sunt stricat tot. Ce, bă, dar să le fii calm, vorbește calm, vorbește să te aud normal, dar să le și să te înțeleg, că ce vinea, bă, dar să le, tu chiar trebuie să te duci pe la școală, pe bune. Dar sunt de 2012, măi, așa de fie antena, bă, Rafale, muzica aia nu-mi place, m-am mutat două secunde și nu-mi plăcea. Stai puțin, dar să le, în primul rând, vino, vorbește cum trebuie. Și în al doilea rând, stai puțin, ai zis că te-ai uitat la 2 secunde și tu deja fredonai practic într-un fel de refrenul, partea aia cea mai mișto, cea mai catchy parte din video, din piesă, dar însele. Se numește melodie sau piesă, nu se numește muzică, dar însele, pentru că muzica e practic tot ăla, tot procesul, toate chestiile astea, știi ce zic? Și aia e o melodie, dar însele, aia se numește o melodie și tu... Melodie pe femeie? Astăzi vreau să te duc într-un loc foarte frumos pentru că vreau să spui reacția ta sinceră. Bă, dar însele, zi-mi sincer, ai ascultat piesa pe toată sau cât ai ascultat din ea, ca să știu la ce să mă aștept din reacția ta? Eu am ascultat-o pentru 2 secunde și îmi vinea să plâng, așa de urât, venea, m-am făcut de râs. Se zice venea, în fine, ok, te-am făcut de râs, dar însele, după ce nu ești recunoscător că ți-am făcut o piesă, dar însele... Pe fie atâta, bă, Rafale, te-a făcut-o pe 1 aprilie, știu că este troll song, adică, eu sunt o glumă, Ai dreptate. Bă, dar prostie ăsta se face singur, dar bă, dar tu nu vezi că te faci singur, dar sel. Bă, stai puțin. Tu nu vezi că tu singur te faci, dar tu singur ți-ai făcut o glumă că e de 1 aprilie, tu singur te-ai făcut o glumă, dar sel. Da, cum adică nu? Nu, bă, Rafale, fii antenă, ia zi, ce vrei de la mine? Tu după ce că m-ai făcut de râs, mai vii și la mine, mai vrei să vorbești cu mine, ia zi, ce vrei? Păi da, ți-am zis, vreau să te duc ca să-mi reacționez la piesă, dar să te duc într-un loc special și vreau să-mi reacționez la piesă, e simplu. După cum poți vedea, avem 96 de like-uri, 96 de persoane au afirmat practic că melodia asta este chiar o melodie bună. Bă, ce părere ai de thumbnail în primul rând, dar să le, că asta vedem aici până să dăm drumul la el. Bă, Rafaie, mă, ce e asta, mă, bă, toleacă, ce cu poza aia? Cum adică ce cu poza asta, mă, dar să-i nu-ți place, uite cât de frumos apare, uite, 1 aprilie, dar să-i domnești pe song, melodia lui Darusel de 1 aprilie, ce părere ai tu, dar
Darusele, îți place, mă, melodia asta, Darusele? Ia uite-l pe Darusele aici. Îți place, mă, Darusele, da sau nu? Nu! Darusele, hai să dăm start la piesă, fii atent, Darusele. Vreau să-ți spui părerea ta sinceră. De fiecare dată când vrei să oprim aici, îl oprim și îți spui părerea, ok? Ok, de start, de start. Ok, Darusele, am înțeles, deja ești foarte... Stai, stai! Numele tatălui și a sfântului și a sfântului, amin, de start. Ok, Darusele, deci practic am înțeles. Bă, bă, aolo, a venit, aolo, time say day, weather clear. Mamă, Darusele, a venit și ăsta, mamă, deja. Deci tu ai început, Darusele, să plângi, am înțeles. Tu ai început să plângi și practic a început și jocul să plângă. Uite de puțin, Darusele. În fine, uite de că a mai dat cineva like. 97 de like-uri acum, Darusele. Ești pregătit, îi dăm start? Ok, Darusele, piate, hai să înceapă. Piesa vreau să spui, ok, Darusele. Ia uite. Melodia lui Darusel 2012. Da, da, da. Asta este prima dublă pe care o tragem. Hai să vedem cum o să iasă. Hai să-l punem pe full screen, deși atent, Darusel este. Am dat practic pentru prima oară. Hai să vedem. Dăm aici, îl dăm ăsta la maxim. Și de fiecare dată când vrei să pui pauză, Darusel îmi zice, ok? Și face melodie. Și reacție să aibă. Darusel 2012. Ha? Ha? Stop, gata, gata, ce? Bă, de ce mi-ai spart peretele la cameră și simțit? Da, bă, Darusel, nu mai pune mâna pe microfon ca să se audă cum trebuie. Nu mai pune mâna ca să audă cum te miști tu pe acolo, Darusel, vorbește cum trebuie. Hai să vedem acum, să faci o reacție cum trebuie, ca la carte, bine? Stop! Ok, gata, star, Darusele, ok, deci tu ai mai practic să ai puțin înainte de toate. Deci tu m-ai întrebat pe mine, Darusele, deci Darusele m-a întrebat pe mine. Cum am, de ce am spart eu? Bă, Darusele, din greșeală am spart. Bă, stai puțin, cum adică am spart eu, Darusele, că erai tu, bă, Darusele, cum adică am spart eu? Tu erai ăla. Ce prost ești, hai de start. Ok, Darusele, vorbește mă ca lumea, omule, nu-ți mai bate joc, Darusele. Hai că înțeleg, am înțeles, bă, Darusele, dar nu mai pune mâna pe ăla. Nu mai pune mâna pe microfon, vorbește cu... Ok, de start. Bine, gata, Darusele, dau start, bă, dar nu, nu să n-ai ascultat-o tu. Dacă începe odată beat-ul ar fi bine. Dar usel 2012 cu părgăt la e. Bine, bine. Pe Minecraft e un maestru, un grand city regele. Hai că da. Hai că da. Eu sunt! Bă, Darusele, stai că s-a stricat ăsta, am înțeles. Bă, Darusele, bă, dar, ce, cum adică, mă, Darusele, ești tu, așa te crezi tu pe tine, tu ești rege, Darusele, hai, mă, să fii serios, adică, pe bune, mă, Darusele, stai puțin, cum adică, mă, bă, ok, dăm înapoi, fii atent, Darusele, că începe din nou, mamă, Darusele, că se pune cu reclame, cu doastră, hai să-i dăm start, am revenit, s-a dus reclama, aia, fii atent, Darusele, vreau să-mi spui, pe bune, părerea ta despre el, auzi. Ei! Crafte un maestru, un grand city regele, hai că da. Păi da, adevărat, adevărat, nu! Cu Alice 2012. Păi nu, da, exact, ai dreptate. Nu! Joacă fără teamă pe calculator, ia. Darusele, că l-ai enervat, gata. Pe beat mexican, gra. În Grand City strălucește pe roleplay stăpân. Adevărat, adevărat. Hai că da. Darusele, cu mâncării mână. Sunt astea de la ceea ce știi. Bă, cum adică, bă? Ce, bă, ce? Cum adică? Cum adică sunt de la ChatGPT? Cred că tu l-ai făcut din inima ta, bă, ești ferit. Bine, Darusele, bune, Darusele, comportă-te cum trebuie, comportă-te normal, vorbește cum trebuie, nu mai face pe supărat, tu vorbește normal, pentru că toată lumea vrea să, Darusele, fii, mă, voios, fii haios, vorbește, hai, mă, hai că-i dăm star, da, ascultă aici melodia asta, Darusele, nu chiar nu-ți place? Nu! Ok, Darusele. Ce versuri sunt astea de la ChatGPT? Ia uzi! Nimic! Super enervant, dar și hai! Ei, adevărat, ultima, adevărat, prima nu! Hai că da, Darusele! Ia uzi acum! Dar nu știe! Ba da, știu! Nimic nu-i oprește! Nici pe Alice! Darusel 2012 cu burgeri la el. Hei, de unde știi, mă, tu? Maestru, băgați și regele. Ei, 2012. Bun, ei. De calculator, gâr. Da, bă, stai puțin să punem pauză, Darusel. Stai puțin, ai zis că n-ai ascultat-o piesa asta. Când ai ascultat-o tu? De unde știi tu versurile, Darusele? Păi scrie acolo jos
zici prostule, uite, pulul scrie cu alb. Aia cu gâr-gâr nu scrie acolo, dar Arsel, tu de unde știai? Pe gâr-gâr, că așa ești tu mereu, gâr-gâr. A, ok, da, 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 sunt la asta, hai mă, dar Arsel, fii calmă, auzi. Bine, adevărat, da, bă, ia, bă, ce-mi place, bă, Rafael, dar fie antenă, bă, Rafael, primele strofe de căcat, dar ultimele mi-mi plac. Bă, vorbește, mă, frumos, dar Arsel, bă, dar Arsel, vorbește shift, bă, după ce că, dar Arsel, bă, nici frumos nu vrei să vorbești, nici ca lumea nu vrei să vorbești, nu mai pui mâna și pe microfonul ăla, bă, dar Arsel, ce tot faci, mă, acolo, îți mănânci microfonul, nu mai bărcări aici și îți mănânci microfonul, tu, nu? Da, Bă, dar să le vorbește, mă, ca lumea. Hai, mă, că să nu aici. Gata, dar să le vorbește ca lumea, am zis. Ok. În universul lor, timpul se oprește. Propriul lor. În inimii se aducește. Dar să le și... Ia, ascultă acum, fii atent, dar să le. Fii atent, ascultă acum, vreau să-mi spui dacă îți place. Ia, uși. Am dat-o în bară, ia. Hai să dăm una acum, freestyle pe flow. Ei, mă, ce place, bă, Rafale, bă. Ia, uși, ia, uși, acum. Ia, ia. 2012. Stai puțin, parcă ai zis că nu știe, dar să le ai, mă, că nici cu asta, bă, dar să le. Tu ai ascultat, mă, pascuns, bă, dar să le. Stai, mă, și noi. Bine, gata. Ce hoț ești tu, dar să le. Parcă și nu știu ce am făcut, dar acum pentru toată lumea. Dați acolo cât mai multe like-uri. Dislike-uri! Ascultă, Darcel! Apă, rapă, ascultă! Bă, Darcel, tăi mâna! Bă, Darcel, ascultă-mă aici, taci! Ascultă, ce era aici, Darcel, tu n-asculti! Când de vorba de vorbit, nu vorbești și când nu trebuie, Darcel, tu vorbești, am înțeles! Ei, Darcel, nu te supăra, dar am încercat și ceva aici. Dacă ai ieșit, dacă n-ai ieșit, ai... Nu știu ce să mai zic, cam atât. Papa, fere! Așa, mă, Darcel, fii atent, ai auzit ce am zis aici, da? Ai auzit? Da, nu-mi place! Nu-ți place? Nu, și, nu te-ai supărat sau nu te-ai supărat, Darcel? Bă, după, stai puțin, înainte să zici orice, te aud după cum vorbești, Darcel, că n-ai niciun chef să te uiți așa la reacție, asta ți-i chiar nu-ți place piesa, că știi că ascultat-o mai de vreme. Mie nu mi-a plăcut și fii atent, bă, Rafael, eu am fost Darcel, am fost un video de scap. Bă, e Darcel până la urmă, stai puțin, că trebuie să le aduc din nou, trebuie să ne spunem mai multe detalii, că deja, bă, noi, nu, bă, ăsta, bă, se vede, chiar e supărat, dar de ce, i-am făcut și eu, spuneți-mi și mie, chiar trebuia să-i fac asta, uitați, mi-am pus și skin-ul lui, că el nu putea să vină aici, trebuie să-i Darcel, gata, așa, mă, Darcel, hai să te mână, fii atent, Darcel, dă-mi înapoi și vreau să comentez pe bune, Darcel, bă, dar spune ce-ți place și ce nu-ți place la piesa asta, chiar așa nu-ți place nimic? Mi-mi place Darcel de oamii, 12, el e Darcel de oamii, aia e mișto, Darcel, ok, dar poți să vorbești, nu cred că să mai uită nimeni, cred că deja ai luat cheful la toată lumea, vorbește cum trebuie, Darcel, pentru că oamenii vor să audă o reacție cum trebuie, Darcel, nu trebuie să faci un supăratul. Ok, și Andra, bă, Rafale și mie, mi-a plăcut aia cu, așa dăm direct după flow cu Darcel din ghetă, bă, cum adică din ghetă, dar ce zi eu, bă, îți papuc? Da, dar ce e papuc? Doamne, Darcel, după ce că îți pui mâna în continuu pe microfon și se aude nu înțeleg, Darcel. Gata, Darcel, gheata, doamne, Darcel, uite ce scrie aici, Darcel, ia citește, știi să citești în primul rând, ia să testăm capabilitățile tale. Acest clip este făcut de... Bă, dar nu înțeleg! Această capodoperă este făcută în glumă, de aceea este postată pe 1 aprilie. Bă, iar am venit, doamne, Darcel. Melodia asta nu este capodoperă, este o muzică urâtă. Ce zici tu acolo, Darcel? O capodoperă. Așa, ok, capodoperă. Deci această capodoperă este... Capodoperă. Gata, Darcel, este făcută în glumă, de aceea este postată pe 1 aprilie. Nu o lua în serios, Darcel. Unele versuri sunt făcute cu inteligență artificială, dar cel mai important este să ne distrăm, Darcel. Sper că îți place, poate vom avea talent în viitor să facem una pe bune, fac una pe bune, Darcel, ce părere ai? Eu nu! Bă, Darcel, fii atent, nu mai e ce nimic, vreau să te pun din nou, nici nu mai știu ce am vorbit mai devreme, Darcel, că s-a întrerupt aici, Darcel, vreau să vorbești cum trebuie, să spui o părere, bă, Darcel, dar fii atent, acum, părerea ta sinceră, ce părere ai tu de melodia asta? O mai ascultăm o dată, de fiecare dată când ai ceva de întrebat și de spus, Darcel, vreau să-mi spui, pentru că vreau să te lămuresc, ok? Ok, hai! Ok, Darcel, te auzi ca din
pungă, dar nu se le da, nu știu, că ți-ai stricat microfonul, asta faci tu, dar să aia să ascultă melodia, să o dăm și mai tare dacă e. De fapt, rău să mă așa, dar răsule, ce părere ai tu de ea așa? De ce ai neapărat pe mine? Ne place cum tu ești pe scenă și cânti. Ok, dar să-l ia să ne uităm aici. Aba nu, eu sunt pe scenă, nu tu, eu sunt pe scenă. Bine, 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 dar răsule, fii atent, de fiecare dată când vrei să vorbești ceva așa mai serios, mai calm, mai mult, îmi zici să pun pauză, ok? Ok, hai, hai! Hai să-i dăm start să auzi aici, dar auzi, dar răsule. Crrrr. Ha? 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 Ia, 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 ia. Carusel 2012. Dacă începe odată beat-ul ar fi bine. Ba nu! Carusel 2012 cu Burger la el. Bă, stop, 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 stop. Ce, gata, 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 zi mă, zi. Tu mănânci mie din burger? Ce mă? De ce mănânci din burger? Ne-ai simțit, ule? Eu-s burgerii mei. Cum mănânc eu din burger la el dacă ăsta ești tu aici? Tu nu știu. Dar însă-l fetița, răi, doamne, dar însă-l mă pun să pun pe ăsta la prostie. Doamne, dar însă-l nu te înțeleg, mă, copile. Ia-uzi, Ion, joacă fără. Joacă noaptea pe calator, gra, ia, baby mexican, gra. Bine mă, dar răsele, stai puțin. În primul rând, dar răsele, că mă enervez cu vocea ta. Dar răsele și că ești așa, foarte supărat, stai puțin, că ești tu foarte supărat. Dar răsele, termină, nu mai vorbi peste melodie. Dacă să te aud așa, dar răsele, vorbește doar când pun pauză. Îmi zici să pun pauză și ok, gata. Că după strici frumusețe, ambient la melodia asta. Cât de șmechere ea, dar răsele, ascultă, auzi. Dar sunt 2012 cu burger în mână. Ce versuri sunt astea de la ChatGPT? Mamă, ce versuri sunt astea? Ia auzi, arăsile, acum! Ia! Ce versuri sunt astea de la ChatGPT? Mă, frate, că nu le înțeleg deloc. Dar sunt prieteni enervați. Super enervant, dar și haios. Ce părere ai, mă, tu, dar răsele? Ești enervant sau ești dar haios? Sunt dar haios! Nu, cred că mai degrabă ești dar enervant. În fine, hai să dăm șapte aici. Dar nu știe ce. Ba da, știu. De unde știi, mă, tu, dar răsule? Ia, mă, să ne uităm, fii atent, dăm înapoi. Și vreau să vedem ce ai construit tu, dar răsule. Că aici arată castelul. Ok, deci ăsta este un castel de al tău. Vreau să spui tu mie că ăsta este un castel pe bune, dar răsule. Sau ăsta a fost făcut de tine sau a fost făcut de Alex? Că nici nu mai știu. De mine, de mine. Ok, dar răsule, hai să dăm înapoi. Eu dăm direct în față, ia să vedem. Lumea virtuală, nimic nu-i oprește. Nici pe Alex. Dar să-l 2012. Cum adică, cum adică, cum adică, cum adică, ce cum adică, dar să-l, că nu te înțeleg. Nu știi ce înseamnă lumea virtuală? Adică aici, pe Minecraft. Doamne, dar să-l, pe, tu chiar trebuie să duci la școală, mă, că am dat ăsta la, bă, pe ce? Ia-o, dar să-l. Grr. Ia, în lumea lor pe ecran. Se, bă, dar să-l s-a despaul. Ce fraieri? Un prieten virtual și apropiat, dar să-l și un prieten în fiecare seară pe Minecraft? Da, bă! Ok, dar răsule, bă, ascultă aici, fii atent, dar răsule, că aici mi se pare că vine partea aia mișto rău de tot, dar răsule, adică în curând apare partea mișto. Pe mine mexican, dasul cuvintelor e liber, dar răsule și prietenul liber vor fi pe același fac. Ia, freestyle, freestyle! Bă, ce înseamnă mă asta, bă, ce-a GPT? Iauzi, iauzi, acum! Hai să dăm un freestyle pe flow, acum direct din ghetto, sunt cu dar răsule aici, intră pe flow. Bine, bă, bine, bă! Nu știu din nou, vreau să-mi spune ce reacție crezi. Ia, ei, dar să-mi dă, bă, mi, doi, ei! Ele dar sunt două mii tăiște. Îi place să mănânce burger. Nu știu ce am făcut aici, dar să sperăm că o să fie ceva mișto. Și dați acolo cât mai multe like-uri. Ia-uzi. Darcel, nu te supăra, dar am încercat și ceva aici. Dacă ai ieșit, dacă n-ai ieșit, ai. Nu știu ce să mai zic, cam atât. Opa, zi mă, dar răsule, ce părere ai tu? O, fii atent, dar răsule, vreau să-mi spui părerea ta, după aceea vreau să-mi spui partea ta favorită din această piesă, ce părți îți plac ție din piesă, dar răsule, practic, și nota finală, dar răsule, asta vreau să văd, ce note îi dai tu la piesă? Mie mi-a plăcut fata cu, am uitat, stai, bă, dar știu, o să fac freestyle pe flow, cu dar răsule din ghetou, din gheată, ei, mă cheamă, dar răsule, ei, ce mai șmechi, a, dar, ce ai trebuit, Rafaele? Ești fraier, dar răsule, bă, vorbește-mă cum trebuie, dar răsule, să te înțeleg cu gheata ta, dar răsule, ghet. Dolce, gheată visezi, mă, dar răsele, aolo.
Bine, bă, ai, bă, Dark Souls, zi pe bune. Care, deci s-a plăcut partea aia și aia când vine Dark Souls 2012. Vine Dark Souls 2012. Bine, gata, că Dark Souls nu se vede că nu știi să cânti Dark Souls. Bine, că nici eu, adică, bine, am făcut o mișto pentru prima oară, dar aia se numește Troll Song, pentru că este pentru prima oară când am făcut așa ceva și din prima încercare, dar am pus totuși pe 1 aprilie, Dark Souls, cum ai zis tu, cu păcălele la început, dar în fine, bă, ce notă, așa, și ce nu-ți place la aia, Dark Souls? Mi-ai spus ce-ți place, dar doar ajuta, doar părțile alea-ți plac? Da, bă, la Flash Fiantele, mie ce nu-mi place la muzică este faza că începutul. Ce trebuie are începutul? Adică... Începutul a atras prea mult și vreau muzica direct. Vreau să aud direct muzica, dar sunt de p***i și gata. Da, așa cum te-ai de pe tine între... Da, nu te mai suport, dar să zi, mă, nota finală. Ce notă dă Dark Souls 2012 la piesa pe care i-am făcut-o lui Dark Souls? Ce notă dai? Ia să audă toată lumea nota pe care tu i-o dai piesei acesteia. Ok, Fiantene, înainte să-mi zic nota, vă rog să dați like și subscribe, că Fiantene, nota mea este 2 plus 3 plus 1. 2 plus 3 plus 1, 6? Plus 1. 6. Nu, plus 1, încă o dată. 7. Încă una. Încă una, ok, bă. Da, ok, vreau să-mi scrieți voi acolo în comentarii ce notă îi dați voi, ce notă dați voi practic la piesa asta, dacă v-a plăcut și dacă vreți să facem una cu adevărat pe bune, că asta a fost de 1 aprilie postată la mișto, pentru că a fost prima oară când am încercat să fac așa ceva, prima încercare, din prima totul cap coadă, din prima frumos a ieșit, eu zic e ok, mai ales partea asta, fiți atenți, hai să dăm aici, deci de aici începe, ia să ascultăm, fiți atenți, acum să auziți, acum cum începe partea asta cea mai mișto, vreau să scrieți comentarii dacă vă place. Ia-l, dar cel de oamenii, 12. Mănânce băgări. Ok, și da, dar să le... asta e practic tot. Asta e cea mai mișto parte din piesă. După părerea mea, vreau să scrieți acolo în comentarii care este partea voastră favorită de la piesă. Dați acolo like la piesă, intrați și la piesă, scrieți acolo comentarii dacă vreți să facem altă piesă. Cam atât, dar să le zibă nota finală, dar să le și atât. Terminăm, gata. Că să face și noapte, ia uite cum e afară. Ok, hai, așa de ce am de parafane. Ești gata să zau nota? Nota este... Tobele, bum 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 bum, chitara, nota nouă. Bine, Darusele, nota nouă. Bine, papa, Darusele, să te duci direct la culcare. Pa, Darusele, că deja mai, deja, Darusele, mai bine. Da. Bă, stai puțin, Darusele, stai puțin. Vreau să-mi spui ceva, îți place piesa, da sau nu? Da. Ok, Darusele, mulțumesc. Papa. Oricum a fost făcut la mișto pentru tine, că ești un fraier. Papa, stai și... Dar să le stai, mama, acolo că acum o să-ți aduc mâncare, o să-ți aduc ceva, ce o să-ți placă, dar să-l, pentru că okay. Am zis așa, deja are burger, dar să-l, ok, eu ziceam că i-aduc burger, dar de pe, adică e ceva normal să aibă burger, bă, dar să le, uite-te, bă, eu îți dau niște burger, ia doi burger, și ți-ai pus mă asta păcat, doamne, dar să le, fii atent, dar să le, că acum mă pun și eu puțin aici, mănânc și eu burger, că de asta am chef, n-am chef de absolut nimic să fac, astăzi habar n-am, nici nu știu, nici n-am nicio treabă prin casă, nu vreau să fac absolut nimic. Da, mami, da, da, mami, frumos. Da, să le dați mă asta jos, mă omule. Hai să discutăm ca de oameni normal, că nu chiar nu vreau să mă enervez astăzi, mă, dar să le... Eu ok, mami, te iubesc. Ok, și antena, mami, mie mi-a venit o idee. Vreau iară să duc cineva. Vei cu mine sau nu, că fie antena, mami? Am dat ideea, nu, fii atent, mami, te-ai gândit vreodată, cum e să zic ceva? Dar să elegau, nu, dar nu mai, nu, ce, ce atâta, cum adică m-am gândit cum e să fii ceva, ce mă, da, doare, dar să el. Da, mami, da! Bă, ce, doamne, iartă-mă, vorbește acolo, bă, dar să ele, bă, ok, știi ceva, deja mi-ai făcut nervi, dar să le, credeam că e o zi normală, că putem să ne înțelegem. Nu, mami, fii atent, mami, bă, știi ce ai de zis? Știi ce vrei să spui? Că deja da. Ai... Păi da, ce? Și ce okay. Faci pe acolo, Darusele? Ce miști? Ce tot faci acolo? Vino cu mine! Bă, Darusele, deja mă enervez. Faci ceva pe bune sau nu? Deja, bă, Darusele, în primul, nu mai pune mâna pe... Bă, Darusele, termină toate activitățile și fii atent la ceea ce vrei să-mi spui, că nici nu știi ce vrei să-mi spui. Deja mă enervă, bă, bune. Bă, mami, răspunde la întrebare. Nu mai, Darusele, doamne, iartă-mă, Darusele, acum mă mai Ce întrebare? Te-ai gândit vreodată cum e să fiu un bloc? Adică să fiu din scaunul ăsta, da, scaunul ăsta, te-ai gândit? Doamne, Darusele,
dar să crezi că amintea ta de copil prost, dar să le crezi că amintea ta de copil ok, așa, și ce e cu întrebarea asta? Care a fost faza cu întrebarea asta, că nu te înțeleg? Mie să mergem la haide zi și putem să fim blocuri, adică fie antenă, mami, tu poți să fii un scaun, o floare, un geam, sau chiar poți să fii tu, că știi, ciurătă. Și semți, scaunul ăsta vrei să-mi spui că e urât, floarea aia vrei să-mi spui că e urâtă, geamul ăla vrei să-mi spui că e urât? Da, și tu ești urâtă, de ce mai stai la mine în casă, mă rog, dar de ce mai stai cu mine în casă, de ce te-ai întors la mine și nu puteai să rămâi acolo unde erai tu la casa ta? Că mi-e place calculatorul, camera 4, așa că hai să da, vorbești, dar te auzi, nu, Darusel, nu te mai supăr, copile, deci tu mi-ai zis că, deci ți-am zis, Darusel, că asta este o zi relaxantă, liniștitoare, n-am nimic de făcut și ți-o mai luat cu toate prostiile, deci nu te mai supăr, mai bine nu te mai vedeam ziua asta, nu mai făceam de mâncare, nu mai făceam nimic, stăteam la mine în cameră toată ziua și aia era, nu mai dădeam de tine. Da, singură, mami, și hai să mergem, fiantă, mami, un 360 și nu. Bă, Darusel, gata, deja mă enervez, hai odată să mergem, să ajungem acolo, că nici nu înțeleg unde vrei tu să mă duci, deja nu-l mai supăr pe ăsta, sincer, nu-l mai supăr deloc, chiar nu-l mai supăr, nu știu cât o să mai doresc de treaba asta, dar să le cred că te dă afară din casă odată și odată. Nu! Ok. Ia mă, dar să le ce aici, ne-am dus într-un alt oraș și ăsta mă, ia să vedem, pare interesant, e așa colorat, e drăguț, și ce știi scrie, că așa putem... Mami, uite, până mami, uite, băi, șmecherează. Bă, Darusele, ok, da, lasă-l pe ăla, vezi că vine și te ia la bătaia acum, nu mai vorbi cu el, Darusele. Nu, gata, Darusele, hai să apăsăm aici pe buton să vedem ce se... Oh, you are hunter? Mă, frate, pe bune, chiar eu trebuie să fiu cea care trebuie să te caute, Darusele. Darusele, deci tu mă chem ca practic să te caut eu, am înțeles, deci asta este relaxant pentru tine, nu pentru mine, Darusele, că tu ți-e-ți place să râzi. Easy, mami, easy, mai vasă. Bine, Darusele, măcar nu mă mai enerva, ok, mă enervez, dar nu mă mai enerva așa cum vorbi tu, salta, mă enervez așa că nu te găsesc, că astea, în fine, hai să vedem, deci a început totul, hai să vedem, bă, Darusele, deci tu ești un bloc, vrei să-mi spui tu mie? Da! Păi și cum îmi poți da eu seama ce bloc e în regulă de pe aici, pentru că eu habar n-am, adică cum adică ce, Darusele, dar fii atent, bă, la 200 de secunde vreau să-mi dai un indiciu ce bloc ești tu, Darusele, și n-ai voie să te schimbi în alt bloc, ok? Ok, mami! Da, Darusele, da, și pe unde ești tu, așa, nu știu, vorbește și tu, Darusele, că zice, adică, știu că nu prea-mi place, opa, crezi că am găsit ceva pe aici, mă, dar e interesant, sunt foarte multe locuri pe aici, dar nu știu exact unde ai putea să fii, mă, Darusele, ia dă-și tu un indiciu așa, cât de cât, ce vezi prin jur, ce culori vezi? Eu văd verde! Verde e cam peste tot, înseamnă că ești pe undeva, pe la, dar nu, mă, mai explicit, Darusele, fii mai explicit. Eu văd ceva verde cu galben! Tu vezi ceva verde cu galben, am înțeles, Darusele, deja mă enervez, nu te mai supăr, Darusele, ce vezi tu verde cu galben și de ce e ușa? Opa, Darusele, verde cu galben, vrei să-mi spui tu mie? Da, mami, te iubesc! Ok, Darusele, ești enervant, ok? Numai... Ce sunt toate ușile astea deschise aici, întrebarea mea, Darusele, deci tu cumva... Nu! Easy, mami. Darusele, chiar atât de prost ești, doamne, Darusele, bă, Darusele, te vedeai în ultimul hal, Darusele, asta, ok, Darusele, mie îmi convine, hai, apasă tu start acolo, acum mă pune ca bloc, ia să vedem ce putem să ne facem, de fiți atenția mea aici, can move items, can be moved, drop, remove, what? Can move, ok, am înțeles și asta este puțină din acesta și uite, atenți că pot să mă duc pe undeva, mă, dar stai puțin, doar ăsta pot să mă fac și nimic altceva, am înțeles, mamă, pot să mă fac mai multe chestii, și interesant, și fiți atenți că vreau să mă fac ceva interesant, ok, ne facem ăsta, nu o să vreau să-mi zic ce ne facem, dar de fapt ia să vedem, ne putem să ne facem mai multe chestii, ăsta unde aș putea să mă ascund, dar eu dacă stau așa, nu cred că trebuie să mă mut sau astea, dar să vedea cam ciudat, bă, nu știu care e faza cu el, dar fiți atenți, cam eu idee, bă, dar să le cât timp ai tu acolo, mamă, 9 secunde, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, unu, să văd și că te mănânc. Ok, Darusele, mă mănânci, am înțeles care e faza cu tine. Bă, dar stai puțin că mie mi se pare ceva cam ciudat aici, nu prea-mi place, adică ce se întâmplă aici. Așa rămân blocurile astea, bă, dar nu se face ca un bloc solid. Nu, mami, unde ești? Nu, de unde să fiu? Nu sunt nicăieri, chiar nicăieri. Eu sunt foarte bine, eu n-am nimic de spus, n-am nimic de comentat, e totul. Bă, Darusele, dacă ai cap și stic să te... mă, se face solid, mă, se face solid blocul, numai că nu trebuie să te... ok, deci, da, nu trebuie să te miști, toată treaba ce e... Ce culoare vezi, mami? Ce culoare să văd? Văd verde ca tine, cum ai văzut tu. Ok,
eu cred că m-am blocat. Ok, te-ai blocat, Darusele, că tu ești frate, mă, Darusele. Am înțeles. Și ce faci tu pe acolo, bă, Darusele? Spune mai multe detalii, eu nu pot să mă mișc de aici, pentru că dacă mă mișc, practic tu mai cam vedea într-un fel, dar vreau să spun că văd o culoare în față, văd niște bookshelf furate, vreau să spun, Darusele, văd niște bookshelf furi în fața mea, Darusele, atât am de zis. Ok, mami. Deci vezi, Darusele, că s-a chiar e un indiciu foarte mare. Mami! M-am blocat în nu știu ceva de spongi și nu mai poți să ieși, gata, aici rămân, nu mai joc. Păi dacă ești frate, Darusele, păi unde ai intrat, Darusele, pe acolo poți să ieși înapoi, ce, acum mă faci ca cum să ies din locul meu, hai mă, că te-ai tăiat puțin. Nu pot, nu pot! Bă, nu poți, Darusele, hai mă, bă, Darusele, bă, m-ai chemat aici să ne relaxăm, să ne distrăm, Darusele, nu să ne plictisim și să ne enervăm. Uite, mami, dar nu poți să ieși, mami, ești blocat, ajutor! Ok, Darusele, da, și acum, dacă vine după tine și te văd cumva, Darusele, și așa, ia mă să vedem, unde ești tu, Darusele, că nu te înțeleg, ia, unde ești tu, Darusele, nu ești, unde ești tu, Darusele, că nu te înțeleg. Sunt lângă o casă, mă! Ești lângă o casă, mă, așa, vin la casa asta, mă, în partea asta și tu unde ești, Darusele, că nu... În stânga, una, acolo, unii... Bă, dar nu vezi ceva ca lumea, Darusele, și... La casă roșie, casa! E casă roșie, da, și ești înăuntru? Nu, în spatele! Nu e, doamne, nimic aici, mă, ce asta de aici și ce casă, cum și mai ce casă, mai multe case, dar asta nu ești aici, că aici în partea asta eram eu, unde ești mă, Darusele, zi pe bune. Sunt la o casă roșie cu portocalii și sunt blocat în spate. Ba, ok, Darusele, și de ce vorbești așa, Darusele, ce, acum încep să plâng sau ce? Da, mami, ajutor! Bă, Darusele, nu ești amuzant, pe bune, vorbește naiba cum trebuie, Darusele, că mă enervezi, omule, spune-mi unde ești, că nu înțeleg, vin peste tot și nu te văd. Sunt lângă o casă roșie cu, nu știu, un fel de clădire care, o clădire portocalii care e așa, ok, spune de macara, Darusele, ok, perfect. Ia mă, și ce, unde ești tu, Darusele, unde te-ai blocat? Că am venit aici, nici măcar nu ești aici. Ia, ok, ok. Am înțeles cum te, Darusele, dar nu poți să treci prin el, uite-te că eu pot să treci prin el pe aici. Nu, uite că nu pot. Păi da, what, stai puțin, lasă-mă puțin. Păi și, păi și cum ai intrat aici în primul rând, e întrebarea mea? Pe acolo. Pe unde pe acolo? Nu știu. Nu. Da, nu ești amuzant, Darusele, nu ești amuzant absolut, dole. Deja mă enervez, deci tu chiar mi-ai zis să vin undeva și, băi, Darusele, ce? Darusele, du-te la tine acolo, doamne, Darusele, că deja mă enervez să mă chemi aici, e o prostie, Darusele, unde m-ai adus, doamne, deci eu chiar trebuie de fiecare dată să vin unde vrei tu și să mă aștept că e ceva pe bune ca lumea. Da! Ok, Darusele, deja mă enervez, eu nu înțeleg de ce mai vin după tine, de ce mă mai aduc după tine, dar mă rog, hai să așteptăm aici să înceapă, că deja eu nu mai suport, Darusele, abia aștept să ajungem acasă, dar când ne mai jucăm? Da, nu știu, încă două runde! Încă două runde, Darusele, bine, mă, Darusele, dar poți să faci și tu rundele astea să fie haioase, așa interactive, să fie mișto și tu să vorbi. Adică să le faci cum trebuie, Darusele. Hai să vedem, ia. Acum vin după tine și dă-mi un indiciu, Darusele. Un indiciu, că e de cea mai harta aici. Păi, văd ceva galben. Vezi ceva galben, ok, Darusele. Bă, Darusele, fii atent, că am venit eu într-o casă aici galbenă. Dar nu ești într-o casă galbenă, bănuiesc, nu? Nu, văd. Vezi galben, dar ce vezi? Da, ok, Darusele, ok, așa. Și ce mi-ai făcut tu? De ce e ușa asta deschisă la casă, în primul rând, e întrebarea mea? Nu știu, mami, dar văd ceva galben. Bine, Darusele, am înțeles că vezi ceva galben, deja mă enervez, Darusele, în fine, nu mai... Ok, vezi galben, și ce, doamne, iartă că sunt numai galben pe aici, numai culoarea galben, văd peste tot, uite pe aici, galben pe acolo, Darusele, altceva nu mai vezi? Vezi ceva albastru! Vezi ceva albastru, ok, acum te joci cu mine, practic, pentru că eu sunt într-un loc unde e galben și albastru, dar, bă, da, de fapt, asta cu culorile nu cred că au sens, sincer, dacă spui culori din acestea, nu prea au sens, pentru că nu e nimic, bă, dar dacă stai să mă gândesc, Darusele, dar nici nu pot... E ciudată, mă, chestia asta, chiar e ciudată harta asta unde m-ai adus tu, Darusele, chiar e ciudat locul ăsta, gen, n-ai văzut, tu te blochezi pe acolo, e ciudat și blocurile nici nu se fac cum trebuie, Darusele, din câte am observat eu, nu se face cum trebuie harta, cum ar veni, să se joace cum ar trebui, cum știam eu, cum credeam eu că ar trebui să fie. Da, mami, nu știu, dar totuși, mami, mai sunt 210 secunde. Bine, Darusele, nu, mai sunt 208 secunde, Darusele, în momentul de față, nu vreau să mă duc eu pe acolo, că poate fac vreo prostie cum ai făcut și tu acolo și rămân acolo blocată cum ar veni, dar da, bă, am eu impresie. A, Darusele, ce e cu ăsta? Bă, dar cum poți să urci măcar? A, ok, deci pe aici, prin partea asta, pe și, de fapt, n-ai cum să urci măcar, am înțeles. Bă, Darusele, dar unde ești? Zi, bă, bune, bă, ce s-a zis? Ce? Ce s-a...
mi s-a părut, ok, cred că mi s-a părut mie că s-a zis ceva, dar da, ok, dar să le vin și eu prin partea mea sunt 170 de secunde, vreau să îmi dai încă un indiciu, dar să le mai bun. Văd ceva maro! Bă, dar să le vezi ceva, ok, ok, deci vezi ceva maro, dar maro ar putea să fie și ăsta, ar putea să fie mai multe lucruri maro, asta e chestia, sunt foarte multe lucruri care ar putea să fie maro. Mami, mami, bă, ceva albastru, ceva galben și sunt lângă ceva maro. Ok, dar să le sunt într-un loc în care, ce spui tu, dar să le, ok, deci am impresia că ești undeva. Dar nu ai, mă, nu, că se vede că nu e niciun bloc din ăla, că blocurile astea nu se fac solide cum ar trebui să fie. Și am văzut că nu prea pare, dar să legem. Hai că nu prea înțeleg, mă, bă, dar e cam greu ce-i drept, chiar e cam greu. Adică chiar dacă nu se fac, el așa lăsă. Opa, opa, fii atent că am descoperit ceva aici de desubt. Da, nu e nimic, nu e nimic în partea asta. Ok, bă, în primul rând, bă, de fapt chiar e greu, chiar e greu. Nu, nu, trebuie să recunosc, chiar e greu, chiar este foarte greu. Dacă ar fi fost ăla așa cum aș fi zis eu, chiar, nu știu, ar fi fost și mai greu. Dar, mai multe idei, dar să habar n-am că nu prea înțeleg nimic, nu te găsesc. Ok, sună de ceva alb. Bă, dar să poți să nu mai faci mișto, zi alb, nu mai zic culori, spune ceva mai... Mai clar, mai concret, dar însele, nu culori. Sună lângă un sponge. Ok, lângă un sponge, dar însele. Și vrei să zic că ești lângă un sponge și mai ești cu culori. Poate, ia stai mă puțin, tu ești cumva. De ce se vede ăsta? De ce se vede? Bă, mami, fii antre, mami, gata, eu nu mai știu cu tine, fii antre, unești. Ok, dar însele, ești foarte fraiera, am atât de zis, dar însele, cam, am, nu mi-am dat seama că te-ai dus acolo, dar însele, că ai vrut să faci ceva, a fost ok ceea ce ai vrut tu, dar însele, să faci, dar practica cu mine să știi că nu-ți merge, dar însele, adică, cu mine chiar nu-ți merge. Mami, nu, mă, fii antre, tu ți-ai dat seama că eu să dat un indiciu, că așa tu nu să dai seama. Păi ce indici mi-ai dat tu, dar însele, ce indici mi-ai dat ca să-mi dai o seama acolo, că eu nu cum unde dar eu seama cu indiciul ăsta. Mamă, ce loc am tescut. Dar în cel n-ai nicio. Șa, bă, 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 bă. Ce? Ce? Bă, mor, aici, bă, dar în cel. Dar în cel. Dar în cel. Ok, ok, de fapt, este un puțin. De fapt, nu mor, nu mor, dar m-am ascuns într-un loc și mic, dar în cel atâta. Ba da, mor, bă, cum am mai. Ok, dar în cel. Locul ăsta e cam ce, bă, e băguit. Bă, doamne, dar în cel, unde m-ai adus aici? Că nu mai înțeleg nimic, ce e cu. Un indiciu, da, cred că rămân fix în locul ăsta unde m-a scos pe mine, fix aici, eu zic că ar fi ok să rămân aici și fiți atenți cum mă pun ceva de genul așa, bă, dar înseamnă un indiciu, vreau să spun că prin jurul meu văd o culoare de tip mauve. Ok. Bă, dar înseamnă, am o întrebare pentru tine, hai să vedem, asta eu zic că ar trebui să fie ultima rundă deja, dar înseamnă că, nu știu, nu prea așa, wow, dar înseamnă, adică ar fi fost ok, dar înseamnă, prin ce loc ești tu acum? Nu știu, în ceva mauve. Sunt ceva mă dar să le dai, eu te-am văzut cum ai trecut pe lângă mine. Asta am dat zis, dar să le ce faci acolo prin casă? A, nu știu, te caut. Mă caut, dar să le dai, ce e așa de amuzant? Ce e, dar să nu știi, ești cam rușinos tu așa, am văzut în ultimul timp. Sau care e faza cu tine? Nu știu, mă, la fiante, nu o să te găsi și tu o să plângi. O, da, dar să le o să plâng de ce? Că de că mă enervez tu pe mine, dar să le mai, okay, mami, mai zi un indiciu. Nu să mai zic un indiciu, bă, dar să nu știu ce indiciu să mai zic, că nu știu cum să mă pun, mă, cred că mă pun. Ia, mă, dacă m-am pus așa, bă, zic ok, bă, dar de ce nu se face asta cum ar trebui să se facă, mă, întrebarea mea, că ar trebui să se facă asta clar, să fie aici, să te pui direct așa, sau oare poți să faci, mă, cumva, ia, dacă dau așa sau ceva de genul, bă, nu cred că poți să faci, mă, dar să le, bă, indiciu, fii atent, dar să le, te văd, deși în apropierea mea, dar să le, uite că văd că vine unul, bă, dar să le, că te ia la bătaie, dar să le, uite-l pe ăla, dar să le, ai văzut, dar să le, că vine, da, ai plecat, dar să le, ce să mai vezi, că vine el după tine acum, te urmărește el, da, ce faci acolo la început, dar să le, crezi că fac eu aceeași tactică ca cum ai făcut și tu? Am vrut să fac drept. M-am gândit, dar nu runda asta, m-am gândit acum câteva runde când m-am pus la prima oară, m-am gândit să fac tactica, dar nu am făcut-o pentru că văd că ai făcut-o tu. Și bine, puteam să fac, de fapt poate o fac, dar să le psihologie inversă, cine știe, eu nu sunt mai multe. Da, mami, da. Ok, dar să le știi ceva, dar ce mai adus pe mine aici dacă tu n-ai chef de mine și rând, dar să le, tu nici măcar, nici măcar. Mami, stai în gură și zi un indiciu. Bă, dar să le, bă, mă enervez, ăsta e indiciu, că mă enervez, dar să le, te văd, dar să le, uite-te pe geam și mă vezi, dar să le, dacă te uiți pe geam, îți dau un indiciu, te uiți pe undeva pe geam, dar să le, și poți să mă vezi, atât o zic. Ok. Da, ok, și atât, ok, dar să le, deja, bravo, mă, dar să le, în sfârșit. Și easy și dom, copile, vreau să zic că mă cheamă dar să le, eu sunt dar să le, 2012, și mie îmi place să mănânc burger. Ok, dar să le, deja nu te mai suport, hai acasă.
acasă, hai acasă, că a fost o plictiseală totală, eu nu, dar să le iau, ok, mă plictisam mai bine acasă, fără să-mi fac nervi de ăștia, dai-te, bă, ce faci? Tu mai vrei o rundă, dar să le chiar așa mai vrei o rundă? Bine, dar să le... Ok, ok, o rundă, dar putem să facem o rundă cum trebuie, așa, dă-mi mine ca să dai un tine, dă-mi mine ca să dai un tine, dar să le, bă, dar să le, bă, bune, hai să facem o rundă cum trebuie, ultima rundă, să-mi zic că, bă, frate, mi-a plăcut runda asta, dar să le, ascunde-te, ce ferici, mami! Îți place chiar așa să-ți bagi joc de mine, dar să-l de mama ta, dar să le ție, chiar vrei să vorbesc cu taică-tă să-l adupă taică-tă aici, că deja nu te mai suport, dar să le, du-te, ascunde-te odată dacă vrei să ne jucăm, să facem aici ceva cum trebuie, dar să le, dacă tot ai vrut ultima rând, chiar nu mai voiam, eu nu mai voiam, vreau să ajung direct acasă, dar ce, ia, ok, și să mă uită prin partea asta, aha, dar să-l pe unde ar putea să fie, bă, eu tot am impresia că, de fapt, a, fii atent, dar să le, ia spune-mă niște indicii tu, dar să le, ia spune-mi tu mie niște indicii. Eu văd ceva portocaliu. Vezi ceva portocaliu, ok? Vin eu aici, intru în ăsta, văd portocaliu în partea asta și mă uit, ok, în partea asta nu se află nimic, dar iau o presimțire, ce ai putea tu să faci, ce vrea tu să faci, de fapt, și nu o să mă uit acum, o să aștept aici câteva secunde, o să mai aștept așa, mă mai plimb eu până toate astea, pentru că am o presimțire că tu o să faci o tactică, nu vreau să zic ce tactică, dar în momentul de față, dar să le vreau să-mi spui mai multe detalii, că am trecut pe lângă ceva portocaliu, mai multe chestii și n-am descoperit nimic. Ok, nu pasă, o să pierzi. Ok, dar să le, ia mă să mă uit eu aici, nicio mișcare suspectă, ne trecem prin partea asta, dar să le și cumva într-un autobuz. Nu? Nu, dar să le, ok, da, nu ești într-un autobuz, dar să le, ok, știi că runda asta nu-mi face mie plăcere să mă joc, știi treaba asta, dar să le, că m-ai enervat destul de mult, dar să le, și chiar nu mai face plăcere absolut nimic, dar să le, dar vreau să-mi spui alt indiciu, dar să le, că deja am trecut pe lângă mai multe chestii și nu te-am descoperit încă. Sunt de ceva verde. Bă, dar să le, bă, te mulți din loc sau? Nu. Păi și atunci ce-mi zici un lucru și după zici alt lucru. Păi, bă, ceva portocaliu și sunt de ceva verde. Ok, dar să le, cred că ești pa... Ia, mă, dar să le, ok, bă, dar să le, ok, bine, vezi tu acolo, dar să le, dar să știi că este eu te caut, o să te găsesc, dar să le, da? Așa o să fie, da? Bun, am ajuns acasă, sunt cu vocea mea normală, deja nu mai supăr. Păi, dar să l-am lăsat direct acolo unde era. Că, bă, frate, chiar m-a enervat, pe bun. Să stea el să se ascundă acolo, toată ziua să rămână acolo. Că pe mine chiar m-a enervat destul de mult. Mă, ce-a făcut mai aici, spartă asta de tot? Ok, bă, frate, nu mai am nimic de zis. După ziua asta, bă, credeam și eu că or să fie o zi mai interesantă. Și așa, dar nu mi-a plăcut absolut deloc. Mi-a făcut niște nervi pentru că, nu știu, a fost foarte nașpa ziua asta. Nu înțeleg, bă, frate. Aolo. Cred că da. Nu mai am nimic de zis, sincer. Nu știu. Scrieți-mi acum în comentarii dacă vreți să-i fac o farsă ceva lui Darcel, că nu mai pot cu el. Am obosit. Trebuie să mă duc direct la culcare, că aolo. Nu mai zic nimic, atât. Da, fraților, o veste șocantă am să vă spun, nici nu știu cum să încep, nici nu știu cum să spun, dar da, mama lui Darusel a murit. Sunt aici la ea în cameră, a murit, nu se mai află nimic, vedeți că nu e pe aici, din jur împrejur prin astea, dar fiți atenți că nu, n-a murit și asta o să se întâmple astăzi. De fapt, stați puțin, nu o să moară cu adevărat, dar o să-i fac lui Darusel o farsă ca și cum mama lui a murit. Astăzi nu mă mai costumez în mama lui, știți că mama lui chiar n-a mai venit de foarte mult timp acasă și asta bine, Darusel nu știe pentru că eu mă costumez practic, Darusel nu știe că ea de fapt nu e acasă, nu știu de fapt unde e maica sa și bă, chiar așa stau, bă, mi se pun niște semne de întrebare, mă, frate, dacă chiar a murit la modul cel mai serios, pentru că maica sa, vedeți că n-a mai trecut de foarte mult timp acasă, nu știu când o să mai treacă și asta, dar da, vedeți, este ceasul 10:38 și aici, după cum puteți vedea, am eu niște chestii, cum ar veni să-i fac mormântul mamei lui, n-o să-l fac pe undeva pe aici, o să am o poveste întreagă în spate ca să pară totul mai credibil. După cum puteți vedea, am aici o carte, hai să ne punem jos și să citim cartea, fiți atenți, pentru fiul doamnei, dar să el din partea autorităților din Grand City, deci practic din partea poliției, din partea tuturor, din toate astea, am scris ceva de genul, vrem să te anunțăm faptul că s-a întâmplat ceva tragic, cum ar veni că s-a întâmplat și o să-și pună dar să el ceva întrebări din astea, bă, ce s-a întâmplat sau nu știu ce și toate, bă, ce caută mă ăsta aici, dar să el, bă, ce faci, bă, dar să el, stai puțin, dar să el, stai puțin, bă, te căutam, dar să el, stai, bă, nu mai alerga, bă, de ce alergi, mai mă, dar să el, că te căutam, dar să el, doamne, uitați-vă, la, 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 la,
ei, mă cheamă Daru Sel, ei, ei, oh, fii astăzi pe sari pe flow, că dau să linghe tău, ei, ei. Ba, gata, mă, Daru Sel, așa, mă, și când vin pe la tine pe acasă, Daru Sel, tu faci mișto de mine, ce, mă, cu melodia mea, așa, nu-ți place melodia pe care am făcut-o pentru tine sau ce? Dar ce, mă, e a ta, e a mea? Cum adică e melodia ta, mă, Daru Sel, nu e nicio melodie, de fapt, da, e melodie pentru tine, făcută de mine, Daru Sel, și de ce îți bastă un joc, Daru Sel, așa, ce, te crezi amuzant, vii și te uiți așa pe geam la mine, ai știut faptul că am venit la tine aici acasă și tu stai așa și te uiți pe geam, Daru Sel, măi, te căutam prin toată casa, Daru Sel, veniu să mai devreme, urcați nici pe aici și tu nu erai, dar tu unde erai, pe bune? Aici! Ok, am înțeles și, da, ok, Daru Sel, bă, da, de fapt am venit aici, Daru Sel, voiam să vorbesc cu tine, dar deja mi-e sala, Daru Sel, deja nu te mai supăr, cred că o să plec de aici, hai, lasă-mă în pace. Ok, bă, stai, mami, mami, unde ești, mami, mami, mi-e foame, mami, bă, mami, da. Mami, mami! Rafa, Rafa, ajutor! Mami, unde ești, mami? Rafa, ne ajutor! E monstru, goblin, ceva verde, nu știu! Mă, ce ai, mă, Daru Sel? Extraterestru! Mamă, nu e nimic, Daru Sel, nu știi că sunt ăia de mai aveai tu pe aici, doamne, ok, Daru Sel, hai, mă, lasă-mă în pace, că eu plec de la tine, pa, okay. Daru Sel, pa, mami, unde ești, mami? Strigă pe mai că să știu că n-am terminat toate astea, mamă, să sperăm că nu vine afară și asta pentru că vreau să-i fac o chestie de fiți atenți, hai să ne punem undeva pe aici. Deci hai să continuăm, practic, povestea, să citim. Daru Sel, așa cum când se întâmplă ceva tragic, în jurul orei 8:10, mama ta se afla cu mașina prin față la bowling. Când deodată a intrat cu mașina într-un stâlp, Daru Sel o să facă ca toate alea când o să audă toată povestea asta, adică chiar sunt curios cum o să reacționeze când află faptul că mama le-a murit și practic că nu e ceva fake, pentru, adică e fake, dar vedem că e un mesaj cum ar veni să pară totul real de la autorități și toate astea. Și vedeți, vină la fața locului ca să vezi ce s-a întâmplat. Din păcate, nu putem să-ți dăm mai multe detalii, ne pare rău, vei fi puternic, avem încredere în tine, asta își vrea mama ta. Acum hai repede să punem acum scrisoarea asta pe care noi am făcut-o, să punem aici cu toate astea și după... Mami! Mami, unde ești, mami? Maolo, mamă, ce ți-i pus, și fiți atenți că stați puțin ca cu ochii, deci dar înțeleg o strigă după Mike sau eu acum trebuie să fac cumva să fiu nevăzut, să fug repede cu mașina, mamă, dar stați puțin că dar înțeleg acolo, să plece de acolo, ok, a plecat, trebuie să fug repede cu mașina, să mă duc acolo la fața locului unde am zis, trebuie să mergem la bowling și acum trebuie să facem practic tot planul, am început cât de cât, acum trebuie să trecem la partea practică, în care noi trebuie să facem practic cum ar veni să facem mormântul, să scriem acolo că a murit mama lui Daru Sel. Poate stați puțin, știți care este faza? Oare ce nume să scriu pe piatra de mormânt? Asta e chestia. Ce nume pot să scriu eu? Ok, mamă, deci deja se pare că noi am făcut accident. Ok. O să-l punem ca și cum a făcut accident fix în ăsta așa. Vedem cum apare ceva de genul așa, că e mașina fix în stâlp, cum am zis. Iar aici, după cum puteți vedea, hai să ne apucăm să plasăm toate treburile astea. Punem aici corzdor din acesta. Eu zic că asta este super interesant. Și acum punem aici un gravestone. Mamă, deci am pus-o cam urât. Dar hai că punem în partea asta, facem ceva de genul, arată mai ok, așa, chiar arată ok. Punem aici o dastă și aici punem o lanternă și cam asta este tot. Și fiți atenți, acum treaba este în felul următor. Aici în spate trebuie să punem un sign, punem aici ca și cum camuri. De fapt, fiți atenți, odihnească-se în pace. Mama, dar cum să scriem aici că nu știu numele maică-sii lui Daru Sel? Ce să-i scriu? Cum să scriu? Mama lui Daru Sel, mama lui Daru Sel 2012. Ceva de genul cred că o să scriu, că habar n-am, nu știu ce să scriu aici. Habar n-am, dar da, odihnească-se în pace, mama lui Daru Sel 2012. Și da, după cum puteți vedea, ne aflăm în momentul acesta la mormântul mamei lui Daru Sel. Odihnească-se în pace. Nu-mi vine să cred că facem acest lucru. După cum puteți vedea, aici este stâlpul în care a intrat cu mașina și din păcate aceasta a murit. Am aprins aici lunare și toate astea și ok, cam asta este toată povestea. Acum hai să mergem repede acasă și să-i dăm poveste. De fapt, și-ți atins că nu vreau să-i zic lui Daru Sel de scrisoare. Nu știu cum facem ca toate astea să vadă scrisoarea. Cred că o să-l scoate pe undeva pe afară pe acolo să vedem dacă își dă seama, dacă vede că e o scrisoare pe acolo, că e ceva neregulă. Și după aceea, hai să vedem cum o să reacționeze Daru Sel. Chiar sunt curios, vreau să scrieți în comentarii ce părere credeți, adică ce credeți voi despre cum o să reacționeze Daru Sel. Cum credeți voi, cum o să reacționeze, scrieți acolo în comentarii. Hai că am ajuns în fața casei la Daru Sel. Hai să ne ducem la ei să vedem cum putem să facem toate treburile. Mami, astea, mami, unde ești, mami? Unde aici? Nu-i... mami, unde ești, mami? Alo, mami! Alo, nebunule, ce n-ai bat probleme, Daru Sel? Ce cauți aici? Ești din urmă aici, te crezi, moș Crăciun? Cine te crezi, Daru Sel? Cum să ești mașa? Bă, ai nebunit de tot, mă, băiatule. Ce cauți, ok? Mă, Daru Sel, tu ai nebunit? Cum să fie mai gata pe acolo? Tu cauți pe maică, dar și tu cauți prin horn? Mă, Daru Sel, crezi că e atât de nebună cum ești și tu? Mami! Da, n-ai cu cine să te înțelegi, practic. Uitați-o, Daru Sel a fugit după maică. Că el tot caută, bă, Daru Sel, Daru Sel, unde s-a dus momo ăsta? Ok, fiți atenți că cred că a ieșit afară, cred că, da, ieșit afară, Daru Sel, bă, ce caz, bă, Daru Sel, unde te duci, mă, ce caz, mă, prin, da, Daru Sel, ce caz, mă, prin gunoi, omule, ai nebunit? Am căpă!
carta, mama! Cum a... Mamă, vă rog, o carta, carte, fie antena, bă, Rafale, chiar că este de la tatăl meu, fie antena, sper să fie bă, mama mea. Bă, ce, mă, omule, bă, dar răsele, bă, stai puțin, mă, bă, stai, mă, doamne, iartă-mă cu cartea asta, mă, dar răsele, tu ai nebunit de atât cum să cauți pe maică ta, doamne, dar răsele, tu nu vezi că nu e mașina, dar răsele, tu nu vezi că nu e mașina aici, cum să fie maică ta acasă dacă mașina nu e? A, nu știu, ia, o carte, pentru fiul doamnei. Bă, dar răsele, nu, stai puțin, fiul doamnei, dar răsele, adică stai puțin, te cheamă doamna, dar răsele, Lasă-mă pe mine să citesc, dar răsele, că tu nu știi să citești, că tu nu te duci până la școală, dar răsele, ca să înveți și trebuie să citesc eu, ia, mă, pentru fiul doamnei, dar răsele, din partea autorităților din Grand City, mă, ce, dar răsele, cum adică din partea autorităților, dar răsele, ce-ai făcut? Nu știu, dar răsele, ce-ai făcut, răspunde-mi acum momentul ăsta, de ce autoritățile te caută, de ce te caută poliția sau cine te caută, dar răsele, de ce te caută poliția, spune și mie ce faci, ai plecat de la mine din curte, stai aici și faci numai nebunel, dar răsele, când stai cu maică ta acasă, dar răsele, bă, zi o dată, omule, bă, ce faci, dar răsele, nimica, ok, dar răsele, ia mă să văd ce ai făcut, ia, că adică nici nu trebuie să zic, că vreau să văd aici, că zice poliția clar, așa, vrem să te anunțăm faptul că s-a întâmplat ceva tragic, mă, ce ai făcut, dar răsele, nimic, bă, Rafael, nu știu, bă, cum adică tragic, bă, hai, citește. Nu mai fi așa, nu mai fi așa, dar răsele, doamne, ești prea hype, mă, copile, și nu înțeleg absolut nimic, bă, dar răsele, bă, ai probleme cu capul, deja mai făcut și pe mine să nu mai înțeleg nimic, să-mi pierd. Citește! Bine, gata, în jurul orei 8 și 10, deci asta în jurul, cât e mă ceasa cu, dar răsele? Nu știu. Ok, dar răsele, am înțeles, în jurul, așa, mama ta se află, uite, mă, că aici e de mic ta, dar răsele, că mama ta se afla cu mașina prin față la bowling, uite, mă, e la bowling, dar răsele, așa, și ce s-a întâmplat tragic? Când, stai, mă, bă! Bă, nebunule, dar răsel! Bă, mi-a fost copil! Da, bă, e prost, rău, copilul ăsta. Bă, dar nu trebuie să se ducă, dar răsel! Bă, stai prost, mă, s-a duc... Bă, ăsta se duce în față la bowling și încă n-a citit ăsta, mă, dacă vede alea... Da, e că nu le vede, nu vede... Bă, da... Oh, mamă, bă, e super enervant, deja m-a luat durerea de cap, bă, vedeți, mă, practic, da, eu chiar... Bă, asta! Unde te-ai, dar răsel, dar... Bă, stai că vin! Mă, ce... Dar răsel, coboară, omule, dată și hai să citesc asta, să vedem ce zice de maică ta, dar răsel, că și că s-a întâmplat ceva tragic, tu nu, bă, dar răsel... Si, dar citește, mă, Rafael, că nu mi-a putut bine, gata, acum citesc, omule, dar fii, mă, mai calm, că mă, dar răsel, mă perturbez, nu mai știu nimic, dar răsel, doamne, iartă-mă, ia să vedem, când deodată a intrat cu mașina într-un stâlp, mă, ce? Nu, stai, mă, calm, stai calm, că poate e de-aia de 1 aprilie, bine, nu mai e 1 aprilie, vină la fața locului. Taci, mă, bă, de ce e rău? Dar să se te pare... E de râs, dar să le bă. Bă, dar poți să te comporți normal, omule, tu nu vezi nici aici că s-a întâmplat ceva tragic cu maică ta, că a intrat cu mașina într-un stâlp. Dar să-l tuplăm sau râng? Bă, tu nu s-o plângi? Plâng, Rafale, plâng, nu mai pot. Da, plângi, că deja mă enervez. Stai, omule, taci, dar să-l, hai să vedem. Vino la fața locului ca să vezi ce s-a întâmplat. Din păcate, nu putem să-ți dăm mai multe detalii, ne pare rău. Vei fi puternic, avem încredere în tine, asta își dorea mama ta. Mă, ce s-a întâmplat? Sunt puternic! Hai, Rafa, hai așa, mai repede, hai! Bă, hai, grosă! Bă, dar răsel, ce s-a întâmplat? Bă, stai puțin! Bă, dar răsel, tu chiar ești așa hype, mă, omule, bă! Nu, Rafa, dar ce puțin mama mea, a murit sau ce? Bă, dar tu fai mișto de mai ăștia, dar răsel, dacă chiar s-a întâmplat ceva cu maică ta, dar răsel, și nenicea plumă! Da, nu! Ok, dar răsele, bă, hai la bowling să vede. Uite mașina, mai câte-o. Mașina! Uite, mami, ce faci, mami? Mami? E într-un stâlp, cum zicea. Mami? Păi, ia, te paci, mama lui, dar să-l numitești. Mami, nu, mai plânge, mă, dar să le, că nu zici că nu ești tu, dar să le. Dar, mam! Dar,
Dar înțeleg, ok, bă, vedeți că fiți atenți că mi se pare chiar a picat în plasă, dar înțeleg că chiar crede, vedeți cum s-a schimbat, nu-l mai recunosc, car, bă, plânge, asta e chestia, dar, hai să mă duc repede după, mamă, stai puțin că nu e bine că dacă plânge așa de rău, dar sel, unde ai dus, unde s-a dus? Mami, unde ești? Dar sel, bă, nu mă pun. Bă, dar să lasă-mă, mă poate, bă, termină. Bă, dar să-l stai puțin, că mă sperii, dar să-l, bă, ești ok? Bă, Rafale, ce vrei, Doamne, lasă-mă, bă, ce nu-mi apă, bă, Rafale? Mă, mă, omori, gata! Ce, bă, stai, mă, că nu te aud, bă, omule, vorbește cum trebuie, că deja mă enervez, dar să-le, după ce că am văzut și aia acolo, dar să-le, mă enervez și mai rău, dar vorbește cum, bă, sau, bă, ce, bă, Doamne, dar să-l, vină repede, mă, ce, mă, stai, mă, puțin, dar să-l, cum atică? Cum atică odihnească să-mi pace mama lui Darusel 2012? Ce s-a întâmplat? Pe chiar că o muie, bă, Rafaele! Bă, Darusel, dar bă, stai mă puțin, Darusel, stau și eu bine, nu mai sufla așa, stai locurile, Darusel, e așa, mă, ce faci acolo, Darusel, bă, Darusel, bă, Lasă-mă, când n-a pot... Ok, deci uitați la Darusel, a plecat practicul așa cu care mai exact... Fiți atenți, hai că lasă pe Darusel aici, vreau să-l las... Ok, vedem ce facem, ok, unde am lăsat el mașina aia, o să las pe Darusel aici, o să vin ca maică sa, o să las până, să vedem aici, de fapt vreau să vin seara, ceva de genul, să vedem dacă mai stă prin partea asta și așa... Bă, fii antenă! Deci prietena voastră a murit! Uite acolo mormântei! Darusel, prietena cui, mă, Darusel? Tu nu vezi că nu interesează pe nimeni, că nimeni nu cunoaște, Darusel! Bă, vine mă înapoi, Darusel! Darusel, ești ok? Eu o să merg acasă, că am niște treabă, mă duc la mine, ești ok? Pleacă. Bine, gata, Darusel, o să plec acum. Ok, fiți atenți, vreau să vin aici, fiți atenți, trebuie să mă duc repede acasă, la maică-sa, practic, acolo la el acasă, unde stă maică-sa, și o să mă costumez repede, mama lui strictă, o să vedem cum o să fie Darusel acolo la mormânt și vedem ce reacție o să aibă când o să vadă că vine maică-sa real și fiți atenți cum o să facem, că practic, o să facem, mă, Darusel, fiți atenți, că o să-l iau rău de tot, bă, Darusel, o să-l cer rău de tot, o să fie maică-sa ca și cum crede că Darusel i-a făcut chestia asta și că o să-l cer rău de tot, că Darusel e pus pe glume, pe chestii de astea cu care nu se glumește. O să vedeți ce o să-i fac. Acum ne costumăm. O să vedeți să se iasă totul. O să iasă grozav. O să vedeți. Adică așa sper. Asta e intuiția mea și am eu așa o presimțire pentru că o să-i fac eu ceva. O să vedeți. Chiar o să vedeți. Nu vă mai zic prea multe. Hai să ne costumăm și să revenim acolo la mormânt. Ca și cum suntem mama strictă. Deja nu mai pot să mai vorbesc sincer. Eu nu știu ce să cred, dar se oare chiar. Bă, da, de fapt, bă, ați văzut că, bă, mi se pare că s-a schimbat chiar radical. Nu l-am mai văzut, dar nu se așa, dar în fine, dacă ne încim acum acasă, nu mai spunem prea multe. Vedem totuși ce se va întâmpla într-un final, dar o să zicem la final că practic i-a făcut maică sau farsă sau ceva de genul, sau nu știu dacă o să zic asta, o să lăsăm tot așa ca și cum că a făcut Darusel farsa și o să fie mult mai șmecher așa, o să fie chiar mult mai șmecher, o să vedeți că o să se întâmple mult mai multe chestii dacă lăsăm să noi zicem, dar vedem ce se va întâmpla. Bun, gata, s-a făcut și seară, vedem, ne-am schimbat, ne-am pus și vocea de mea mai strictă și acum hai să vedem, ne-am dus pe aici prin spate pentru că vreau să le iau prin surprindere, uitați-vă că e Darusel acu... S-a uitat? Și-a dat seama? Bă, și-a dat seama sau nu și-a dat seama? S-a uitat în coace. S-a uitat în coace, dar nu știu că a văzut. Fiți atenți, ies, mă duc în partea asta. Mă, dar ce-a făcut mă ăsta? Bă, ăsta s-a îmbrăcat și-a luat haine negre de doliu, mă. What? Ia... Mă, ce faci mă ăsta? Ia, fiți atenți că o să-l iau prin surprindere acum. Fii antenă, mami, pentru asta ia ultimii mei bărgări care mai am. Darusel, ce cauți aici? Cine a murit, Darusel? De ce ai zis ia burgerii mami și ai aruncat aici? Mă, stai! Cine a murit aici? Mami, tu ne-ai murit, mami, tu ne-ai murit! Cum adică să mor, Darusel? Cum adică să mor, bă, ce mă? Odihnească să-mi pace mama lui Darusel 2012.
Dar în sel? De ce faci chestii de genul? Dar în sel, ochiile cu ce curte, dar în sel, dar în sel mă enervez, stai pe loc, că deja mă enervez. Chestiile astea le făceai la tine în curte, dar în sel, chestiile astea, dar în sel, stai pe loc, am zis, fiind ești un nesimțit. Chestiile astea, ok, dacă le făceai în curte, dar nici în curte nu se glumește cu așa ceva. Cum să zici că am ori, dar în sel ești nesimțit? Dar în sel, chestiile astea nu se fac, ești nesimțit, dar în sel, chiar ești nesimțit. Mami, mami, că fie am tână, mami, de ce am afară și te cultam și după am văzut o carte care zicea că tu ai murit, ai făcut accident acolo, uite și mașina era pe acolo și nu știu, mami, am fost cu Rafael și am văzut că era moartă și na, și nu știu. Dar în sel, tu cu Rafael îmi faci farse din astea, dar în sele. Bă, dar nu, măcar să ai puțin. Rafael, mami. Nu, mami, dar în sel, stai puțin. Măcar dacă le făceai în curte, aici mă pun să vadă toată lumea. După ce zice lumea, dar în sel când vede așa ceva, scoate astea de aici, dar în sel când, dar în sel, scoate astea, cum adică odinească să-i pace mama lui, dar în sel, mă, dar în sel, ești un simțit, dar în sel, dar în sel, pentru asta un curic, vorbesc serios, cum să faci așa ceva, dar în sel, nu mă așteptam la tine la așa ceva, dar în sel, chiar, că... Dar însă, ești un simțit, dar însă, dar însă... Mami, dar nu e mai cu fianță, cred că Rafael! Nu, dar însă, lasă-mă, că ești un simțit! Dar însă, stai puțin, ok, vedem că a plecat, dar însă, da, mă, da, frate, uite, băi... Băi, nu pot să cred, băi, e cam fraier în așa de fel, dar... Băi, eu nu i-am zis, practic, i-am făcut farsă și asta, el tot zice că Rafael, ok, stai puțin, dar însă, spune. Dar însă, ești nesimțit? De ce? Spune-mi care a fost motivul. Pentru ce ai făcut asta, dar însă? Mami, eu, mami, e final la fel că fiantele, cred că Rafael nu a făcut varză. Fiantele, mami, hai pe Rafael. Stai, vorbește ca lumea, omule. Bă, dar însă, vino aici și să te înțeleg. Ce a făcut Rafael, că nu te înțeleg. Ce a făcut Rafael, dar însă? Varză! Cum adică a făcut Rafael, dar însă? Bă, dar însă, dar însă, Rafael, uite, mi-a făcut prin casă că mama mea e moartă, că ea e moartă și atunci, o, ce pot să facă și el, a făcut mișto de mine. Așa că fie antele, mami, eu am plecat și mă duc, pe stai. Dar însă, ești un nesimțit, știi ceva? Bă, dar ce, ai mașina mea, dar însă, ce caută mașina mea aici? Păi nu știu, mai că fie antele, de ce era un stâlp și eu am văzut că mașina era asta și că te-am văzut la stâlp. Ce? Mă, dar doamne, dar însă, băi, ai, dar însă, băi, e definiții pe bune, chiar așa, îți bajoc de mama ta, dar însă, ok, îți bajoc, bine, dar însă. Băi, nu, mai fii antenă, dacă tu nu mă crezi, bine, dar fii antenă, mami, tu chiar acum o să mor. Bă, dar însă, stai puțin, dar însă, ești de simții, cum faci tot, dar însă, ești tu, dar, nu, dar însă, stai pe loc, stai puțin, dar însă, chiar ești nesimțit pe bune, dar însă, nu mă așteptam din partea ta să-mi faci așa ceva, dar însă, dacă ea spune eu asta tatălui tău, care oricum nu mai vorbește cu mine, dar însă, fie, dacă ea spune ce faci tu, dar însă, crezi că ar fi, dar termin... La 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 la, eu sunt șmecher, da, și mama mea e moartă, da, că s-a pus cu darul sel, chiar nu fă nicio farsă, asta e că acum a murit. Ei bine, dar însel mi-a făcut foarte multe farse, e bine, adică nu numai mie, dar și mamei stricte, deci astăzi eu să vreau să-i întorc, cum ar veni, să mă întorc cu mai mult, că știți că am făcut atunci când dar însel practic a murit maică-sa, dar astăzi vreau să-i mai facem o farsă cum ca și cum mama strictă și-a pierdut memoria și o să fie ceva mai special, pentru că asta o să fie o farsă care o să fie 100% credibilă, pentru că o să mă duc la spital, o să vorbesc acolo cu doctorul și cu asistenta și o să le zic practic cum ar veni să facă o chestie în aceasta și nu vreau să vă spun mai multe detalii, dar o să vedeți după aceea cu mama strictă o să-și piardă memoria și să vedem ce reacție o să aibă dar însel, cum o să reacționeze el, dacă o să se bucure sau dacă o să fie trist și cum o să fie el așa capabil să se înțeleagă cu maică-sa dacă maică-sa nu-l mai înțelege. Ei bine, acum hai să ne costumăm și ne ducem la baie aici foarte frumos. Ne transformăm în mama strictă, după aceea mergem la Darusel ca mama strictă și după să zicem cum ar veni că maică s-a pleacă în oraș, toate chestiile astea, dar hai să ne costumăm acum și nu mai spunem prea multe, să sperăm totuși cum să meargă farsa asta, că dacă nu să meargă,
O să fie cam nașpa, dar scrieți acolo în comentarii ce farse să încercăm să-i mai facem. Gata, hai că ne-am costumat foarte frumos și acum hai să mergem la Dark Cell să vedem ce reacție să aibă. Bine, prima oară acum vă dați seama că o să se comporte toată lumea normal. Mike sau practic e Mike sau normal. Practic nu, că nu și-a pierdut așa memoria și asta să vedem. Mă, ce-a făcut? Dark Cell, nu vine să cred că ai făcut așa ceva. Deci tu nu poți să cred că ai îndrăznit să faci așa ceva, Dark Cell, ce înseamnă asta? Spune și mie, ce înseamnă asta? Tu-ți bagi joc așa de mine, mă, Dark Cell? Tu chiar meriți, Dark Cell, să ți se întâmple ceva rău, Dark Cell, că nu se mai poate cu tine, mă. Cum să faci așa ceva, Dark Cell? Voia să-mi sparg picioarele, să-mi rup picioarele, să nu mai pot să mai merg, Dark Cell? Mai bagi în seama sau? Ba, acum, practic, nici nu mai bagi în seama, nu? Așa fost tu, ce, mami, ce fraier ești, hai să mergem, hai să mergem! Unde să mergem, Dark Cell? Vai, o să mergem, unde să mergem? O, că nu mai... Ba, acolo era fix acolo la margine, bă, frate, am zis eu să închid asta, mă, Dark Cell, deja mă enervez, bă, copile, hai, gata, bă, Ok, nu te mai spun, Dark Cell, așa, fii atent, bă, Dark Cell, deja voiam să vin la tine, de fapt, ca să spun că faptul că eu vreau să plec prin oraș, dar înainte toate ai mâncat, Dark Cell, sau vrei să fac de mâncare, dar după ce mi-ai făcut aici, Dark Cell, cred că nu meriți mâncare. A, ok, deci a început să mănânci burger, hai că mă duc eu să mănânc, Dark Cell, după să plec prin oraș și mă întorc mai târziu, pa, pa. Mamă, deci, frate, nu înțeleg cum a făcut-o Dark Cell pe asta, mamă, chiar merită astăzi să-i fac eu farsa aia cu memoria. E bine, stați puțin, că am deja burger pe aici, foarte frumos, și mănânc pe ăștia și mă duc acum tip-til. Trebuie să ajungem acolo, să vorbim cu oamenii de acolo și să vedem toate treburile astea. Mă, dar ce faci, mă, tu, Dark Cell, pe aici? Alo? Ce cauți aici? Mă spionez? Ce faci, Dark Cell? Ce vrei să-mi faci? Na, nici nu mă mai bag în seamă, clasic. S-a dus la toaletă, ia, mă, Dark Cell, ia, mamă, Dark Cell. Ok. Gata, am plecat, lasă-mă în pace, Doamne, bă, frate, nu mai suport, că, bă, cu ce arunca, bă, dă cu XP ăsta, mamă, e nebun, deși să atenți, acum trebuie să înceapă planul super șmecher, în care Mike s-a practic, adică eu, o să, mă, ce, Doamne, iartă-mă, faci, dar răsere, te ții după mine, atâta, lasă-mă în pace, s-a zis că plec, ok, deci trebuie să fugim de aici, să nu ne audă, dar uitați-vă la Dark Cell, nu, gata, fugim, deci în direct cu mașina, fugim de aici din casă și să înceapă toată chestia asta, o să fie ceva super șmecher, ok, hai să ne uităm, deci nu ne urmărește, Dark Cell, gata, nu ne urmărește, hai acum să mergem la spital. Bă, dar știți care este faza la spital? Nu știu, trebuie să vorbesc cu vocea maică-si sau să-mi fac vocea mea normală de Rafael. Adică, că, practic, pe maică-sa nu știu oamenii de la spital. Dar hai că vedem cum facem. Hai să ne punem totuși vocea mea normală și după aceea o să vorbim practic. De fapt, nu. Hai că vorbim așa și încercăm să ne facem cum ar veni. O să vorbim noi. O să vedem cum o să facem. Hai să ne ducem acum foarte frumos. Bună ziua. Auziți, vreau să vorbesc eu cu domnul doctor. Am ceva de stabilit. Dacă știi... Bă, ce ca... Dar Cell, mamă, mă, ce cap? Bă, frate, ăsta vin, ia mă, găsut ce acasă, cred că sunt cele noi acasă, ia să vedem, dar m-a văzut, mă, sau nu? Aha, nu cred că m-a văzut, bă, deci știi că nu cred că m-a văzut, deci Dark Cell, bă, dar stai puțin că faza e că eu nu sunt acolo acasă, aole, și cum faci, mă, frate, ia stai puțin că trebuie să mă transform acum repede, Rafael, mă duc acolo acasă să mai vorbesc cu Dark Cell, să vedem ce mai face tatea, dar de fapt stai puțin că e de, ba nu, stai că mă lase cap, bă, ce faci, mă, what, bă, unde plec, Dar Cell, stai pe loc, ce cauți pe aici? Eu mă înfiantel, mami, eu am rămas fără burger. Ce așa că am dus să furt de la Rafael. A, te-ai dus să furt de la Rafael, Dark Cell, ești răcit, maică. Bă, Dark Cell, stai puțin, mamă, Dark Cell, stai că am ceva de vorbit cu tine, Dark Cell, vină încoace. Aola, bă, frate, uitați-l, e răcit, bă, frate, și vrem să-l duc cum ar veni la spital, să vadă toate astea, dar haideți că o să încerc eu să fac ceva, mă, ce faci? Dar... Mă, ce tu faci? Uitați-o, da, niciun stres, bă, frate, ok. Bună ziua, da, vreau să vorbesc și eu ceva cu dumneavoastră. E bine, lasă-ți pe Dark Cell. Eu sunt mama lui Dark Cell și practic astăzi vreau să-i fac o farsă lui Dark Cell. Mă, ce tot faci asta? Poți să ții după mine, cum să-i fac farsa asta? Nu vine să cred așa ceva. Ok, deci da, vreau să-i fac o farsă lui Dark Cell. Știu că mai avea el un prieten cu care făcea el farsă și toate astea. Mă, ce tot faci, mă, asta? Ia, stai-mi puțin. Dark Cell, mama. Dar Cell, stai puțin că vreau să vorbesc și eu cu cine. Dar Cell, hai puțin la doamna doctoră că să-ți dea un tratament, Dar Cell, că ești răcit. Hai la doamna doctoră, ce faci, Dar Cell? Ok, mami, hai să mergem. Aolo, Dar Cell, mi-ești spart timpanul, Dar Cell, nu mai aud bine. Mamă, m-a făcut să aud într-o ureche, în fie. Dar Cell, așa, bună ziua, l-am adus, l-am... Bă, Dar Cell, stai cu minte, așa, da, e Dar Cell, e copilul meu. Dar nu mai strălutat pe mine, copile, ok, da, vreau să aduc aici pe... Ce s-a... Alo? Ce, tu cine? Unde mă aflu? Ce, ce, ce,
Mă, ce e locul ăsta? E spital? Mă, ce cal la spital? Aolo, mami, aolo, mami, mami, ce faci, mami? Unde casa? Mami, ce faci, aolo, ești bine? Tu cine ești? Cine ești? Lasă-mă pace, că mi-e frică, nu știu cum am ajuns aici. Auzi, ești cumva un taximetrist, că vreau să ajung acasă, ești cumva taximetrist? Mă, hai, uite, hai! Aolo, da, vreau să mă duceți acasă, ok? Da, e o problemă, eu nu mai știu unde e casa mea. Auziți? Mă cunoa... Mami! Mami! Da, stați, pe cine strigați dumneavoastră? Pe tine, mami! Vorbesc la telefon, mă scuzați, nu știu, tu! Cum adică nu? Da, tu! Cum adică eu? Cu tine vorbesc, mami, ce ai, mami, ești bine și la întâi, mami, nu eram la spital, ce ai strutat și cred că, nu știu ce am făcut, mami, dar cred că s-am dat boală. Cum adică, ce-ai făcut, cine ești? Mamă, ce casă mișto, oare cine stă aici, câta casă de mare, wow, chiar mi-aș fi dorit și eu să stau așa. Mami, casa ta, mami, casa ta, mami, stai, hapciu! Da, tu cine ești? Ce dai, olă, mă doare capul rău de tot. Aici m-a dus la... Asta, acu e casa asta, că e nu e casa mea. A ta! Da, tu cine? Ia, hai, mami, hai, mami, stai în gură și hai, mami! Cum adică, mami, tu cine ești, copilul? Ce e ăsta? What? E o jucărie? Ce e ăsta? Ok, interesant. Ok, oarecum... Deci antrenam, mami, eu sunt aici și antrenam. Noi doi eram la doctor și nu știu, am ajutat pe tine și ți-ai pierdut memoria. Ce ai spus, băiatule? Dar tu cine ești? Ești taximetrist, nu? Nu, mami, eu sunt un taximetrist. Eu sunt fiul tău, dar sunt 2012. Mami, ce cu tine? Dar eu sunt burger. Dar eu, stai, am eu copil? Burger? Nu am chiar așa ceva. Ia, cum să-mi placă mie așa ceva? Dar tu cine ești? Că nu te înțeleg, adică tu ești Darusel 2012. Care Darusel 2012? În ce an suntem? În ce an suntem? Noi suntem în anul 2012 acum? Ok, vedeți că merge planul bine, Darusel plânge, ok, nu și-a dat seama de treaba asta. Alo, auziți, unde v-ați dus? Alo, domnul taximetrist, alo, auziți? Ce s-a întâmplat? Mă, Darusel, ce caut aici? Mă, ce s-a întâmplat? Mă, Darusel, ce mi s-a întâmplat? Aolo, cum eram căzut, mă, Darusel, cum am ajuns? Mami, aici! Mami, vină, mami, uite, mami, asta este camera ta și antena, mami, tu ești mama mea, tata, cred că nu știu, mami, ce-a făcut? Alo, mă, ce ești așa prost? Știu că e camera mea asta și știu că sunt mama ta, cum adică? Și cum am ajuns aici, că eu eram acolo la spital, voiam să vorbesc cu doamna aia pentru tine să nu mai fi răcit. Cum? Ce s-a întâmplat? Păi, nu știu, mami, dar fii antena, mami, nu eram la doctor și eu tine să am strântat pe tine și nu știu cum, da, nu știu, mami, cred că s-am tot boală. Ai strântat pe mine, dar se la atât de nesimțite și m-ai făcut să-mi pierd, să nu mai știu unde capul ăia și cum am ajuns aici, întrebarea mea, dar se. Păi, nu știu, mami, că te-am nu știu, dar fii antena, mami, hapciu! Cum adică, nu știu? Cum adică? Ce mă, Darusele? Mă, cum adică nu știi? Ce s-a întâmplat? Mă, stai puțin. Nu mai dacă asta că vreau să vorbim ceva. Cum adică nu știi ce s-a întâmplat că noi eram acolo și așa, nu te înțeleg. Pe fie antre, mami, noi doi, de ce am mergem la spital și din greșeală am sărutat pe tine și am făcut hapciu și nu poți vorba memoria, nu știu ce aveai. Parcă nu mă cunoșteai, pe nimeni nu cunoșteai, nu știu ce aveai. Bine, dar să știi ceva, eu o să mă duc la spital să văd, să vorbesc cu domnul doctor acolo, pentru că nu știu ce se întâmplă. Adică, nu știu cum mi-ai făcut toată treaba asta, dar chiar nu e ok, nu e în regulă. Ok, hapciu! Nu știu ce am pățit. Ok, mamă, deci asta e prozoră, tot ok. Fiți atenți că vreau să facem acum. Bă, da, a mers totul bine, uitați-vă și la șarful ăsta pe aici. Trebuie să fur, practic, mașina asta cu care el a venit așa. Ne ducem acum repede acolo la spital. Și fiți atenți că acum vreau să vorbesc cu domnul doctor, deci a mers totul bine. Și mamă, și fiți atenți că acum chiar o să meargă super strună. Nu știu cum s-a potrivit treaba asta cu Darusel care a fost răcit și a aruncat cu sticla aia pe mie de XP, de toate chestiile alea, nu știu cu ce a aruncat el, dar se potrivește minunat pentru că eu acum am un motiv credibil cu care Darusel chiar o să mă credă că mi-am pierdut memoria și fiți atenți cum o să fie acum. Nu doar că mi-am pierdut memoria, dar o să-i zic la domnul doctor, să-i spună lui Darusel ceva de genul că nu mai am mult timp de trăit, chiar sunt curios cum o să reacționeze. Mă, iar a venit asta după...
Ok, știi ceva? Hai că mă duc repede acolo. Ok. Auziți, bună ziua. Vreau să mă duc să vorbesc cu domnul doctor. Da, aici mă duc acum la domnul doctor. La revedere. Ok. Bună ziua, domnul doctor. Fiți atent. Am și eu ceva unele. Stai puțin. Dar sel, mamă. Ce cauți după mine iar aici? Vrei să nu mai dai iar vreo boală? Vrei să te duc la domnul doctor să vedem ce ai pățit și tu cum i-ai dat tu mie boala aia, că nu te înțeleg. Nu, mami, nu mi-am ciu. Aolo, bă, dar sel, termină-mă cu ce mai arunci. Pleacă-mă de aici. Lasă-mă odată. Pleacă, pe bune vorbesc. Nu mai vine. Da, mami. Bine, dar mă deranjezi, dar sel, nu mai vine, că vreau să vorbesc și cu domnul doctor să vedem ce mi s-a întâmplat. Dar sel, termină, gata. Te sune mai târziu, bine? Hai, pa. Ok, pa. Pa. Ok, mamă, fiți atenți. Să sperăm că totuși o să scăpăm acum de dar sel, pentru că vreau să vorbesc acum clar cu domnul doctor, să nu mă mai întrerup, ca să meargă totul strună. Ok. Bună ziua, domnul doctor. Ei bine, nu știu dacă l-ați văzut pe băiatul acela pe Darusel. Eu sunt mama lui și astăzi, practic, el mi-a făcut foarte multe farse. Nu știu, adică el avea și un prieten, Rafael, care îi făcea și el lui foarte multe farse și toate astea. Și acum eu vreau să... Da, mă înțelegeți. Și vreau acum să-i fac eu o farsă, cum ar veni ca și cum că mi-am pierdut memoria și să-i spuneți dumneavoastră că... Mă, ce să... What? Auziți? Domnule, fiți atent, rămâneți aici pentru că eu sunt altceva, domnul doctor, a spus domnul doctor să nu mă deranjați, duceți-vă la doamna doctor aici, la doctoriță, la asistentă. Mă, dar ce seamănă cu vocea lui Darusel? What? Ok, nu mai bagă seama, ok, cred că a făcut Darusel ceva, habar, da? Așa, și astăzi, cum ar veni, vreau să-i spuneți Darusel ca și cum că eu am murit, o să stau aici pe patul de spital, vreau să-i spuneți Darusel ca și cum că eu o să mor, pentru că mi-am pierdut memoria și nu mai pot recupera memoria și să-l învinovățiți, pentru că v-a spus doamna asistentă, deci dumneavoastră, practic, ați auzit de la doamna asistentă, că Darusel a strântat pe mine și mi-am pierdut memoria mai devreme. Asta vreau să spuneți, chiar vă mulțumesc, eu o să mă pun acum aici și da, când o să vină Darusel pe aici prin par... Ok, da, ciudat, hai că mă pun, cred că mă pun direct aici și să vorbească Darusel, dar trebuie să ajungem cumva să vorbim cu Darusel și cu toate astea, hai să vedem. Bă, auziți, domnul, puteți intra. Domnul, dar, auziți, nu știu cum să fac, mi s-a întâmplat ceva foarte, foarte nașpa și nu știu, dacă vă dau telefonul meu ca să-l sunați pe copilul meu, îl cheamă Darusel pe el, vreau să-l anunțați, eu nu, chiar nu pot să-i spun, chiar nu pot să-i spun treaba aceasta pentru că mi se pare ceva, chiar nu pot să-i spun, dar eu, mi s-a întâmplat ceva foarte rău și eu nu prea mai am prea mult de trăit, mă, ce faci mă, ăla, deja a plecat, deci fiți atenți că ăla știu că e Darusel, mi-am dat seama că e Darusel, e prost, dar fiți atenți că o să fie toți treaba asta, că o să meargă mult mai bine, ok, m-am pus aici, să vin acum ca Darusel, mă, frate, să vedem cum o să meargă totul, să meargă totul bine, domn doctor, ajutați-mă, chiar să mă ajutați, vă rog. E foarte frumos să fie totul bine. Aolo, să-i spuneți acum că mi-am pierdut memoria, ok? Că îmi pierd memoria. Bine. Mami! Veni prost, să vedem ce faci. Așa, mami! Unde-i mami? Domnul doctor, cine e băiatul acesta? Ce caut aici? Cum a ajuns aici? Că nu, mi-e rușine, nu vreau să mă vadă alte persoane. Vă rog, e frumos, să-ți dați afară, că nu se poate așa ceva. Pleacă-te rău de aici, că sunt și eu bolnăvioară. Ce mami? Nu sunt mama ta, copile. Pleacă de aici, te rog, că mie sunt bolnăvioară. Nu mai am foarte mult timp de trăit. Mami, taci gură, din păcate, dar s-a accidentat extrem de grav și are nevoie de ajutorul vostru pentru operații. S-a luat extrem de grav la cap și are nevoie de 3.000 de euro pentru operații. Dacă nu vă rămâne fără memorie, maximă zi, mami! Mami! Mă, ce faci? Mamă, copile! Tu duci să mă foca! Ajutați-l! Mamă, copile! Copile, ce ai? Copile! Ce faci? Copile! Fii! Darusel! Ce s-a întâmplat? Darusel, ce s-a întâmplat? Darusel, spune ce s-a întâmplat și cu... Darusel, iar mi s-a întâmplat ceva ciudat. Nu mai înțelegeam nimic. Nu mai avem memorie. Ce s-a întâmplat, Darusel? Mami! A făcut căcuța pe mine! A făcut căcuța pe mine!
Doamne, cât de prost e copilul ăsta, bă, frate. Deci a mers, a mers totul, vai. Maolo, trebuie să merg acum acasă, că nu se mai poate. Atât a fost și cu ziua asta, cu pierdutul de memorie. Cu tare sel, bă, frate, nu poate să se ia niciun lucru în serios. Să vede treaba asta. Dar sel, mă, ce fa... Ok, am înțeles. Merge și noi cu mașina asta, bă, ce să mai spunem? Că e tare sel până la urmă. N-avem ce să facem cu copilul ăsta. Hai, tare sel până acasă, primul care ajunge, ce mă șmecher. Ok, mamă, bă, deci chiar mă enervează tare sel, nu știu că... Bă, ce am să facem asta cu memoria? Bă, de fapt a fost ok, chiar a fost ok. Nu știu, vreau să-mi spuneți și voi acolo în comentarii cum mi s-a părut vouă treaba asta cu memoria, cu pierdutul maică-sii de memorie. Practic că mie mi s-a părut cât de cât ok așa, dar... Da, nu știu ce să vă zic sincer. Nu, mă așteptam la ceva și mai și de atât, dar aia, poate facem altă farsă. Scrieți-mi voi acolo în comentarii ce farsă să-i facem și toate astea, că asta bă, a fost cât de cât ok. Bă, dar pe unde mai urmă și eu acasă? Pe aici, ok, dacă merge și mai... Ok, gata. Dar sel, mamă. Dar sel, mami, stai, mă, ce faci, mă, nu te-au, bă, alo, bă, Darsel, dar spune și mie ce s-a întâmplat acolo, că eu ajunsesem la domnul doctor, dintr-o dată nu știu ce mi s-a întâmplat și dintr-o dată mi-am revenit acum, când ai dat un foc, dar ce mi-ai dat foc, Darsel, întrebarea? Ești resimțită, mami, de ce faci prank, crezi? Cum adică să fac prank, ce fac? Chiar, mami, ia stai frumos, hocus pocus, mama mocus, be. Da. Foarte amuzant, Darzel. Ok, deci tu erai costumat, să înțeleg, nu? Tu erai costumat. Pe oricum știam, fraiere, că aveai vocea normală, Darzel. Vocea bebe. Ce înseamnă asta? Logică știam că ești. Eu mi-am dat seama, de-aia te-am luat de prost, Darzel. Că ești prost, adică tu chiar nu se dai să... Bă, Darzel, tu dacă te costumezi ca un bătrân, nu automat ar trebui să îți pui și o voce de bătrân? Să încerc să faci o voce de bătrân, ce faci așa? Hai că ești prost, Darzel, hai că ești prost. Mami, zau, zici-mi, B, unde să fugi? 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, ia B! Nu, mamă, ce s-a întâmplat aici? Unde am ajuns? Ce aici? Squid Game? Ce înseamnă asta? What? Și ce sunt aici? Banii ăștia, aurul ăsta? What? Ce e aici? Numai 4, mă, ce s-a întâmplat? Darzel? Ma, Darzel? Bună, mami, ce faci? Unde m-ai dus aici? Ce-i asta, Darzel? Uite, mami, frumos, îți place? Uite, mami, ia parcurs și intră, mami. Eu te-am adus la Squid Game! Yeee! Mă, ce Squid Game? O să vă arsele să numai 4 pe aici prin jurul nostru. Ce, Doamne, iartă-mă, Darzel? Unde m-ai adus? Hai, mă, pe bune, așa, mă iei din pat de la mine, Darzel, mă, să stau pe patrule astea. Ce suntem aici? Ce ăsta e spital? Ce e ăsta, Darzel? Nu, mami, suntem la joc cu calamarul, adică o să avem câteva minigame. Și fie înțeleg, câștigătorul la care câștigă mai mult de minigame, o să câștige un milion de ăsta de dolari. Minigame-uri, ce sunt jocuri? Ha, mami, vino, mami. Ce se întâmplă? Ei, mă, Darzel, ce s-a întâmplat, mă, acolo ca și murit, Darzel? Aolea, uite, nici nu s-a făcut ăsta, mamă, Darzel, bă, ce? Doamne, iartă-mă, unde mă duci, Darzel? Că, Doamne, Darzel, ai grijă, trebuie să mergi încet, vino aici, Darzel, trebuie să mergi încet, așa și să intri, să nu te miști! Da, nu, mă! Stai, mă, Darzel, că trebuie să stăm aici cu cooldown, hai acum, hai, vino repede aici să vedem cum e, gata, mă, Darzel, și fii atent că sunt aici 30 de astea, Darzel, păi și ce trebuie să facem aici, Darzel, ce e ăsta, red light, walk forward if the green light, deci, practic, trebuie să merg în față doar dacă este culoarea verde, păi și cum de culoarea verde, ce culoare, apare ceva acolo sau ce se întâmplă? Da! Ok, Darzel, am înțeles, păi și, da, nu știu ce să zic sincer, nu știu ce chestia asta, Darzel, nu știu cu minigame-ul ăsta tale, unde mai atunci duc tu aici, Darzel, nu înțeleg ce e ăsta, Squid Game, dar hai să vedem, poate e ceva mai interesant decât ce mă duceai tu la concurs de construit și... Am înțeles, Darzel, bă, murim din prima, Darzel, stai mă, că era pătrat să fie, uite că acolo deasupra noastră scrie green light, red light, Darzel, asta trebuie să fim noi atinși, acum trebuie să stăm o grămadă de timp, Darzel, că îi mișcăm noi ca fraierii, acum iar trebuie să mai așteptăm 30 de secunde, bă, Darzel, hai să reușim să facem ăsta, fii atent, trebuie ne apare acolo sus, nu trebuie când dispare ăsta, că nu apare din prima, cine știe ce se întâmplă, Darzel, bă, tu mă aduci aici pe mine, ia stai puțin, tu mă aduci pe mine și totul nu știi și trebuie să știu eu, Darzel. Mică fiante, tu ești mai deșteptă și eu sunt mai deșteptă-l. Mai deșteptă, Doamne, Darzel, hai că ești prost rău tău. Darzel, ai grijă, nu te duci în față. Ai grijă, Darzel, nu te duce. Stai aici în spatele liniei, Darzel, pentru că... Fii atent, deasupra o să scrie red light, fii atent. Mă, ce? Ce fraier ești? Darzel, nu, tu mi-ai dat un blatul la comenzi, nu e posibil așa ceva, Darzel, ești nebun, fai. Ha, mă, Darzel, chiar așa-ți bagi joc, mă, hai mă să facem așa pe bune. Dar nu poți! Ești așa de fraier și tu nu poți să faci minigame. Ești o mamă mai pasă decât mine, acum hai să facem... Mă, Darzel, stai puțin, hai mă, lasă-mă cu
e game-ul ăsta al tău? Nu mai vreau, mă, deja te-ai usat acolo. Mă, dar se termină cu toate porcările astea. După ce că stăm 30 de secunde, ți-ți arde de glume să mă omor tu pe mine. Și dar să stăm 30 de secunde. Stai puțin, Darisele, cum adică, cum puteam să mor, dacă eu eram în afara linie, eram înainte, nici nu măcar nu mă mișcasem, era roșu și nu mă mișcasem, dar să n-aș ce să fac acolo, cum vrei să mor? Fii antena, n-ai vrut să-l mișc capul! Da, nu mă mai omoră, am zis, dar termină, nu, dar termină, Darisele, termină! Nu te mai mișca! Păi, dar nici măcar nu știu cum se-mi dă ăla, știi ceva e băguit ăsta, nu mai-mi place, Darisele, hai la altul, că deja mă enervez, Darisele, cu lasă-te de Squid Game. Mamă, lasă-mă în pace cu porcările astea le tale. Acum ce e aici? Ia altă porcărie. O, ce este? Partea distracție. Ce e ăsta? Unde mă duci, dar să le... A, mă, dar să le... Deja... Ce se află aici, mă? Ia, mă, hai că aleg și eu. Nici nu mai știu ce mai e ăsta. Triunghiul ăsta la aleg, Darusele. Ce se întâmplă aici, Darusele? Amă, pe bune, Darusele. Dar tu crezi că e așa frumos, Darusele? Adică, ce? Nu mi se pare nimic. Ia, două secunde. Ia, ce trebuie să faci acum? Ia, uimește-mă. Ce e cu ăsta? Ia, mă, ce am aici, Darusele? What? Ce se întâmplă? Mă, ce se... am înțeles. Hai că am înțeles, ce să mai înțeleg, Darusele, hai că amândoi suntem proști, așa m-am așa fiu, am înțeles, Darusele, hai la, bă, Darusele, fii atent, hai să ne întoarcem, sau nu, hai dăm la a treia, Darusele, dar mă, cred că trebuie să le, dar lasă, că nu suntem noi de asta, trebuie să dăm și noi la unul să ne pricepe, poate găsim unul așa mai pe măsură, noastră, că noi suntem amândoi, doi fraieri, opa, mă, ce e ăsta, Darusele, mă, ce e acolo, what, câte chestii, Darusele, aulă, și ce trebuie să facem noi aici, Darusele, du-te-mi, mă, pe bune, ți-ai bătut joc de tot. Hai, mă, Darusele, să vedem acum, mamă. Dacă nici acum, fii atent, intră în ăla acolo. Așa, gata, și te-a dat pe tine. Unde la gata, mă, hai, mă, să vedem. Hai, mă, ești mecher. Ia să te văd cât de tare ești tu, Darusele. Ia să te văd, că n-ai șanse, n-ai nicio șansă, Darusele. Eu te bat, n-ai nicio șansă asupra mea, Darusele. Chiar o să te bat, uite cât de frumos. Bă, dar de ce nu se duce, mă? Darusele, mă, ce faci? Bă, stai, mami, stai. Și tu, mă, chiar, dar o să-mi dat tare mica mine. O să mor, nu, bine, hai că mă țin. Hai că nu rezolvi nimic, Darusele, aici e slab, n-o să reușești, mai că te-ai mai forțosă decât tine 2000 de ori, Darusele, nu e logic treaba, bă, cum nu, ia uite cât de bine, ia uite, bă, dar ce trebuie să faci, mă, loc, mă, cât de forță e aici, aolo, Darusele, aolo, mamă, nici 2 minute avem, dar cine câștigă, dă-te, unde tot, bă, stai, să că mică frică, cum adică, 6 acum, mă, Darusele, mă, ce se întâmplă mai aici, că deja mă enervez cu astea, unde mai? Și tot! Ok, Darusele, cu prostiile astea tale, lasă, că o să cast acum în plasă, Darusele, așa, te crezi tu, șmecher, te crezi tu mai forțos, de când mai ești, așa, te crezi tu, Darusele, că te crezi tu mare forțos, ha? Bine, am înțeles, ok, așa, hai să-ți arăt eu forțos, cine e un om forțos, hai să-ți arăt eu cine e un om forțos acum, Darusele, hai să-ți arăt eu cine e un om forțos, Darusele, că nu mi se pare normal așa ceva, cum adică m-ai dus așa de aproape, nu-i corect, bă, stai puțin, Darusele, cum adică să mă bați, cum să-i forță mai mare decât mie, bă, cum adică, că-mi dat prima oară, bă, Darusele, cum ai... Easy, bine, mami, fără, nu. Aolo, Darusele, îmi strici urechile, lasă-mă în pace, nu mai vă... Darusele, nu mai, aolo, mamă, nu, sunt cât mai aproape de pierdere, cum, omule, de ce n-ai căzut până acum? Mai sunt 50 de secunde. De ce n-ai căzut? Gata. Acum e momentul să cazi. Acum e momentul să pici, Darusele. E momentul să pici. N-ai nicio șansă supra mea. N-ai nicio șansă. Nicio șansă n-ai, Darusele. Nicio șansă n-ai. Nu mai nicio șansă.
N-ai nicio șansă, atât am zis, 30 de secunde, mamă, au, cât mai e, bă, frate, nu-mi vine să cred așa ceva, ce așa de greu, cum să fie atât de forțos, dar să fii mai forțos, cum n-ai câta să fii la așa forță, cum n-ai câta... Dar cum rezistăm așa unde... Nu mai pot dar să le... Hai că deja mă nervez, și ăsta prostie, asta m-a dus la toate prostiile, dar să le aici să obosesc, eu dar să le vrei să obosesc, să fac și forță aici, ce mă... Aolo, bă, dar să le loc să mă duc la sală, eu stau aici să mă duelesc cu tine, să cădem acolo jos, doamne, dar să le ce mă... Mă duc, lăsă câteva secunde, răsel, aolo, mori, acum, trei, ultima șansă, nu mai... Bine, mami, și vii între, pentru că tu nu mai da... Nu mai e nimic, atât a fost, gata, Larusele, amă, că deja, bă, dar noi chiar așa nu ne pricepem la niciun dăsta, Larusele, la niciun chapter din ăsta, la nicio chestie din asta, nu ne pricepem, aia la 4, ce acum, Larusele, chiar așa, bă, dar chiar nu ne pricepem, atât de fraier, suntem amândoi, mă, și tu și eu, Larusele, ce se întâmplă aici? E scurita din creștere, mă, 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 Trebuie să găsim 10 biluțe de alea. Darcel, nu mai fii așa rău. Ce ai, mamă? Ești o fraieră, te bat, ești și ton, mamico. Trebuie să găsim 10 chestii de alea și nu știu ce trebuie să facem cu ele. Hai să ne uităm acum, deci începem 5, 4, 3, 2, 1. Hai să vedem ce se întâmplă. Mă, Darcel, ne chiar de prost suntem. Mă, ce se întâmplă? Mă, e ceva neregulă la noi sau la hartă, că nu înțeleg. Nu cred că e la noi, Darcel. Hai că suntem noi cum suntem, dar chiar așa, Darcel, hai mă, să vedem acum ce e la chapter 5. Ia să ne uităm. Opa, ce e ăsta, Darcel? Darcel? Super, doamne, bă, la prost ești, copiule. Dar să ce e asta aici? Ia, fii atent. Dar să ce se întâmplă aici? Mă, ce faci? Mamă, ești pe mine, mă, dă înapoi de tot. Mamă, că trebuie să-l termin tu pe ăla. Dar să le-am înțeles care e faza. Dar dacă îmi dau TP, bă, dar să dacă... Ok, deja... Bă, dar să nu reușim să facem și noi o asta singur, bă, pe bune? A, că ești proști și tu, Darusele, bă, dar doi proști suntem, Darusele, la... Lasă mergem! Unde să mergem, Darusele? Hai să dăm la cel, la altul, că nu ne pricepim, bă, dacă sunt și noi unul pe măsura noastră să ne pricepim și noi la el, ia, ce e ăsta, Darusele, ce se întâmplă aici? The first to live will be the champion, mă, ce se întâmplă aici? Ne batem, ce se întâmplă, Darusele? Haniu! Gata, Darcel, termină, copile, termină odată, bă, omule, așteaptă-mă să te înceapă asta, că mă suc eu așa de capitare în aia, de era mai devreme, Darcel. Ok, mă, eu uite un pas pentru tine ca să te culci. Culcă-te tu, Darcel, ce vina, că mă, bă, la somn, ia, ne băgăm la somn, Darcel, bă, nu trebuie să ne băgăm la somn, ia, mă, ce se întâmplă acum, Darcel, al meu ești, Darcel, al meu ești, Darcel, al meu, de fapt, că nu ești băiatul, Darcel, da, ok, Darcel, ce te crezi, Michel, te crezi, Michel, ia, fii atent cum vine după tine, ia, fii atent, Darusele, fii atent că n-ai nicio șansă asupra mea, n-ai nicio șansă, Darusele, ești un slab, n-ai nicio șansă, asta sau, Darusele, tu te crești Michel, te iei la mătăie cu maică ta, asta crezi tu, bă, ce fac mai da cu arcul, bă, am nebunit, nu, Darusele, lasă-mă, nu mai, Darusele, că nu te mai supor, copil, ești mare, ești, te pai cu Darusele, șeful tău 2012, eu sunt Darusele 2012, și eu sunt cele la burger. Bine, mă, ok, Darcel, mă, Darcel, măcar aici l-am descurcat și noi, adică s-a descurcat unul dintre noi, o singură, da, asta, un singur chapter de l-am făcut și noi, da, Darcel, bă, suntem ce mai, aolo, bă, Darcel, păi, dar tu unde ești acum? Eu, blocat! Doamne, Darcel, Darcel, mă, ce se întâmplă, mă, omule, și mai aveam vreo rândă sau ceva, Darcel, că, adică, bă, noi, dacă stau să mă gândesc, n-am reușit niciuna, adică tu ai reușit asta la final, să zicem că a reușit cineva, dar rest am fost amândoi, vai de capul nostru, Darcel. Mai e una, hai! Mai e una, ce e asta? Bă, și ce s-a întâmplat? Darcel, bă! Fii antena, mami, acum este noaptea și trebuie să zic că, mami, eu nu sunt Darcel 2012, eu nu sunt fiul tău, eu sunt, Cine ești, mă, Darcel? Hai, mă, că ai ieșit, intră-mă înapoi, mă, copile, bă, da, prost e copilul ăsta, mă, bune, uitați-vă la ei, așa, bă, ce faci, mă, bă, e prost rumul, ce faci, mă, ăsta, dar ieși și tu, intră așa în continuu, bă, frate, mă, și enervează, bă, bune, hai, Darcel, intră o dată, repede, Darcel, stai, că nu mă bagă, Super Sil! A, că eu mă bag singură, ca prost, bă, ești prost rădător, mă, Darcel, nu te mai înțeleg, mă, copile, așa, și eu ce fac aici, mă bat, bă, Darcel, bă, dar n-ai așa pic de, no. N-ai cu cine să te joci, mă, n-ai cu cine să te joci. Aolo, Darcel, ai, mă, în sfârșit, gata, ai revenit. Mami! Bă, ce, mă? Mami! Aha, aha. Mami! De
noi trebuie să ne batem pe ascuns, vrei să-mi spui tu mie, dar răsel, da? Asta da, mami! Da, dar răsel, după tine sunt, nu mă vezi, eu sunt fix în spatele tău, dar răsel. Fix în spatele! Mami! Nu, dar răsel, nu! Ia, dar răsel, ia, dar răsel, privește de la mine, ia, că nu te mai supăr, copile, ia, 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 fraiere, ia, așa, te crezi să șmecher, dar răsel, în întunere, te crezi să șmecher, dar răsel, te crezi să șmecher, da? Mami, te pus cu Darusel 2012, nu? Hai că ești prost de tot, data mă enervez, dar hai să refacem pe alea pe care trebuia să le refacem, că deja la alea n-am fost, pe măcar la astea cu lupte între noi să putem să facem și noi ceva, pe Ana. Bă, Darusel, hai mă să ne desfurcăm și noi acum, dăm la chapterul 1, Darusel, lasă, nu mai apăsat după altceva, hai să-l facem pe ăsta, Darusel, și hai să-l facem, da, îl facem pe bune, ne desfurcăm data asta, am înțeles ideea, mai suntem... Da, mami, mami, da tu, mami, mami, da tu, că tu ești o fraieră și tu nu știi, și te pus cu Darusel la red light, green light, ei, ei! Ok, Darusel, ce ai făcut aici? Bă, da, ei, ei. Bă, da, prost ești, mă, copii. Bă, dar să-l să facem ceva serios, pe bune. Hai, hai să ne descurcăm, să dacă ne vede cineva, dacă ne registrează ăștia pe undeva pe aici, să vadă lumea că noi suntem o familie chiar pe bune, dar să-l fiate, nu te mișca, nu te mișca, dar să-l stai pe loc, stai pe loc, stai pe loc, nu trebuie să te miști deloc, am înțeles că nici după ce, dar noi nici măcar nu trecut să dă linia aia, dar în fine, și acum, gata, gata, mișcă-te, 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 dar să-l mișcă-te, 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 mișcă, stop, 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 așa. Așa, așa, eu, a, fraiere, muri, dar să le ia atâta, fraiere, să le copile, am înțeles, dar înțeles, bravo, bravo, ce băiat deștept am eu, mare mama, băiat foarte prost, am înțeles, dar înțeles, mi-e cam și rușine, așa, să fiu cu tine, dar mă înțeleg, doar care chestie. Super, sil, la mă cheamă, dar să le vezi că eu o să termin, știi ceva, eu o să termin, o să mai am foarte puțin, dar înțeles, o să termin și tu ai murit, atât de fraiere, deci tu, dar să le, pentru că nu ești ca mama ta, dar să trebuie să mai vezi. Mami, fiate, mami, pa! Fiate, 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 fiate! Gata, l-a făcut, Darusel, hai mă, Darusel, intră înapoi, te oftici, te oftici, am înțeles? Mami, cure, dar cure, mamă, dacă nu am nimic vina mea! Eu am terminat, Darusel, eu mă descurc, mă, Darusel, tu dacă nu te descurci, e vina mea, Darusel, uite-te. Deci, practic, este 2 la 1 acum, că tu le-ai câștigat pe ăla de bătaie, dar pe astea așa nu le câștigi, Darusel, că astea cu minte, tu nu prea ai minte, Darusel, asta e chestia. Acum, hai să ne uităm la astea, Darusel, trebuie să avem grijă să le vedem cum facem astea. Eu o să-mi aleg, nu o să-mi aleg asta, o să-mi aleg cercul acesta, vreau să mi-l aleg de data aceasta, de fapt, da, cercul o să mi-l aleg și o să vedem cum o să fie, Darusel, o să fie ceva, am înțeles, de fapt, cum o să fie treaba aici, că nu înțeles în prima oară, dar trebuie să nu ating prin exterior și trebuie să ating cu ceva rozițe, dar răsele, că ce mă trebuie să știi tu sau tu știi deja, dar răsele, sau? Da! Am văzut ce știi, dar răsele, da, ai murit, nu? Da! Cât de fraier ești, dar răsele, hai mă să vedem. Hai, 3, 2, 1, și hai să deci punem arcul ăsta aici, după luăm ăsta, punem tot așa, punem asta de la arc, cum ar veni, săgeată, foarte frumos, dar răsele, fii atent că o să reușesc, o să reușesc, o să iasă totul foarte bine, am reușit și nu, cred că te să dau din nou, olo, olo, mă, dar răsele, vezi că e mai greu decât pare, e mai greu decât pare, cum te descurci, mamă, dar răsele, cum te descurci, mai mult? Cum ai? Cum gata? Gata, l-am terminat eu! Ai murit, fraiere! Cum adică? Gata! Ai lasă la de gândire, tu n-ai gândire, dar înseamnă, tu nu gândești deloc! Mai gata să o zici! Nu l-ai terminat, dar înseamnă, trebuie să faci de două ori, atât de prost ești, dar înseamnă, că nu-i mâncăm ești! Hai să facem, hai, 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 să vedem, mama, asta nu, dar înseamnă, asta deja l-am făcut, nu mai, nu mai, asta, de fapt nu câștigase nimeni la asta, dar înseamnă, ce se întâmplă cu asta? Nu știu, mami, dar eu zic că o să mor! Deci tu vrei să faci revanșa? Asta vrei tu, Darusel, vrei să faci revanșa cu mine la asta, da? Asta vrei tu să faci cu mine. Bine, Darusel, hai să mergem, du-te în partea ta, eu mă duc aici, Darusel. Hai să vedem revanșa, hai să vedem revanșa, Darusel. Du-te acolo să vedem revanșa. Bă, de data asta trebuie să-l bat, mă. Trebuie să-l bat pe copilul ăsta, deja nu se mai poate, Darusel. Ai intrat înăuntru, gata? Hai să vedem, Darusel. Mamă, iar ești prost, dar să îți bagi joc de tot, da, mă, bă, bune. Nu mai facem pe ăsta, facem altul, gata, că ești prost, rău de tot, copile. Mamă, că ce copil prost am, incredibil așa ceva. N-am mai văzut în viața mea. Și te-ai și mai prost, te-ai și mai prost, uite pe la unul, nu, fraieră. Dar la gândire e degeabă, dar să n-ai deloc. Mamă, dar să-l așteaptă și pe mine, ia să vedem pe care le facem ăsta și ăsta cum era, ce-a murit din prima, ce se întâmplă aici, că nu înțeleg. Nu știu. Mamă, nu, ok, dar înțeleg, dar nici eu nu știu, nu știu ce să faci aici, dar să-l pe bune, ce scrie, aia, mă, că te duci în față și n-am apucat să văd alea, ok, deci stăm și aici pe loc, dar înțeleg, și să vedem ce putem să facem, că ne dă niște chestii și trebuie să îndeplinim niște cerințe cu biluțele alea, dar nu ne-a dat bilele alea și n-am făcut nimic, ia, dacă i-a murit din prima, ce trebuie să faci, nu înțeleg, dai cu îndepoți. Trebuie să dăm aici, mă, dar să le-am înțeles. Mami, mami, dar cât ai? Bă, dar să apasă pe una, apasă pe una sau pe...
Da, deștept. Da, foarte deștept ești, Darusel. Nu mai poți să deșteptățiune, Darusel. Câte mă scurere? 3-3 la total, Darusel, la tot asta. Nu, la 2! Da, dreptate, 3 la 2. Acum să vedem următoarea. La ta ce mai era? După aule, era cu mama, Darusel. Acum, acu-i acum, Darusel. Acum trebuie să ne descurcăm viate în Darusel. Intră înăuntru, Darusel. Vino aici. Acum este chestia aia cu mă mai știi tu cum era? Dă-te uși acolo, dă sarpa alea, Darusel. Ei bine, acum, fii atent. Hai, mă, Darusel, să vedem. 3, 2, 1 și fii atent, Darusel. Hai! Ce dracu s-a întâmplat? Bă, vorbește-mi frumos, copile, Doamne, iartă-mă, dar să hai că m-ai dus la toate porcările, dar să hai, când mai vrei, ce mai vrei să mai stăm aici, că tu nu vezi că nici nu merg asta? Nu, mami, hai să plecăm, mami, eu vreau să plecăm, așa că hai, intră! Băi, unde să intru, mă, dar să ieșim, să ieșim! Mai, ia! Da, te-ai pus cu cine nu trebuie, Darusel. Zici, cine ești mechel acum? Ia spune, Darusel. Stai pe loc, dacă vrei să nu sau nimic. Ia, Darusel, te mai crești mechel acum? Te mai crești mechel? Ia spune. Darusel, mai ești mechel? Spune, Darusel. Darusel, vin după tine. Aha, dar am înțeles, Darusel. Fii atent ce fac eu tu, Darusel. Hai, mă, că s-a luat cu cooldown-ul. Hai, că începe bătălia, pe bune acum. Fii atent cât am eu, Darusel. Eu am o groază, Darusel, și tu n-ai nicio șansă asupra mea. Darusel, tu n-ai nicio șansă că eu le-am mai luat pe alea, Darusel, și mi-au rămas. Bă, cât mai dat tu, mă? Ia, Darusel, te crești, Michelo? Te crești... Tommy. Hai că e prost copilul ăsta, da, uitați-vă unde mă duce Darusel, deci când l-am adus pe Darusel nu era așa băgăit, practic când eram eu costumat ca mine, dar acum, gen când eram eu normal și nu eram transformat în maică-sa, dar acum când vine cu maică-sa e cam prost, că, na, când face Darusel trebuie, ies prost mereu, dacă, na, ați înțeles care e morala, n-aveți încredere în Darusel niciodată. Nu vă puneți baza în el. Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentariu cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.